Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, o altă carte scrisă de William Walker Atkinson, care a folosit pseudonimul Theron Dumont, dar și alte pseudonime. Este o carte care se află printre cele mai citite cărți din... Cele scrise de acesta, și se numește Puterea Concentrării. Este o carte foarte iubită de cei care sunt uh, pasionați de noua gândire. Și dacă și tu simți că te lupți să te concentrezi, și simți ca și cum mintea ta este în mod constant împrăștiată, și se pare că nu reușești să realizezi ceea ce ți-ai propus să faci. E bine, dacă ți-a spune că există o modalitate de a debloca secretele concentrării, sunt se sigură că ai rămâne să asculți această carte în care William Walker Atkinson ne dezvăluie secretele puterii concentrării. Și dacă nu știi cine a fost William Walker Atkinson, ei bine află că a fost un pionier în domeniul autoajutorării și al dezvoltării personale, și el a înțeles puterea imensă a concentrării și și-a dedicat viața pentru a învăța pe alții cum să o valorifice. Atkinson să că concentrarea este cheia succesului în toate domeniile vieții. Fie că dorești să-ți îmbunătățești relațiile, să excelezi în carieră sau să-ți sporești creativitatea, dezvoltarea puterii de concentrare este vitală. Așadar, te invit să asculți uh, cheia pentru a elibera adevăratul potențial cognitiv și să dezlușim împreună secretele lui William Walker Atkinson, îndemnându-te să asculți și celelalte cărți care se află deja pe canal, scrise de acesta, pentru că sunt niște cărți extrem de interesante, care cumva întregesc puzzle-ul cunoașterii. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Vă aștept și pe grupul privat de Facebook îndrăznește să creezi tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici și pe site-ul îndrăznește să com unde găsiți pachete de mentorat, prima carte scrisă de mine. Am un curs pe care abia l-am pus pe site și este la reduceri pentru o scurtă perioadă de timp și dacă aveți probleme cu manifestările, cu anumite tipuri de manifestări, nu ezitați să luați acest material, să-l răsfoiți și să aplicați ceea ce se află în acel curs. Să începem! Puterea concentrării de William Walker Atkinson. Introducere. Știm cu toții că pentru a realiza un anumit lucru trebuie să ne concentrăm. Este de cea mai mare valoare să învățăm cum să ne concentrăm. Pentru a reuși în orice lucru, trebuie să fii capabil să te concentrezi și să-ți concentrezi întreaga gândire asupra ideii pe care o elaborezi. Nu te descuraja dacă la început nu reușești să-ți menții mult timp gândurile pe acest subiect. Sunt foarte puțini cei care pot. Pare un fapt ciudat că este mai ușor să ne concentrăm asupra ceva care nu ne face bine decât asupra ceva benefic. Această tendință este depășită atunci când învățăm să ne concentrăm în mod conștient. Dacă vei practica doar câteva exerciții de concentrare în fiecare zi, vei descoperi că în curând vei dezvolta această minunată putere. Succesul este asigurat atunci când reușești să te concentrezi, pentru că atunci poți folosi în bine toate gândurile constructive și le poți exclude pe cele destructive. Este de cea mai mare valoare să poți gândi doar ceea ce va fi benefic. Te-ai oprit vreodată să te gândești ce rol important joacă gândurile tale, gândurile concentrate în viața ta? Această carte arată efectele lor de mare învergură și a tot cuprinzătoare. Aceste lecții îți vor fi foarte practice. Exercițiile le-am testat temeinic. Ele sunt aranjate astfel încât să observi o îmbunătățire încă de la început, iar acest lucru te va încuraja. Ele indică modalitățile prin care te poți ajuta. Omul este o creatură minunată, dar trebuie să fie antrenat și dezvoltat pentru a fi util. O mare lucrare poate fi îndeplinită de fiecare om dacă acesta poate fi trezit să dea tot ce are mai bun. Dar nici cel mai mare om nu a realiza mare lucru dacă i-ar lipsi concentrarea și efortul. Piticii pot face adesea munca giganților atunci când sunt transformați de puterea aproape magică a unei mari concentrări mentale. Dar giganții vor face munca piticilor doar atunci când le lipsește această putere. Realiză mai multe prin concentrare decât prin aptitudini. Omul care este aparent cel mai potrivit pentru un loc, nu îl ocupă întotdeauna cel mai bine. Omul care se concentrează pe fiecare posibilitate acestuia este cel care face din munca și din viața sa o artă. Toate progresele tale, reale trebuie să provină din efortul tău individual. Acest curs de lecții te va stimula și te va inspira să obții succesul. Te va aduce în perfectă armonie cu legile succesului. Îți va da o stăpânire mai fermă asupra îndatoririlor și responsabilităților tale. Metodele de concentrare a gândurilor prezentate în această lucrare, dacă sunt puse în practică, vor deschide căi interioare care te vor conecta cu legile veșnice ale Ființei și cu fundamentul lor inepuizabil de adevăr neschimbător. Deoarece majoritatea oamenilor sunt foarte diferiți, este imposibil să se dea instrucțiuni care să aibă aceeași valoare pentru toți. Autorul s-a străduit în aceste lecții să trezească în suflet ceea ce poate cartea nu exprimă. Așadar, studiază aceste lecții ca mijloc de trezire și de formare a ceea ce se află în interiorul tău, fie ca toate actele și gândurile tale să aibă intensitatea și puterea concentrării. Pentru a beneficia pe deplin de aceste lecții, ar trebui să citești o pagină, apoi să închizi cartea și să-ți amintești cu atenție ideile sale. Dacă vei face acest lucru, vei cultiva în curând un obicei mental concentrat care îți va permite să citești cu o rapiditate obișnuită și să-ți amintești tot ceea ce citești. Lecția 1. Concentrarea găsește calea. Toată lumea are două naturi. Una vrea să avansăm, iar cealaltă vrea să ne tragă înapoi. Cea pe care o cultivăm și pe care ne concentrăm decide ce suntem la final. Ambele naturi încearcă să obțină controlul. Doar voința decide în acest sens. Un om, printr-un efort suprem al voinței, își poate schimba întreaga carieră și poate realiza aproape miracole. Tu poți fi acel om. Poți fi dacă vrei să fii, pentru că voința poate găsi o cale sau poate crea una. Aș putea să umplu cu ușurință o carte cu cazuri în care oameni care se străduiau să se descurce în mod obișnuit au fost treziți dintr-o dată și, ca și cum s-ar fi trezit din somn, au dezvoltat posibilitățile din ei și din acel moment au devenit persoane diferite. Doar tu poți decide când va veni momentul de cotitură. Este o chestiune de alegere dacă vom permite eului nostru divin să ne controleze sau dacă vom fi controlați de bruta din noi. Niciun om nu trebuie să facă ceva ce nu ar vrea să facă prin urmare el este regizorul vieții sale, dacă vrea să fie. Ceea ce trebuie să facem este rezultatul antrenamentului nostru. Suntem ca chiturile și putem fi controlați în totalitate prin puterea voinței noastre. Obișnuința este o chestiune de dobândire. Îi auzi pe oameni spunând, este un om natural, o moștenire din moș, ceea ce înseamnă că face doar ceea ce făceau părinții lui. Acest lucru se întâmplă destul de des, dar nu există niciun motiv pentru asta, deoarece o persoană se poate rupe de un obicei în momentul în care uh, stăpânește voința. Un om poate să fi fost un bun de nimic toată viața lui până în acest moment, dar din acest moment începe să însemne ceva. Chiar și oamenii în vârstă s-au schimbat brusc și au realizat minuni. Mi-am pierdut ocazia, spune unul. Poate că este adevărat, dar prin puterea voinței putem găsi o cale care să ne aducă o altă oportunitate. Nu este adevărat proverbul care spune că oportunitatea nu bate la ușa noastră decât o dată în viață. Adevărul este că oportunitatea nu ne caută niciodată. Noi trebuie să o căutăm. Ceea ce de obicei se dovedește a fi oportunitatea unui om a fost pierderea altuia. În ziua de azi, creierul unui om se potrivește cu creierul altuia. Adesea, rapiditatea de acțiune a creierului este cea care determină rezultatul. Un om se gândește, o voi face, dar în timp ce el la mână, celălalt merge înainte și face treaba. Amândoi au aceeași oportunitate. Unul dintre ei se va plânge de șansa pierdută, dar aceasta ar trebui să-i dea o lecție și o va face dacă el caută calea care duce la succes. Multe persoane citesc cărți bune, dar spun că nu obțin prea mult bine din ele nu realizează că tot ceea ce poate face orice carte sau orice curs este să le trezească posibilitățile lor, să le stimuleze să-și folosească puterea voinței. Poți să înveți o persoană de acum până în ziua de apoi, dar acea persoană va ști doar ceea ce învață ea însăși. Poți să-l conduci la fântână, dar nu-l poți face să bea. Una dintre cele mai benefice practici pe care le cunosc este aceea de a căuta binele în toți și în toate, pentru că există bine în toate lucrurile. Încurajăm o persoană văzându-i calitățile bune și ne ajutăm și pe noi înșine căutându-le. Câștigăm bunele lor urări, un bun foarte valoros uneori. Primim înapoi ceea ce oferim. Vine un moment în care mai toți avem nevoie de încurajare. Avem nevoie să fim susținuți, Așa că formează-ți obiceiul de a-i încuraja pe alții și vei descoperi că este un tonic minunat atât pentru cei încurajați, cât și pentru tine însuți, căci vei primi înapoi gânduri încurajatoare și înălțătoare. Viața ne oferă posibilitatea de a ne îmbunătăți, dar dacă o facem sau nu depindem decât de aproape trăim de ceea ce se așteaptă de la noi. În prima zi a fiecărei luni, o persoană ar trebui să se așeze și să examineze progresele pe care le-a făcut. Dacă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, ar trebui să descopere motivul și prin eforturi suplimentare să se ridice la nivelul a ceea ce se cere data viitoare. De fiecare dată când rămânem în urmă față de ceea ce ne-am planificat să facem, pierdem exact atât de mult cât timpul respectiv s-a dus pentru totdeauna. Putem găsi un motiv pentru a o face, dar majoritatea scuzelor sunt înlocuitori slabi pentru acțiune. Majoritatea lucrurilor sunt posibile. Sarcina noastră poate fi dificilă, dar cu cât este mai dificilă, cu atât mai mare este răsplata. Lucrurile dificile sunt cele care ne dezvoltă cu adevărat, Orice lucru care necesită doar un efort mic, care utilizează foarte puține dintre facultățile noastre și care produce o recoltă puțină de realizări. Așadar, nu te feri de o sarcină grea, căci realizarea uneia dintre acestea ne va duce adesea mai mult bine decât o duzină de triumfuri mai mici. Știu că orice om care este dispus să plătească prețul poate fi un succes. Prețul nu este în bani, ci în efort. Prima calitate esențială pentru succes este dorința de a face, de a fi ceva sau cineva. Următorul lucru este să înveți cum să-l faci, iar următorul este să-l duci la îndeplinire. Omul care este cel mai capabil să realizeze ceva este cel cu o minte largă. Omul care a dobândit cunoștințe. Care, este adevărat, pot fi străine de acest caz particular, dar care sunt totuși de o anumită valoare în toate cazurile. Așadar, omul care vrea să aibă succes trebuie să fie liberal, trebuie să dobândească toate cunoștințele pe care le poate dobândi, trebuie să fie bine poziționat nu numai într-o ramură a afacerii sale, ci în fiecare parte a acesteia. Un astfel de om atinge succesul. Secretul succesului este să încerci mereu să te perfecționezi indiferent unde te afli sau care este poziția ta. Învață tot ce poți. Nu te uita cât de puțin poți face, ci cât de mult poți face. Un astfel de om va fi mereu solicitat pentru că îi stabilește reputația de a fi un șmecher. Întotdeauna este loc pentru el, deoarece firmele progresiste nu lasă niciodată un escroc să plece de la locul de muncă dacă pot face ceva. Omul care ajunge în vârf este cel curajos, muncitor și niciodată cel timid, nesigur, lent. Un om neexperimentat este rareori pus într o poziție de responsabilitate și putere. Omul ales este unul care a făcut ceva, a obținut rezultate pe o anumită linie sau a preluat conducerea departamentului său. El este plasat acolo datorită reputației sale de a pune vigoare și virilitate în eforturile sale și pentru că a demonstrat anterior că are curaj și determinare. Omul care este ales la momentul crucial nu este de obicei un geniu. El nu are mai mult talent decât alții, dar a învățat că rezultatele pot fi obținute doar printr-un efort concentrat și neobosit că miracolele în afaceri nu se întâmplă pur și simplu. El știe că singurul mod în care se vor întâmpla este să se ține de o propunere și să o ducă la bun sfârșit. Acesta este singurul secret pentru care unii reușesc și alții eșuează. Omul de succes se obișnuiește să vadă lucrurile realizate și se simte întotdeauna sigur de succes. Omul care eșuează se obișnuiește să vadă eșecuri, se așteaptă la ele și le atrage spre el. Sunt de părere că cu o pregătire adecvată orice om poate avea succes. Este cu adevărat păcat că atât de mulți bărbați și femei plini de abilități și talente sunt lăsați să se irosească, ca să spunem așa. Sper că într-o zi să văd un filantrop milionar care să înființeze o școală pentru pregătirea eșecurilor. Sunt sigur că nu și-ar putea folosi banii mai bine. Peste un an, știința psihologiei practice ar putea face minuni pentru el. Ar fi putut avea agenții care să fie în căutarea oamenilor care și-au pierdut controlul asupra lor, care, prin indispoziție, și-au slăbit voința, care, din cauza unei suferințe sau a unei nenorociri, s-au descurajat. La început, tot ce au nevoie este de un mic ajutor pentru a se pune din nou pe picioare, dar de obicei primesc, în schimb, o lovitură în jos. Rezultatul este că puterile lor latente nu se dezvoltă niciodată și atât ei cât și lumea sunt cei care pierd. Am încredere că în viitorul apropiat cineva va lua în considerare oportunitatea de a folosi o parte din milioanele sale pentru a trezi bărbații care au început să se clatine. Tot ce trebuie să li se arate este că există în ei o sursă omnipotentă care este gata să-i ajute cu condiția să se folosească de ea. Mintea lor trebuie doar să fie transformată de la disperare la speranță pentru a-i face să-și recapete stăpânirea. Când un om își pierde controlul, astăzi trebuie să-și câștige răscumpărarea prin propria voință. El va primi puține încurajări sau sfaturi de natură să-l inspire. De obicei, el trebuie să regăsească singur drumul cel bun. El trebuie să înceteze să-și mai risipească energiile și să-și îndrepte atenția spre construirea unei cariere utile. Astăzi trebuie să ne cucerim singuri tendințele de slăbire. Nu te aștepta ca cineva să te ajute. Ia un singur curaj mare, ia-ți rezoluții ferme și hotărăște-te să-ți învingi slăbiciunile și vicile. Într-adevăr, nimeni nu poate face acest lucru pentru tine. Ei te pot încuraja. Asta este tot. Nu mă pot gândi la nimic în afară de lipsa de sănătate care ar trebui să împiedice pe cineva să aibă succes. Nu există niciun alt handicap pe care să nu-l poți depăși. Pentru a depăși un handicap, tot ceea ce trebuie să faci este să folosești mai multă determinare, curaj și voință. Omul cu curaj și voință poate fi sărac astăzi și bogat în câțiva ani. Voința este un bun mai bun decât banii. Voința te va purta peste abisurile eșecului dacă îi dai o șansă. Oamenii care au ajuns în cele mai înalte poziții au trebuit de obicei să obțină victorii împotriva unor mari șanse. Gândește-te la greutățile prin care au trecut mulți dintre inventatorii noștri înainte de a deveni un succes. De obicei, ei au fost foarte mult neînțeleși de rude și prieteni. De foarte multe ori nu au avut cele mai mici necesități ale vieții, dar, prin pură determinare și curaj hotărât, au reușit să existe cumva până când și-au perfecționat invențiile, care ulterior au ajutat foarte mult la îmbunătățirea condiției altora. Toată lumea își dorește cu adevărat să facă ceva dar sunt puțini cei care vor depune efortul necesar pentru a face sacrificiul necesar pentru a obține acest lucru. Există un singur mod de a realiza ceva și acela este de a merge mai departe și de a o face. Un om poate realiza aproape orice în ziua de azi dacă își pune inima să facă acel lucru și nu lasă nimic să intervină în progresul său. Obstacolele sunt depășite rapid de omul care își propune să realizeze dorința inimii sale. Cu cât omul este mai mare, cu atât mai mic pare obstacolul. Cu cât omul este mai mic, cu atât mai mare pare obstacolul. Privește întotdeauna avantajul pe care îl obții prin depășirea obstacolelor, iar acesta îți va da curajul necesar pentru cucerirea lor. Nu te aștepta să-ți fie întotdeauna ușor. Este posibil ca unele părți ale călătoriei să fie dificile. Nu lăsa ca locurile dificile să te scoată din joc. Continuă călătoria. Doar felul în care treci peste furtună arată din ce material ești făcut. Nu sta niciodată să te plângi de locurile dificile, ci gândește-te cât de frumoase au fost porțiunile plăcute. Privește cu încântare câmpiile nete de care se află în fața ta. Nu lăsa ca un eșec să te oprească. Gândește-te la el ca la un simplu incident care trebuie depășit înainte de a-ți atinge obiectivul. Lecția a doua. Mânuirea de sine, puterea de autodirecție a concentrării. Omul, din punct de vedere psihologic și al dezvoltării, nu este ceea ce ar trebui să fie. El nu poate să dă stăpânirea de sine, puterea de autoconducere a concentrării care îi aparține de drept. El nu s-a antrenat într-un mod care să-i promoveze stăpânirea de sine. Orice minte echilibrată posedă facultăți ale căror principale îndatoriri sunt de a proiecta, dirija și concentra operațiunile minții, atât în sens mental cât și în sens fizic. Omul trebuie să învețe să-și controleze nu numai mintea, ci și mișcările corpului. Atunci când facultățile de control autonome sunt într-o stare neantrenată, impulsurile, pasiunile, emoțiile, gândurile, acțiunile și obiceiurile persoanei suferă din cauza lipsei de reglare, iar procedura de concentrare mentală nu este bună, nu pentru că mintea este neapărat slabă în departamentul autonom al facultăților, ci pentru că mintea nu este antrenată corespunzător. Atunci când facultățile de autoreglare nu sunt dezvoltate, impulsurile, poftele, emoțiile și pasiunile au mână liberă să facă ce vor, iar mintea devine impulsivă, agitată, emoțională și neregulată în acțiunile sale. Aceasta este ceea ce face ca concentrarea mentală să fie slabă. Atunci când facultățile de autoconducere sunt slab dezvoltate, persoana nu are întotdeauna puterea de concentrare mentală. Prin urmare, nu poți învăța să te concentrezi până când nu dezvolți tocmai acele puteri care te califică pentru a te putea concentra. Așadar, dacă nu te poți concentra, una dintre următoarele este cauza: deficiența centrilor motori, o minte impulsivă și emoțională sau o minte neantrenată. Ultimul defect poate fi eliminat în curând prin practică sistematică. Este cel mai ușor de corectat. Starea de spirit impulsivă și emoțională poate fi corectată cel mai bine prin reținerea mâniei, a pasiunii și a entuziasmului, a urii, a impulsurilor puternice, a emoțiilor intense, a frământărilor și așa mai departe. Este imposibil să te concentrezi atunci când te afli în oricare dintre aceste stări de excitație. Acestea pot fi diminuate în mod natural prin evitarea alimentelor și băuturilor care au influență de slăbire sau de stimulare a nervilor sau care au tendința de a stârni pasiunile, impulsurile și emoțiile. Este o practică foarte bună să observăm și să ne asociem cu acele persoane care sunt stabile, calme, controlate și conservatoare. Corectarea deficienței centrelor motorii este mai dificilă, deoarece, întrucât cât creierul persoanei este nedezvoltat, îi lipsește voința. Pentru a vindeca acest lucru este nevoie de ceva timp. Persoanele care suferă de această afecțiune pot beneficia citind și studiind cursul meu de mastermind. Uh, mulți au impresia că atunci când intră într-o stare negativă, se concentrează, dar nu este așa. Ei pot medita, deși nu se concentrează. Cei care se află într-o stare negativă o bună parte din timp nu se pot de regulă concentra foarte bine. Ei dezvoltă, în schimb, abstracția minții sau absența minții. Puterea lor de concentrare devine mai slabă și le este greu să se concentreze asupra oricărui lucru. Foarte des își lezează creierul dacă își mențin această stare. Pentru a te putea concentra, trebuie să posezi putere de spirit. Persoana care este slabă la minte nu își poate concentra mintea din cauza lipsei de voință. Mintea care nu se poate concentra asupra unui subiect sau gând special este slabă. De asemenea, mintea care nu se poate retrage de la un subiect sau gând este slabă. Dar persoana care își poate centra mintea asupra oricărei probleme, indiferent care ar fi aceasta, și poate elimina orice impresii nearmonioase, are putere mentală. Concentrarea, prima, ultima și tot timpul, înseamnă tărie a minții. Prin concentrare, o persoană este capabilă să colecteze și să-și mențină energiile mentale și fizice la locul de muncă. O minte concentrată acordă atenție gândurilor, cuvintelor, actelor și planurilor. Persoana care își lasă mintea să hoinărească în voie nu va realiza niciodată mare lucru în lume. Acea persoană își irosește energiile. Dacă lucrezi, gândești, vorbești și acționezi fără țintă și îi permiți creierului să rătăcească de la subiectul tău la domenii străine, nu vei putea să te concentrezi. Te concentrezi în momentul în care spui vreau, pot, vreau. Unele greșeli pe care le fac unii oameni. Dacă îți pierzi timpul citind povești senzaționale sau articole de ziar fără valoare, îți excită facultățile impulsive și emoționale, ceea ce înseamnă că îți slăbești puterea de concentrare. Nu vei fi un inginer liber capabil să pilotezi singur spre succes. Concentrarea minții poate fi dezvoltată numai dacă te privești atent. Toate tipurile de dezvoltare încep cu o atenție atentă. Ar trebui să-ți reglezi fiecare gând și sentiment. Când începi să te urmărești pe tine însuți și propriile tale acte, dar și pe cele ale altor persoane, îți folosești facultățile de autonomie și, pe măsură ce continui să faci acest lucru, îți îmbunătățești facultățile până când, în timp, îți poți dirija fiecare gând, dorință și plan. A fi capabil să-ți focalizezi mintea asupra obiectului în cauză, într-un mod conștient, Duce la concentrare. Numai o minte antrenată poate focaliza. A menține un gând în fața sa până când toate facultățile vor avea timp să analizeze acel gând este concentrare. Persoana care nu-și poate dirija gândurile, dorințele, planurile, hotărârile și studiile nu poate reuși la maxim. Persoana care este impulsivă într-o clipă și calmă în următoarea nu are un control adecvat asupra sa. Ea nu este stăpână pe mintea sa, nici pe gândurile, sentimentele și dorințele sale. O astfel de persoană nu poate fi un om de succes. Atunci când devine iritat, îi irită pe ceilalți și strică toate șansele celor interesați de a da tot ce au mai bun. Dar persoana care își poate dirija energiile și le poate ține la lucru într-un mod concentrat, își controlează fiecare lucrare și acțiune și astfel capătă puterea de a-i controla pe ceilalți. El poate face ca fiecare mișcare a sa să servească unui scop util și fiecare gând să aibă un scop nobil. În zilele noastre, omul care se enervează și devine iritabil ar trebui să fie privit ca o persoană dezirabilă. Persoana de bună creștere vorbește acum cu lentoare și deliberare. El cultivă din ce în ce mai mult o atitudine odihnitoare este atent în mod conștient și -ți ține mintea la un singur lucru la un moment dat, el exclude orice altceva. Când vorbești cu cineva, acordă-i singura și întreaga atenție. Nu-ți lăsa atenția să rătăcească sau să fie deturnată. Nu acorda atenție la nimic altceva, ci fă voința și intelectul să acționeze la unison. Începe dimineața și vezi cât de bine te poți menține toată ziua. În anumite momente, fă un inventar al acțiunilor tale din timpul zilei și vezi dacă ți-ai păstrat determinarea, dacă nu ai grijă să o faci mâine. Cu cât ești mai plin de sine, cu atât de mai bună va fi concentrarea ta. Nu te grăbi niciodată prea tare și nu uita, cu cât îți îmbunătățești mai mult concentrarea, cu atât de mai mari sunt posibilitățile tale. Concentrarea înseamnă succes pentru că ești mai capabil să te guvernezi mai bine și să-ți centrezi mintea, devii mai serios în ceea ce faci și acest lucru îți sporește aproape invariabil șansele de reușită. Atunci când vorbești cu o persoană, gândește-te la propriile planuri, concentrează-ți forțele asupra scopului despre care vorbești. Urmărește fiecare mișcare a acestuia, dar păstrează-ți propriile planuri înaintea ta. Dacă nu faci acest lucru, îți vei irosi energia și nu vei realiza atât de mult pe cât ar trebui. Vreau să te uiți la următoarea persoană pe care o vezi și care are reputația de a fi un caracter puternic, un om de forță. Privește și vezi ce control perfect are asupra corpului său. Apoi vreau să privești o persoană obișnuită. Observă cum își mișcă ochii, brațele, degetele. Observă cheltuiala inutilă de energie. Toate aceste mișcări descompun celulele vitale și diminuează puterea persoanei în direcțiile vitale și nervoase. Este la fel de important pentru tine să-ți conservi forțele nervoase ca și forțele vitale. Ca un exemplu, vedem un motor care merge foarte lin pe șine. Cineva deschide toate supapele și trenul se oprește. La fel se întâmplă și cu tine. Dacă vrei să folosești întreaga cantitate de abur, trebuie să-ți închizi supapele și să-ți îndrepti puterea de generare a aburului mental spre un capăt. Centrează-ți mintea pe un singur scop, un singur plan, o singură tranzacție. Nimic nu consumă forța nervoasă atât de repede ca emoția. De aceea o persoană irascibilă nu este niciodată magnetică, nu este niciodată admirată sau iubită. Nu dezvoltă acele calități mai fine pe care le posedă un adevărat gentleman. Mânia, sarcasmul și excitația slăbesc o persoană în această direcție. Persoana care își permite să se entuziasmeze va deveni nervoasă în timp pentru că își consumă forțele nervoase și energiile vitale. Persoana care nu se poate controla și nu se poate abține să nu se emoționeze, nu se poate concentra. Atunci când mintea se poate concentra în mod corespunzător, toată energia fiecarei celule microscopice este direcționată către un singur canal și atunci este generată o influență personală puternică. Fiecare persoană posedă multe milioane de mici celule tremurânde, iar fiecare dintre acestea are un centru în care se înmagazinează și se generează viață și energie. Dacă această energie nu este irosită, ci conservată și controlată, această persoană este influentă, dar când este invers, nu este influentă sau de succes. La fel cum este imposibil ca o locomotivă cu abur să funcționeze cu toate supapele deschise, la fel este imposibil să ți risipești energia și să alergi la viteza maximă. Fiecare neuron din straturile cenușii ale creierului este un centru psihic de gândire și de acțiune, fiecare dintre ei pulsează o forță inteligentă de un anumit fel. Iar atunci când această forță, gândurile și mișcările tale sunt ținute în frâu de o minte conservatoare, sistematică și concentrată, rezultatul va fi magnetismul, vitalitatea și sănătatea. Mușchii, oasele, ligamentele, picioarele, mâinile și nervii sunt agenți de îndeplinire a mandatelor minții. Singurul scop al facultăților volitive este de a pune în mișcare mecanismul fizic, pe măsură ce energia călătorește de-a lungul firelor nervilor și mușchilor. Tocmai din acest motiv, dacă arunci un control voluntar asupra acestor mesaje, impulsuri, gânduri, emoții, mișcări fizice și asupra acestor instrumente fizice, îți dezvolți facultățile de autocontrol și, în măsura în care reușești aici, proporțional, îți vei dezvolta puterea de concentrare. Orice exercițiu sau lucrare care excită mintea, stimulează simțurile, cheamă emoțiile și poftele în acțiune, derutează, îngrozește sau emoționează, slăbește puterea de concentrare. Iată de ce orice fel de excitare este rea. Acesta este motivul pentru care persoanele care consumă băuturi tari, care își permit să intre în criză de furie, care se bat, care mănâncă alimente stimulante, care cântă și dansează și își dezvoltă astfel emoțiile, care sunt bruște, vehemente și emotive, nu au puterea de concentrare, dar cei ale căror acțiuni sunt mai lente și dirijate de inteligența lor dezvoltă concentrarea. Uneori persoanele dogmatice, volitive, excitabile se pot concentra, dar este vorba de o concentrare spasmodică, neregulată, în loc de o concentrare controlată și uniformă. Energia lor funcționează prin vrăj, uneori au din belșug, alteori foarte puțină, este ușor de excitat, ușor de irosit. Cel mai bun mod de a o înțelege este să o comparăm cu descărcarea unei arme de foc. Dacă arma se descarcă atunci când dorești, ea îndeplinește scopul, dar dacă se declanșează înainte de a fi pregătit, nu numai că vei irosi muniție, dar este posibil să producă și pagube. Este exact ceea ce fac majoritatea persoanelor. Își lasă energia să explodeze, astfel nu numai că o irosesc, dar îi pun și pe alții în pericol. Își irosesc puterea, magnetismul și astfel își prejudiciază șansele de succes. Astfel de persoane nu sunt niciodată bine văzute și nu vor fi niciodată până când nu își vor dobândi controlul asupra lor. Va fi necesar ca ei să practice multe tipuri diferite de exerciții de concentrare și să le mențină o perioadă de timp. Trebuie să-și depășească complet gândurile bruște și neregulate și să-și regleze emoțiile și mișcările. Ei trebuie de dimineață până seara să-și antreneze mintea, să fie constantă, să-și dirigeze și să-și mențină energiile la lucru. Zona inferioară a creierului este depozitul de energie. Majoritatea persoanelor au toată energia dinamică de care au nevoie dacă ar vrea să o concentreze. Au mașina, dar trebuie să aibă și inginerul, altfel nu vor ajunge prea departe. Inginerul este puterea care se autoreglează, care dirigează. Persoana care nu-și dezvoltă calitățile inginerești nu va realiza mare lucru în viață. Un bun inginer își controlează fiecare act. Toată munca ajută la dezvoltare. Prin ceea ce faci, fie avansezi, fie degenerezi. Aceasta este o idee bună de ținut în mereu în minte. Atunci când nu e sigur dacă ar trebui să faci ceva sau nu, gândește-te doar dacă, făcând acel lucru, vei crește sau vei scădea și acționează în consecință. Cred cu tărie în muncește, când muncești și joacă-te când te joci. Atunci când te abandonezi plăcerii, poți dezvolta concentrarea gândindu-te doar la plăcere. Când mintea ta se concentrează asupra iubirii, nu te gândi la nimic altceva decât la aceasta și vei descoperi că poți dezvolta o iubire mai intensă decât ai avut-o vreodată atunci când îți concentrezi mintea asupra sinelui tău real sau asupra ta și a posibilităților sale minunate, dezvolți concentrarea și o părere mai bună despre tine însuți. Făcând acest lucru în mod sistematic, dezvolți multă putere, pentru că nu poți fi sistematic fără să te concentrezi asupra ceea ce faci. Atunci când ești la țară și inspiri aerul proaspăt, studiind vegetația, copacii și așa mai departe, te concentrezi. Când vezi că ești la locul de muncă la o anumită oră în fiecare dimineață, îți dezvolți obișnuința și devii sistematic. Dacă îți formezi obiceiul de a fi punctual într-o dimineață, puțin mai târziu în dimineața următoare și tot mai târziu în dimineața următoare, nu îți dezvolți concentrarea, dar ori de câte ori îți fixezi mintea asupra unui anumit gând și îți menții atenția asupra lui la intervale succesive, îți dezvolți concentrarea. Dacă te concentrezi asupra unui obiect ales, îți centralizezi atenția, la fel cum obiectivul aparatului foto se centralizează asupra unui anumit peisaj. Prin urmare, mențineți întotdeauna mintea asupra ceea ce faci, indiferent despre ce este vorba. Supraveghează-te cu atenție, pentru că dacă nu o faci, îmbunătățirea ta va fi foarte lentă. Exersează respirația lungă și profundă, nu doar pentru îmbunătățirea sănătății, deși nu este puțin lucru, ci și pentru a dezvolta mai multă putere, mai multă iubire, mai multă viață. Toată munca ajută la dezvoltare. Poate ți se pare o prostie să încerci să-ți dezvolți concentrarea prin exerciții musculare, dar nu trebuie să uiți că mintea este asociată cu mușchii și nervii. Atunci când îți stabilizezi nervii și mușchii, îți stabilizezi și mintea, dar dacă lași nervii să se strice, mintea ta va deveni neregulată și nu vei mai poseda puterea de orientare, care cu alte cuvinte este concentrarea. Prin urmare, înțelege cât de importante sunt exercițiile care stabilizează nervii și mușchii în dezvoltarea concentrării. Toată lumea primește în permanență impulsuri care trebuie dirijate și controlate pentru a duce o viață de succes. Acesta este motivul pentru care o persoană trebuie să-și controleze mișcările ochilor, picioarelor, degetelor. Acesta este un alt motiv pentru care este important să-și controleze respirația. Expirațiile lente, profunde și prelungite au o valoare minunată. Ele stabilizează circulația, stabilizează acțiunea inimii, a mușchilor și a nervilor minții. Dacă inima zvâgnește, circulația nu este regulată, iar când acțiunea plămânilor este inegală, mintea devine instabilă și nu este potrivită pentru concentrare. Iată de ce respirația controlată este foarte importantă. Ca bază pentru sănătatea fizică. Nu trebuie să-ți concentrezi doar mintea, ci și acțiunea ochilor, a urechilor și a degetelor. Fiecare dintre acestea conține minți în miniatură, care sunt controlate de către maestrul inginer. Îți vei dezvolta mult mai repede uh, practica dacă vei realiza temeinic acest lucru. Dacă te-ai asociat vreodată cu oameni mari sau le-ai citit biografiile, vei descoperi că de obicei îi lasă pe ceilalți să vorbească. Este mult mai ușor să vorbești decât să asculți. Nu există un exercițiu mai bun pentru concentrare decât să fii atent când cineva vorbește. Pe lângă faptul că înveți din ceea ce au despus, îți poți dezvolta atât concentrarea mentală cât și cea fizică. Când în mâna cuiva, gândește-te că mâna ta conține sute de minți individuale, fiecare având o inteligență proprie. Atunci când pui acest sentiment în strângerea de mână, aceasta arată personalitate. Atunci când strângi mâna într-un mod apatic, denotă timiditate, lipsă de forță și puterea personalității. Când strângerea de mână este foarte slabă și rigidă, persoana respectivă are puțină dragoste în natura sa, nu are pasiune și nici magnetism. Când strângerea de mână este exact opusă, vei constata că și natura este la fel. Persoana lipsită de iubire este nemagnetică și arată că este prin strângerea de mână nemagnetică. Când două suflete dezvoltate își dau mâna, strângerea lor nu este niciodată ușoară. Există un fior care trece prin amândoi și atunci când cei doi curenți se întâlnesc, iubirea trezește curenții opuși ai naturii pozitive și negative. Când nu există iubire, viața își pierde farmecul. Mâna arată rapid când dragostea este stârnită. Iată de ce ar trebui să studiezi arta strângerii de mână și să-ți dezvolți afecțiunea socială. O persoană care își iubește semenii reflectă iubirea, dar o persoană care urăște reflectă ura. Persoana cu o natură rea, cu o dispoziție plină de ură, cu gânduri și sentimente rele. Este capricioasă, ciudată. Când îți permiți să devii iritabil, urmărește cum respiri și vei învăța o lecție valoroasă. Privește cum respiri atunci când ești fericit. Privește cum respiri atunci când nu trești ură. Privește cum respiri atunci când te simți îndrăgosti de întreaga lume și când emoțiile nobile te emoționează. Atunci când ești plin de gânduri bune, respire o cantitate abundentă de oxigen în plămâni și dragostea îți umple sufletul. Iubirea dezvoltă o persoană din punct de vedere fizic, mental și social. Respira adânc atunci când ești fericit și vei căpăta viață și putere. Îți vei stabiliza mintea și îți vei dezvolta puterea de concentrare, devenind magnetic și puternic. Dacă vrei să obții mai mult de la viață, trebuie să te gândești mai mult la iubire. Dacă nu ai o afecțiune reală pentru ceva, nu ai nici sentiment, nici dulceață, nici magnetism. Așadar, trezește-ți prin voința ta afecțiunea iubirii și intră într-o viață mai plină. Mâna iubirii magnetizează întotdeauna. Dar trebuie să fie constantă și controlată. Iubirea poate fi concentrată în strângerea mâinii, iar aceasta este una dintre cele mai bune modalități de a influența o altă persoană. Data viitoare când simți că devii iritabil, folosește voința și ai răbdare. Acesta este un exercițiu foarte bun de autocontrol. Te va ajuta să-ți păstrezi răbdarea dacă vei respira încet și profund. Dacă îți dai seama că încep să vorbești repede, controlează-te și vorbește încet și clar. Evită să ridici sau să cobor vocea și concentrează-te pe faptul că ești hotărât să-ți păstrezi echilibrul și îți vei îmbunătăți puterea de concentrare. Când întâlnești oameni importanți, adoptă o atitudine liniștită în fața lor. Fă acest lucru tot timpul. Fi atent atât la ei cât și la tine. Exercițiile statice dezvoltă facultățile motrice și sporesc puterea de concentrare. Dacă simți că devii iritabil, nervos sau slab, stai drept în picioare, cu piept în sus și inspira adânc, și vei vedea că iritabilitatea ta va dispărea și un calm tăcut va trece peste tine. Dacă ai obiceiul de a te asocia cu oameni nervoși și irascibili, renunță la acest obicei până când îți vei întări puterea de concentrare, deoarece oamenii irascibili, furioși, nervoși, dogmatici și dezagreabili vor slăbi puterea de rezistență pe care o ai. Orice exercițiu care îți oferă un control mai bun al urechilor, degetelor, ochilor, picioarelor, te ajută să-ți stabilizezi mintea. Când ochiul este stabil, mintea este stabilă. Una dintre cele mai bune modalități de a studia o persoană este să-i urmărești mișcările fizice, căci atunci când îi studiem acțiunile, îi studiem mintea. Pentru că acțiunile sunt expresia ale minții. Așa cum este mintea, așa este și acțiunea. Dacă este neliniștită, neregulată, instabilă, acțiunile sale sunt la fel. Când este liniștită, mintea este liniștită. Concentrarea înseamnă controlul minții și al corpului. Nu poți asigura controlul asupra uneia dintre ele fără cealaltă. Mulți oameni care par lipsiți de ambiție au o minte leneșă. Sunt statornici, răbdători și se pare că au un control bun, dar asta nu înseamnă că sunt capabili să se concentreze. Acești oameni sunt indolenți, inactivi, lenți și apatici pentru că le lipsește energia. Ei nu-și pierd controlul pentru că au puțină forță de control. Ei nu au temperament și, prin urmare, acesta nu îi poate tulbura. Acțiunile lor sunt constante deoarece posedă puțină energie. Persoana naturală este puternică din punct de vedere intern, energică, dar energia, forța și tăria, gândurile și mișcările sale fizice sunt bine controlate. Dacă o persoană nu are energie, atât mentală cât și fizică, trebuie să o dezvolte. Dacă are energie pe care nu o poate direcționa și menține la un punct, trebuie să învețe să facă acest lucru. Un om poate fi foarte capabil, dar dacă nu vrea să-și controleze abilitățile, acestea nu-i vor fi de niciun folos. Auzim atât de multe discuții despre beneficiile culturii fizice, dar adevăratul beneficiu al acesteia este pierdut din vedere. Nu există nimic care să țină în funcțiune facultățile într-un mod susținut și continuu, așa cum o fac exercițiile statice. Pentru că, așa cum am mai spus, atunci când înveți să controlezi corpul, dovândești controlul asupra minții. Lecția numărul 3. Cum să obții ceea ce dorești prin concentrare? O persoană ignorantă poate spune cum poți obține ceva doar dorindu-l. Eu spun că prin concentrare poți obține orice îți dorești, orice dorință poate fi satisfăcută, dar dacă este sau nu, va depinde de faptul că te concentrezi pentru ca acea dorință să fie îndeplinită. Simpla dorință nu va aduce ceva. Să ai ceva arată o slăbiciune și nu credința că îl vei obține cu adevărat. Așadar, nu te limita niciodată la a-ți dori, deoarece nu trăim într-o epocă a zânelor. Folosești la fel de multă forță cerebrală în închipuiri de șarte ca atunci când te gândești la ceva care merită. Fii atent la dorințele tale, faci o imagine mentală a ceea ce-ți dorești și fixează-ți voința pe acest lucru până când se materializează. Nu te lăsa niciodată să plutești în derivă fără cârmă. Știi ce vrei să faci și străduiește-te din toate puterile să o faci și vei reuși. Simți că poți realiza tot ceea ce întreprinzi. Mulți se angajează să facă lucruri, dar simt că atunci când încep vor eșua și de obicei așa se întâmplă. Voi da o ilustrație. Un om se duce la un magazin pentru un articol. Vânzătorul îi spune, îmi pare rău, nu-l avem. Dar omul este foarte hotărât să facă rost de acel lucru, așadar întreabă dacă nu știe de unde îl poate lua. Primind din nou un răspuns nesatisfăcător, cumpărătorul hotărât îl consultă pe manager și în cele din urmă află de unde poate fi cumpărat articolul respectiv. Acesta este întregul secret al concentrării pentru a obține ceea ce-ți dorești. Și nu uita, sufletul tău este un centru al întregii puteri și poți realiza ceea ce dorești voi găsi o cale sau voi face una, este spiritul care învinge. Cunosc un om care este acum șeful unei mari bănci. A început acolo ca mesager. Tatăl său a pus să-i se facă un nasture cu un P și i l-a pus pe haină. I-a spus, fiule, acel P este un memento că într-o zi vei fi președintele băncii tale. Vreau să păstrezi acest gând în minte. În fiecare zi fă ceva care te va apropia de obiectivul tău. În fiecare seară, după cină, le întreba, fiule, ce ai făcut astăzi? În acest fel, gândul era mereu păstrat în minte. El s-a concentrat să devină președintele acelei bănci și a reușit. Tatăl său i-a spus să nu spună niciodată nimănui ce reprezintă acel P. Asociații se au făcut multă glumă pe seama acestui lucru și au încercat să afle ce reprezintă, dar nu au reușit până când el a fost numit președinte și atunci a spus secretul. Nu-ți puterile mentale în dorințe, nu-ți risipi energiile încercând să satisfaci orice capriciu, concentrează-te pe a face ceva cu adevărat valoros. Omul care se ține de ceva nu este omul care eșuează. Puterea celui care exercită puterea, spunea Emerson. Succesul în zilele noastre depinde în mare măsură de concentrarea asupra legii interioare a forței, pentru că atunci când faci acest lucru, trezești acele puteri sau forțe ale gândului care atunci când sunt folosite în afaceri asigură rezultate permanente. Până când nu ești capabil să faci acest lucru, nu ți-ai atins limita în utilizarea forțelor. Acest mare univers este întrețesut de miriade de forțe. Tu îți faci propriul loc, iar dacă este important sau nu depinde de tine, prin legea indestructibilă și necuprinsă, poți realiza în timp toate lucrurile corecte și, prin urmare, nu te teme să întreprinzi tot ceea ce îți dorești cu adevărat să realizezi și ești dispus să plătești cu efort. Tot ceea ce este corect este posibil. Ceea ce este necesar va avea loc în mod inevitabil. Dacă ceva este corect, este de datoria ta să faci acel lucru, chiar dacă întreaga lume crede că este greșit. Dumnezeu și unul sunt întotdeauna o majoritate, sau, în cuvinte simple, acea lege interioară omnipotentă care este Dumnezeu, iar organismul care te reprezintă este capabil să cucerească întreaga lume dacă cauza ta este absolut dreaptă. Nu spune că mi-aș dori să fiu un mare om. Poți face tot ceea ce este corect și vrei să faci. Spune doar poți, vrei, trebuie. Doar realizează acest lucru și restul este ușor. Ai facultățile și forțele latente pentru a supune tot ceea ce încearcă să interfereze cu planurile tale. Lasă-ți problemele și responsabilitățile vieții să vină cu vârf și îndesat. Sunt gata pentru acestea. Sufletul meu este necuprins. Eu reprezint legislația infinită a forței sau a tuturor puterilor. Acest Dumnezeu, în aceasta, este toată forța mea suficientă și ajutorul prezent întotdeauna în timp de problemă. Cu cât mai multe dificultăți, cu atât mai mari sunt victoriile sale prin mine. Cu cât sunt mai grele încercările mele, cu atât mai repede avansez în dezvoltarea forței mele inerente. Lasă-i pe toți ceilalți să mă dezamăgească. Această încredere interioară este suficientă. Dreapta trebuie să prevaleze. Eu cer înțelepciune și putere pentru a cunoaște și urma dreapta. Sinele meu superior este tot înțelept. Eu acum mă apropii de el. Lecția numărul 4. Concentrarea, forța tăcută care produce rezultate în toate afacerile. Vreau ca mai întâi să-ți dai seama cât de puternic este gândul. Un gând de frică a făcut capărul unei persoane să încărunțească într-o noapte. Unui prizonier condamnat la moarte i s-a spus că dacă va consimți la un experiment și va trăi până la capăt, va fi eliberat. El a consimțit. Au vrut să vadă cât sânge poate pierde o persoană și să trăiască în continuare. Au aranjat ca sângele să curgă aparent dintr-o tăietură făcută în picior. Tăietura făcută a fost foarte ușoară din care practic nu a scăpat sânge. Camera era întunecată, iar prizonierul a crezut că picăturile pe care le auzea proveneau cu adevărat din piciorul său. A doua zi, dimineață, era mort din cauza fricii mentale. Cele două ilustrații de mai sus îți vor da o mică idee despre puterea gândului. Să realizezi în profunzime puterea gândului valorează foarte mult pentru tine. Prin puterea concentrată a gândurilor poți să te transformi în orice vrei. Prin gândireți poți crește foarte mult eficiența și puterea. Ești înconjurat de tot felul de gânduri, unele bune, altele rele și cu siguranță vei absolvi o parte din acestea din urmă dacă nu-ți construiești o atitudine mentală pozitivă. Dacă vei studia stările inutile de anxietate, îngrijorare, deznădejde, descurajare și altele care sunt rezultatul gândurilor necontrolate, vei realiza cât de important este controlul gândurilor tale. Gândurile tale te fac ceea ce ești. Când mă plim pe stradă și studiez fețele diferiților oameni, îmi pot da seama cum și-au petrecut viața. Totul se vede pe fețele lor, așa cum o oglindă le reflectă chipul fizic. Privind în acele chipuri, nu pot să nu mă gândesc cu majoritatea oamenilor pe care îi vezi și-au irosit viața. Înțelegerea puterii gândului va trezi în tine posibilități la care nu ai visat niciodată. Nu uita niciodată că gândurile tale îți creează mediul, prietenii și pe măsură ce gândurile tale se schimbă, se vor schimba și acestea. Nu este aceasta o lecție practică de învățat? Gândurile bune sunt constructive, gândurile rele sunt destructive. Dorința de a face bine le poartă cu ea o mare putere. Vreau să realizez temeinic importanța gândurilor tale și cum să le faci valoroase, să înțelegi că gândurile tale vin la tine prin fire invizibile și te influențează. Dacă gândurile tale sunt de o natură înaltă, te conectezi cu oameni de același calibru mental și ești capabil să te ajuți pe tine însuți. Dacă gândurile tale sunt înșelătoare, vei aduce în relația cu tine oamenii înșelători care vor încerca să te înșele. Dacă gândurile tale sunt bune, vei inspira încredere celor cu care ai de-a face. Pe măsură ce câștigi bunăvoința celorlalți, încrederea și puterea ta vor crește. În curând vei învăța minunata valoare a gândurilor tale și cât de senin poți deveni, uh, de senin poți deveni chiar și atunci când circumstanțele sunt cele mai solicitante. Astfel de gânduri de dreptate și bunătate îți vor aduce uh, sufletul în armonie cu oamenii care contează în lume și care sunt capabili să te ajute dacă ai nevoie, așa cum aproape toată lumea are nevoie uneori. Acum poți vedea de ce este atât de important să-ți concentrezi gândurile în canalele potrivite. Este foarte necesar ca oamenii să aibă încredere în tine. Atunci când doi oameni se întâlnesc, ei nu au timp să se caute reciproc. Ei se acceptă unii pe alții în funcție de instinctul pe care se pot baza de obicei. Întâlnești o persoană, iar atitudinea sa îți creează o suspiciune. Sunt șanse să nu poți spune de ce, dar ceva îți spune. Nu te pune cu el, căci dacă o faci, îți va părea rău. Gândurile produc acțiuni. Prin urmare, fii atent la gândurile tale. Viața ta va fi modelată de gândurile pe care le ai. O putere spirituală este întotdeauna la dispoziția gândului tău, iar atunci când ești vrednic, poți atrage toate lucrurile bune fără un mare efort din partea ta. Razele soarelui luminează grădinile noastre, dar putem planta copaci care se interfereze cu lumina soarelui. Există forțe invizibile gata să te ajute dacă nu te gândești și nu acționezi pentru a le intercepta. Aceste forțe lucrează în tăcere, cu legi ceea ce ai semănat. Ai concentrate în tine puteri care, dacă sunt dezvoltate, îți vor aduce o fericire mai mare decât îți poți imagina. Cei mai mulți oameni trec grăbiți prin viață, alungând la propriu chiar lucrurile pe care le caută. Prin concentrare îți poți revoluționa viața, poți realiza infinit mai mult și fără un efort deosebit. Privește în interiorul tău și vei găsi cea mai mare mașină făcută vreodată. Cum să vorbești cu înțelepciune? Pentru a vorbi cu înțelepciune, trebuie să te asiguri cel puțin de o concentrare parțială a facultăților și forțelor asupra subiectului în cauză. Vorbirea interferează cu puterile de focalizare ale minții, deoarece retrage atenția către exterior și prin urmare este greu de comparat cu acea liniște profundă a subconștientului, unde evoluează gândurile profunde și forțele tăcute de mare putere. Este necesar să fi tăcut înainte de a putea vorbi cu înțelepciune. Persoana care este cu adevărat alertă și bine pregătită și capabilă să vorbească cu înțelepciune în circunstanțe dificile este cea care a exersat în tăcere. Majoritatea oamenilor nu știu ce este tăcerea, și cred că este ușor să intri în tăcere, dar nu este așa. În adevărata tăcere ne atașăm de acea lege interioară, iar forțele devin tăcute pentru că se află într-o stare de mare potență sau dincolo de sunetele vibratorii la care urechile noastre externe sunt acordate. Cel care dorește să devină mai presus de obișnuit ar trebui să-și deschidă pentru sine canalele interioare care dublă legea absolută a tot puternicului. Nu se poate face acest lucru decât practicând cu perseverență și inteligență concentrarea gândurilor. Menține gândul în liniște, voi permite uh, să am control complet, voi fi sincer cu sinele meu superior, voi trăi adevărat cu concepția mea uh, care mi este de drept. Îmi dau seama că este în interesul meu personal să trăiesc până la ce e mai bun pentru mine. Eu cer înțelepciune astfel încât să pot acționa cu înțelepciune pentru mine și pentru ceilalți. În capitolul următor îți voi vorbi despre legea misterioasă care leagă întreaga omenire prin puterea gândirii cooperative și care ne alege tovară și prieteni. Capitolul 5. Modul în care gândirea concentrată leagă întreaga umanitate. Îți stă în putere să-ți satisfaci orice dorință. Succesul este rezultatul modului în care gândești îți voi arăta cum să gândești pentru a avea succes. Puterea de a conduce și de a atrage succesul se află în tine însuți. Barierele care ți se închid sunt supuse controlului tău. Ai puterea nelimitată de a gândi și aceasta este legătura care te conectează cu sursa ta omniscientă. Succesul este rezultatul anumitor stări de spirit sau moduri de gândire. Aceste stări de spirit pot fi controlate de tine și pot fi produse în voie. Ai evoluat de la un atom umil la ceea ce ești pentru că ai avut puterea de a gândi. Această putere nu te va părăsi niciodată, ci te va îndemna în continuare până când vei atinge perfecțiunea. Pe măsură ce evoluezi, îți creezi noi dorințe, iar acestea pot fi satisfăcute. Puterea de a conduce se află în tine. Barierele care te împiedică să conduci se află de asemenea în tine. Acestea sunt barierele ignoranței. Gândirea concentrată va obține rezultate aparent imposibile și te va face să îți realizezi cele mai mari ambiții. În același timp în care dobor barierele limitării, se vor trezi noi ambiții. Începe să experimentezi construcțiile gândirii conștiente. Dacă îți vei da seama că prin concentrare profundă de vii legat de gândurile de omnipotență, vei elimina complet credința în limitele tale și în același timp vei alunga toată frica și alte forțe negative și destructive care lucrează constant împotriva ta, în locul acestora vei construi o puternică asigurare că orice întreprindere a ta va avea succes. Când înveți astfel cum să te concentrezi și să-ți întărești gândirea, îți controlezi creațiile mentale. Acestea, la rândul lor, te ajută să-ți modelezi mediul fizic și să devii stăpânul circumstanțelor și conducătorul regatului tău. Este la fel de ușor să-ți înconjori viața cu ceea ce-ți dorești ca și cu ceea ce nu-ți dorești. Este o chestiune care trebuie decisă prin voința ta. Nu există ziduri care să te împiedice să obții ceea ce dorești, cu condiția să dorești ceea ce este corect. Dacă alegi ceva care nu este corect, te opui planurilor omnipotente ale Universului și meriți să eșuezi. Dar dacă îți vei baza dorințele pe dreptate și bunăvoință, te folosești de puterile ajutătoare ale curenților universali și, în loc să ai un handicap împotriva căruia să lucrezi, te poți baza pe succesul final, chiar dacă aparențele exterioare nu sunt la în început strălucitoare. Nu te opri niciodată să te gândești la aparențele temporare, ci păstrează o credință neclintită în succesul tău final. Făți planurile cu atenție și ai grijă ca ele să nu fie contrare valurilor justiției universale. Principalul lucru de care trebuie să-ți amintești este să ții la distanță forțele distructive și opuse ale fricii și mâniei și ale sateliților lor. Nu există putere mai mare decât credința care vine din cunoașterea faptului că gândul tău este în armonie cu legile divine ale gândirii și din convingerea sinceră că. Cauza ta este corectă. Poți fi aparent capabil să obții rezultate pentru o vreme, chiar dacă cauza ta este nedreaptă, dar rezultatele vor fi temporare și în timp va trebui să dărâmi edificiul gândurilor tale și să construiești pe adevărata temelia dreptului. Planurile care nu sunt construite pe adevăr produc vibrații discordante și prin urmare sunt autodistructive. Nu încerca niciodată să construiești până când nu poți construi corect. Este o pierdere de timp să faci așa ceva. Poți lăsa temporar deoparte dorința de a face bine, dar adevăratele sale vibrații vor interfera cu planurile tale nedrepte până când vei fi forțat să revii pe căile drepte ale puterii. Toate cauzele juste reușesc în timp, deși temporar poteșoa. Așadar, dacă te vei confrunta cu momentul în care totul pare împotriva ta, liniștește-ți temerile, alungă toate gândurile distructive și susține demnitatea vieții tale morale și spirituale. Unde există voință, există și cale. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că voința poate deschide o cale dacă îi se oferă șansa de a asigura asistența forțelor ajutătoare cu cât este mai dezvoltată, cu atât mai înaltă este calea spre care va conduce. Când totul pare sumbru și descurajant, atunci este momentul să arăți din ce ești făcut, bucurându-te că îți poți controla stările de spirit, făcându-le la fel de calme, senine și luminoase, ca și cum prosperitatea ar fi a ta. Fiți credincioși în asemăna semințele gândite ale succesului cu încrederea de săvârșită că soarele nu va înceta să strălucească și va aduce o recoltă generoasă într-un singur anotimp. timp. Nu este întotdeauna necesar să te gândești la succesul unei întreprinderi atunci când ești implicat în ea, pentru că atunci când corpul este inactiv, mintea este mai liberă să capteze noi idei care vor promova oportunitatea pe care o cauți. Atunci când ești, de fapt, angajat în a face ceva, gândești în canalele pe care le-ai construit anterior și munca nu trebuie refăcută din nou. Când ești într-o dispoziție negativă, intuițiile sunt mai active, pentru că atunci nu-ți controlezi gândurile prin voință. Tot ceea ce facem trebuie să aibă aprobarea intuiției. Atunci când ești într-o dispoziție negativă, atragi gânduri de natură similară prin legea afinității. De aceea este atât de important să-ți formezi gânduri de natură, să atragă gânduri de succes pentru a le atrage pe cele similare. Dacă nu ai făcut niciodată un studiu pe această temă, s-ar putea să crezi că totul este o prostie. Dar este un fapt că există curenți de gânduri care aduc în mod infailibil gânduri de natură. Multe persoane care se gândesc la eșec, de fapt, atrag eșecul prin grijile, anxietățile, și hiperactivitatea lor. Aceste gânduri semenite să aducă eșecul. Când vei învăța odată legile gândirii și nu te vei gândi decât la bine, adevăr, succes, vei progresa mai mult cu mai puțin efort decât ai făcut-o vreodată. Există forțe care pot ajuta mintea și care sunt greu de imaginat de către o persoană obișnuită. Când vei învăța să crezi mai mult în valoarea gândului și în legile sale, Vei fi condus pe calea cea bună, iar câștigurile din afaceri se vor înmulți. Următoarea metodă te poate ajuta să obții un mai bun control al gândurilor. Dacă nu reușești să-ți controlezi temerile, spune-i doar determinării tale defectuoase: Nu ezita și nu te teme, pentru că nu sunt cu adevărat singur. Sunt înconjurat de forțe invizibile care mă vor ajuta să înlătur aparențele nefavorabile. În curând vei avea mai mult curaj. Singura diferență între omul neînfricat și cel temător constă în voința sa, în speranța sa. Așadar, dacă îți lipsește succesul, crede în el, speră în el, revendică-l. Poți folosi aceeași metodă pentru a-ți întări gândurile de dorință, aspirație imaginație, așteptare, ambiție, înțelegere, încredere și siguranță. Dacă ești neliniștit, furios, descurajat, nehotărât sau îngrijorat, înseamnă că nu primești cooperarea puterilor superioare ale minții tale. Prin voința ta poți organiza astfel puterile minții încât stările tale de spirit să se schimbe doar așa cum dorești tu, un loc să se schimbe în funcție de circunstanțe. Recent am fost întrebat dacă te sfătuiesc să te concentrezi asupra ceea ce mănânci sau asupra ceea ce vezi în timp ce mergi. Răspunsul meu a fost că, indiferent de ceea ce faci, atunci când te afli în practică, nu te gândi la nimic altceva decât la acel act în acel moment. Ideea este să poți controla actele neimportante, altfel îți creezi un obicei pe care va fi greu să-l depășești pentru că facultățile tale nu sunt obișnuite să se concentreze. Facultățile tale nu sunt dezorganizate într-un minut și organizate în următorul. Dacă îi permiți minții să rătăcească în timp ce faci lucruri mărunte, va fi probabil uh, posibil să se rătăcească și să-ți fie greu să te concentrezi asupra actului important atunci când acesta vine. Omul care este capabil să se concentreze este un om fericit și ocupat. Timpul nu se trage cu el. El are întotdeauna multe de făcut. Nu are timp să se gândească la greșelile din trecut, ceea ce l-ar face nefericit. Dacă, în ciuda descurajărilor și eșecurilor noastre, ne revendicăm marea moștenire, viața, adevărul și forța, ca un curent electric, vor pătrunde în viața noastră până când vom intra în dreptul nostru de naștere în veșnicie. Voința nu acționează cu claritate, decizie și promptitudine decât dacă este antrenată în acest sens. Sunt relativ puțini cei care știu cu adevărat ce fac în fiecare minut al zilei. Acest lucru se datorează faptului că nu observă cu suficientă ordine și precizie pentru a ști ce fac. Nu este dificil să știi ce faci tot timpul dacă doar te antrenezi în concentrare și cu o deliberare odihnitoare și te antrenezi să gândești clar, prompt și decisiv. Dacă îți permiți să te îngrijorezi sau să te grăbești în ceea ce faci, acest lucru nu va fi clar fotografiat pe placa sensibilizată a minții subiective și, prin urmare, nu vei fi cu adevărat conștient de acțiunile tale. Practica așadar acuratețea și concentrarea gândurilor, precum și sinceritatea absolută și în curând vei fi capabil să te concentrezi. Lecția numărul 6. Formarea voinței de a face Voința de a face este cea mai mare putere din lume care se referă la realizările umane, și nimeni nu-i poate stabili dinainte limitele. Lucrările pe care le facem acum ar fi fost imposibil de realizat cu câteva veacuri în urmă. Astăzi, maxima sigură este: toate lucrurile sunt posibile. Voința de a face este o forță strict practică, dar este dificil de explicat ce este. Ea poate fi comparată cu electricitatea, deoarece o cunoaștem doar prin cauzele și efectele sale. Este o forță pe care o putem dirija, și doar în măsura în care o dirijăm ne determinăm viitorul. De fiecare dată când realizezi un act definit, conștient sau inconștient, folosește principiul voinței. Poți să vrei să faci orice, indiferent dacă este bine sau rău, și, prin urmare, modul în care îți folosești voința face o mare diferență în viața ta. Fiecare persoană posedă o anumită voință de a face. Aceasta este energia interioară care controlează toate actele conștiente. Ceea ce vrei să faci îți dirijează forțele vitale. Toate obiceiurile bune sau rele sunt rezultatul a ceea ce vrei să faci. Îți îmbunătățești sau îți diminuezi condiția în viață prin ceea ce vrei să faci. Voința ta are legătură cu toate căile de cunoaștere, cu toate activitățile, cu toate realizările. Probabil cunoști cazuri în care oamenii au dat dovadă de o putere minunată în fața unor emoții asemănătoare cu cele de mai jos. Casa soției unui fermier a luat foc. Nimeni nu era prin preajmă pentru a o ajuta să mute ceva. Era o femeie fragilă și în mod normal era considerată slabă. Cu această ocazie, ea a scos din casă lucruri pe care mai târziu a fost a avut nevoie de fapt de trei oameni pentru a le manevra. A fost voința de a face pe care a folosit-o pentru a-și îndeplini sarcina. Geniul nu este decât o voință de a face lucruri mici cu dureri infinite. Lucrurile mărunte bine făcute deschid ușa oportunității pentru lucruri mai mari. Voința își realizează cele mai mari rezultate prin activități care decurg dintr-o mare concentrare în dobândirea puterii atenției voluntare într-o asemenea măsură încât să o putem direcționa acolo unde dorim și să o menținem în mod constant în sarcina sa până când scopul nostru este atins. Atunci când înveți să o folosești astfel, puterea voinței tale devine o forță puternică. Aproape orice poate fi realizat prin utilizarea ei adecvată. Este mai mare decât forța fizică, deoarece poate fi folosită pentru a controla nu numai forțele fizice și ci și cele mentale și morale. Sunt foarte puțini cei care posedă o voință perfect dezvoltată și echilibrată, dar cei care o au îți drobesc cu ușurință calitățile slabe. Studiază-te cu atenție, află care este cea mai mare slăbiciune a ta și apoi folosește-ți puterea voinței pentru a o depăși. În acest fel, eradichează defectele unul câte unul până când îți vei construi un caracter și o personalitate puternică. Regul de îmbunătățire. Apare o dorință. Acum gândește-te dacă aceasta ar fi bună pentru tine. Dacă nu este, folosește-ți puterea voinței pentru a omorâ dorința, dar pe de altă parte, dacă este o dorință justă, cheamă în ajutor toată puterea voinței, zdrobește toate obstacolele cu care te confrunți și asigură-ți posesia bunului râvnit. Lentoarea în luarea deciziilor. Aceasta este o slăbiciune a voinței. Știi că ar trebui să faci ceva, dar întârzi să o faci din lipsă de decizie. Este mai ușor să nu faci un anumit lucru decât să-l faci, dar conștiința îți spune să îl faci. Marea majoritate a persoanelor sunt eșecuri din cauza lipsei de decizie de a face un lucru atunci când acesta ar trebui făcut. Cei care au succes au fost rapizi în a profita de oportunități prin luarea unei decizii rapide. Această putere a voinței poate fi folosită pentru a aduce cultură, bogăție și sănătate. Câteva indicații speciale. În următoarea săptămână încearcă să iei decizii mai rapide în micile tale treburi zilnice. Stabilește ora la care dorești să te trezești și trezește-te exact la ora stabilită. Tot ceea ce trebuie să realizezi, fă la timp sau înainte de timp. Vrei, bineînțeles, să deliberezi cum se cuvine asupra chestiunilor importante, dar luând decizii rapide asupra lucrurilor mărunte vei dobândi capacitatea de a lua decizii rapide în lucrurile mai importante. Nu tergiversa niciodată, decide rapid într-un fel sau altul, chiar cu riscul de a decide greșit. Exersează acest lucru timp de o săptămână sau două și observă îmbunătățirea lipsa de inițiativă. Și acest lucru împiedică pe mulți bărbați să reușească. Ei au căzut în calea imitării celorlalți în tot ceea ce fac. Foarte des auzim expresia, pare destul de inteligent, dar îi lipsește inițiativa. Viața pentru ei este o continuă trudă. Zi după zi ei trec prin aceeași rundă monotonă de îndatoriri, în timp ce cei care se descurcă și folosesc inițiativa pentru a obține o mai mare plenitudine a vieții. Nimic nu este atât de responsabil pentru sărăcie ca această lipsă de inițiativă, această putere de a gândi și de a face pentru noi înșine. Ești la fel de bun ca oricine. Ai voință și dacă o folosești, vei primi partea ta de lux al a vieții. Așa că folosește-o pentru a o revendica pe a ta. Nu depinde de nimeni altcineva pentru a te ajuta. Trebuie să ne ducem propriile bătălii. Toată lumea iubește un luptător în timp ce lașul este disprețuit de toți. Problemele fiecărei persoane sunt diferite, Așa că pot spune doar: analizează-ți oportunitățile și condițiile și studiază-ți abilitățile naturale, formează planuri de îmbunătățire și apoi pune-le în aplicare. Acum, așa cum am mai spus, nu spune doar am de gând să fac așa și așa, ci du planul la îndeplinire. Nu-ți face un plan nedefinit, ci unul definit și apoi nu renunța până când obiectivul tău nu este îndeplinit. Pune în practică aceste sugestii cu seriozitate adevărată și vei observa în curând rezultate uimitoare, iar întreaga ta viață va fi complet schimbată. O deviză excelentă pentru o persoană cu motive pure este: Prin puterea voinței mele îndrăznesc să fac ceea ce vreau. Vei constata că această afirmație are un efect foarte întăritor. Spiritul de perseverență. Spiritul de perseverență este cel care învinge. Mulți merg doar până la un punct și apoi renunță, în timp ce dacă ar fi perseverat un pic mai mult, ar fi învins. Mulți au multă inițiativă, dar în loc să o concentreze într-un singur canal, o difuzează prin mai multe, disipând o astfel în așa măsură încât efectul ei se pierde. Dezvoltă-ți mai multă determinare, care nu este decât voința de a face, iar atunci când începi să faci ceva, rămâi consecvent până când obții rezultate. Bineînțeles, înainte de a începe ceva, trebuie să privești înainte și să vezi la ce duce finalul. Trebuie să alegi un drum care să te ducă undeva mai degrabă decât nicăieri. Călătoria trebuie să fie productivă de un anumit tip de rezultate substanțiale. Problema cu atât de mulți tineri este că lansează întreprinderi fără să aibă în vedere vreun final. Ceea ce contează nu este atât începutul cât finalul unei călătorii. Fiecare mică mișcare ar trebui să te aducă mai aproape de scopul pe care l-ai plănuit să-l atingi înainte de a începe întreprinderea. Lipsa de perseverență nu este altceva decât lipsa voinței de a face. Este nevoie de aceeași energie pentru a spune voi continua ca și pentru a spune renunț. În momentul în care spui aceasta din urmă, îți oprești dinamul, iar determinarea ta dispare. De fiecare dată când permiți ca determinarea ta să fie frântă, o slăbești. Nu uita acest lucru. În clipa în care observ că determinarea ta începe să slăbească, concentrează-te asupra ei și, prin pură putere de voință, fă să continue munca. Nu încerca niciodată să iei o decizie atunci când nu te afli într-o stare de calm. Dacă ești în cumpănă, este posibil să spui lucruri pe care ulterior le vei regreta. La mânie urmezi mai degrabă impulsurile decât de rațiunea. Nimeni nu se poate aștepta să obțină succesul dacă ia decizii atunci când nu-și controlează pe deplin forțele mentale. Prin urmare, fă o regulă fixă din a lua decizii doar atunci când te afli în cea mai bună formă. Dacă ai un temperament iute, îl poți controla rapid prin regula simplă de a număra invers. Anumăra invers necesită concentrare și astfel îți recapeți rapid o stare de calm. În acest fel poți să te rupi de obiceiul temperamentului. Îți va face foarte bine să te gândești la ce ai spus și ce ai gândit ultima dată când ai fost supărat. Perseverează până când te vei vedea așa cum te văd ceilalți. Nu ar fi rău să scrii scena sub formă de poveste și apoi să stai să judeci personajul care ți-a jucat rolul. Instrucțiuni speciale pentru dezvoltarea voinței de a face. Aceasta este o formă de energie mentală, dar necesită o atitudine mentală adecvată pentru a se manifesta. Auzim de oameni care au o putere de voință minunată, ceea ce este într-adevăr greșit. Ar trebui spus că ei își folosesc puterea voinței în timp ce la mulți aceasta este o forță latentă. Vreau să înțelegi că nimeni nu are monopolul puterii de voință există suficient pentru toți. Ceea ce noi numim voință nu este decât adunarea energiei mentale, puterea de concentrare la un moment dat. Așadar, nu te gândi niciodată că acea persoană are o voință mai puternică decât a ta. Fiecare persoană va primi exact acea cantitate de voință pe care o cere. Nu trebuie să dezvolți voința dacă te folosești în mod constant de tot ceea ce ai și nu uita că modul în care o folosești îți determină soarta, căci deci viața ta este modelată în mare măsură de utilizarea pe care o faci de voința ta. Dacă nu o folosești cum trebuie, nu ai nici independență, nici fermitate. Ești incapabil să te controlezi și devii o simplă mașinărie pe care alții o pot folosi. Este mai important să înveți să-ți folosești voința decât să-ți dezvolți intelectul. Omul care nu a învățat cum să-și folosească voința rare ori decide singur ci permite ca hotărârile sale să fie schimbate de alții. El fluctuează de la o opinie la alta și, desigur, nu realizează nimic ieșit din comun, în timp ce fratele său, cu voința antrenată, își ocupă locul printre liderii lumii. Lecția numărul 7. Cererea mentală concentrată. Exigența mentală este o forță puternică în realizarea obiectivelor. Atitudinea minții influențează expresia feței, determină acțiunea, ne schimbă starea fizică și ne reglează viața. Nu voi încerca aici să explic forța tăcută care obține rezultate. Dorești să-ți dezvolți puterile mentale pentru a putea obține ceea ce cauți și asta este ceea ce vreau să te învăț. Există o putere și o posibilitate minunată în cererea mentală concentrată. Aceasta, ca toate celelalte forțe, este controlată de legi. Ea poate, ca toate celelalte forțe, să fie mărită în mod minunat printr-un efort consecutiv sistematizat. Cererea mentală trebuie să fie dirijată de toate puterile minții și trebuie folosit orice element posibil pentru ca cererea să se materializeze. Poți să-ți dorești cu atâta intensitate un lucru încât să excluzi toate gândurile care te distrag. Atunci când practici această concentrare unică până când atingi scopul urmărit, ai dezvoltat o voință capabilă să realizeze tot ceea ce-ți dorești. Atâta timp cât poți face doar lucruri obișnuite, vei fi numărat în masa mediocrității. Dar de-îndată ce îi depășești pe ceilalți, chiar și într-o măsură relativ mică, ești clasificat ca unul dintre succesele vieții. Așadar, dacă dorești să ieși în evidență, trebuie să realizezi ceva mai mult decât un bărbat sau o femeie obișnuită. Este ușor să faci acest lucru dacă nu faci decât să te concentrezi asupra ceea ce îți dorești și să depui cel mai bun efort. Nu alergătorul cu cele mai lungi picioare sau cu cei mai puternici mușchi câștigă cursa, ci cel care poate pune la bătaie cea mai mare forță a dorinței. Poți înțelege cel mai bine acest lucru gândindu-te la un motor. Motorul pornește încet, inginerul prelungind treptat accelerația până la durația maximă, apoi este tastată până la viteza maximă. Același lucru este valabil și în cazul a doi alergători. Ei pornesc împreună și treptat îi sporesc dorința de a merge mai repede. Cel care are cea mai mare intensitate a dorinței va câștiga. Poate că îl va depăși pe celălalt cu doar o fracțiune de centimetru, dar totuși el va obține laurii. Oamenii care sunt priviți ca fiind succesele lumii nu au fost întotdeauna oameni cu o mare putere fizică și nici la început nu păreau foarte bine adaptați la condițiile care îi înconjurau. La început nu au fost considerați oameni cu un geniu superior, dar și-au câștigat succesul prin hotărârea lor de a obține rezultate în întreprinderile lor, nepermițând ca niciun recul să-i descurajeze, nicio dificultate să-i descurajeze. Nimic nu i-a putut întoarce sau influența împotriva hotărârii lor. Ei nu și-au pierdut niciodată din vedere scopul. În fiecare dintre noi există această forță tăcută de o putere minunată. Dacă este dezvoltată, ea poate depăși condiții care ar părea insurmontabile. Ea ne îndeamnă în mod constant la realizări mai mari. Cu cât ne familiarizăm mai mult cu ea, cu atât devenim strategi mai buni, cu atât mai mult curaj dezvoltăm și cu atât mai mare este dorința din noi de a ne exprima în activități pe mai multe planuri. Nimeni nu va fi niciodată un eșec dacă devine conștient de această forță tăcută din interiorul său care îi controlează destinul. Dar fără conștientizarea acestei forțe interioare, nu vei avea o viziune clară, iar condițiile exterioare nu vor ceda în fața puterii mințitale. Hotărârea mentală este cea care face posibilă realizarea. Odată ce aceasta a fost formată, nu trebuie să-i se permită să înceteze niciodată să-și exercite pretențiile până când obiectul său este atins. Pentru ca planurile să se realizeze, va fi necesar uneori să folosești toate puterile mințitale răbdarea, perseverența și toate forțele indomptabile din interiorul fiecăruia vor trebui să fie adunate și folosite cu cea mai mare eficiență. Perseverența este primul element al succesului. Pentru a persevera trebuie să fii neîncetat în aplicarea ta. Aceasta presupune să-ți concentrezi gândurile asupra demersului tău și să depui toată energia pentru a le menține concentrate asupra acestuia până când îți atingi scopul. A renunța la acest lucru înseamnă a slăbi toate eforturile viitoare. Cererea mentală pare o putere ireală deoarece este intangibilă, dar este cea mai puternică putere din lume. Este o putere pe care o poți folosi gratuit. Nimeni nu o poate folosi în locul tău. Cererea mentală nu este una vizionară, este o forță puternică pe care o poți folosi în mod liber și fără costuri. Atunci când ai îndoieli, ea te va sfătui. Acesta te va ghida atunci când ești nesigur, când îți este teamă, îți va da curaj. Ea este forța motrice care furnizează energiile necesare pentru realizarea scopului. Ai un mare depozit de posibilități. Cererea mentală face din posibilități realități. Ea furnizează tot ceea ce este necesar pentru realizare, ea selectează instrumentele și te instruiește cum să le folosești. Te face să înțelegi situația. De fiecare dată când formulezi o cerință mentală, întărești centrii cerebrali, atrăgând spre tine forțele externe. Puțin sunt cei care realizează puterea unei cereri mentale. Este posibil să-ți faci cererea atât de puternică încât să poți transmite ceea ce ai de spus altuia fără să-i vorbești. Ai avut vreodată, după ce ai plănuit să discuți o anumită chestiune cu un prieten, experiența ca acesta să abordeze subiectul înainte ca tu să ai ocazia să vorbești despre el? Ai făcut vreodată într-o scrisoare o sugestie a unui prieten pe care acesta a pus-o în aplicare înainte ca scrisoarea ta să ajungă la el? Ai dorit vreodată să vorbești cu o persoană care chiar în acel moment a intrat în casă sau a telefonat? Am avut multe astfel de. Răspunsuri la gânduri, și fără îndoială, și tu și prietenii tăi le-ai experimentat. Aceste două lucruri nu sunt nici coincidențe, nici accidente, ci sunt rezultatul unei solicitări mentale lansate printr-o concentrare puternică. Persoana care nu vrea niciodată nimic primește puțin. A cere cu hotărâre este primul pas spre a obține ceea ce vrei. Puterea cererii mentale pare absolută, iar oferta nelimitată. Cererea mentală se proiectează și face să se materializeze condițiile și oportunitățile necesare pentru realizarea scopului. Să nu crezi că supraestimezi valoarea cererii mentale. Ea aduce viața mai deplină dacă este folosită numai în scopuri drepte. Odată ce cererea mentală este făcută, totuși, nu o lăsa niciodată să se clatine. Dacă o faci, curentul care te leagă de dorința ta se întrerupe. Iați tot timpul necesar pentru a construi o fundație fermă, astfel încât să nu fie nevoie să se sprecoare nici măcar un element de îndoială. Chiar în momentul în care te întreții cu îndoiala, pierzi o parte din forța cererii, iar forța odată pierdută este greu de recâștigat. Așadar, ori de câte ori formulezi o cerere mentală, menține-o cu fermitate până când nevoia ți este satisfăcută. Vreau să repet din nou că puterea cererii mentale nu este una vizionară, este doar o putere concentrată și poate fi folosită de tine. Nu este o putere supranaturală, ci necesită o dezvoltare a centrilor cerebrali. Rezultatul este sigur atunci când este dat cu o hotărâre puternică și hotărâtă. Nici o persoană nu va avansa în mare măsură până când nu va recunoaște această forță din interiorul său. Dacă nu ai devenit conștient de ea, nu ai avut prea mult succes în viață. Acest ceva este cel care îl deosebește pe acel om de ceilalți oameni. Este această putere subtilă care dezvoltă o personalitate puternică. Dacă vrei o afacere bună, trebuie să ceri o afacere bună. Odată ce ți-ai formulat cererea, anticipează îndeplinirea ei. Aceasta depinde de noi. Suntem răsplătiți în funcție de eforturile noastre. Puterea cererii mentale ne poate aduce ceea ce ne dorim. Devenim ceea ce ne hotărâm să fim, ne controlăm propriul destin. Obține o atitudine mentală corectă, apoi, în funcție de capacitatea ta, poți obține succesul. Și orice om cu abilități medii, omul obișnuit pe care îl vezi în jurul tău. Poate fi cu adevărat de succes, independent, fără griji, propriul sau stăpân, dacă reușește să facă doar două lucruri. În primul rând, să rămână veșnic nemulțumit de ceea ce face și de ceea ce a realizat. În al doilea rând, să dezvolte în mintea sa convingătoare că cuvântul. mintea lui, încrederea care permite minții să-și folosească puterea. Mulți, în special bărbații mai în vârstă, vor întreba cum pot să-mi construiesc această încredere în sine, în creierul meu, cum aș putea, după luni și ani de descurajare, de muncă plitisitoare, să concep și să realizez brusc un plan pentru a face ceva care să facă viața să merite și să schimbe rutina monotonă, cum poate un om să iasă din rutină după ce a stat în ea ani de zile și s-a așezat în acel. Uh, carusel lent care duce la mormânt. Răspunsul este că acest lucru se poate face și milioane de oameni au făcut-o. Unul dintre numele cele mai onorate printre marii oamenei Franței este cel al lui Litră, care a scris și compilat marele dicționar francez un monument de învățătură. El este omul al cărui loc se află printre cei 40 de nemuritori ai Franței, și a fost luat de marele pastor atunci când acesta din urmă a fost ales la Academie. Litră a început opera care l-a făcut celebru la mai bine de 60 de ani. Lecția numărul 8: concentrarea conferă echilibrul mental. Vei constata că omul care se concentrează este bine echilibrat, în timp ce omul care își lasă mintea să rătăcească este ușor de supărat. Când se află în această stare, înțelepciunea nu trece din depozitul subconștientului în conștiință. Trebuie să existe o liniște mentală înainte ca cele două conștiințe să poată lucra în armonie. Atunci când ești capabil să te concentrezi, ai liniște sufletească. Dacă ai obiceiul de a-ți pierde echilibrul, obișnuiești să citești literatură care are o putere liniștitoare, în clipa în care simți că-ți pierzi echilibrul, spuneți: Pace, apoi păstrează acest gând în minte și nu-ți vei mai pierde niciodată autocontrolul. Nu poate exista o concentrare perfectă până când nu există liniște sufletească. Așa că gândește pacea, acționează pacea până când vei fi în pace cu toată lumea, pentru că odată ce ai atins această stare, nu va mai fi nicio problemă să te concentrezi asupra a orice dorești. Atunci când ai liniște sufletească, nu ești timid, anxios, temător sau rigid și nu permiți ca niciun gând tulburător să te influențeze. Dai la o parte toate temerile și te gândești la tine însuți ca la o scânteie a ființei divine, ca la o manifestare a principiului unic, universal, care umple tot spațiul și timpul. Gândește-te astfel la tine ca la un copil al infinitului posesor al unor posibilități infinite scrie pe o bucată de hârtie Am puterea de a face și de a fi orice doresc să fac și să fiu. Păstrează acest lucru mental în fața ta și vei vedea că acest gând îți va fi de mare ajutor. Greșala de a te concentra pe afacerea ta în timp ce ești plecat. Pentru a avea succes în prezent, trebuie să te concentrezi, dar nu deveni sclavul concentrării și nu-ți duce afacerea cu grijă acasă. La fel de sigur cum o vei face, vei arde forțele vitare la ambele capete și focul se va stinge mult mai repede decât era prevăzut. Mulți oameni devin atât de absorbiți de afacerile lor încât atunci când merg la biserică nu-l aud pe predicator pentru că au mintea ocupată cu afacerile lor. Dacă merg la teatru nu se bucură de el pentru că afacerile lor sunt în mintea lor când se duc la culcare, se gândesc la afaceri în loc să doarmă și se miră de ce nu dorm. Acesta este un tip greșit de concentrare și este periculos. Este involuntar. Atunci când nu ești în stare să-ți scoți nimic din minte, acest lucru devine nesănătos, deoarece orice gând ținut în permanență provoacă oboseala cărnii. Este o mare greșeală să lași un gând să te conducă în loc să-l conduci. Cel care nu se conduce pe sine însuși nu este un om de succes. Dacă nu-ți poți controla concentrarea, sănătatea ta va avea de suferit. Așa că nu fi niciodată atât de absorbit de ceva încât să nu poți renunța la acel lucru și să te apuci de altul. Acesta este autocontrolul. Concentrarea înseamnă să fii atent la un gând ales. Tot ceea ce trece prin fața ochilor lasă o impresie asupra subconștientului dar dacă nu acorzi atenție unui anumit lucru, nu-ți vei aminti ce ai văzut. De exemplu, dacă te-ai plimba pe o stradă aglomerată fără să vezi nimic care să-ți atragă în mod deosebit atenția, nu-ți vei putea aminti nimic din ceea ce ai văzut. Așadar, vezi doar ceea ce ți atrage atenția. Dacă lucrezi, vezi și îți amintești doar ceea ce gândești. Atunci când te concentrezi asupra unui lucru, acesta îți absoarbe întreaga gândire. Individual valabil. Toată lumea are unele obiceiuri care pot fi depășite prin concentrare. Vom spune, de exemplu, că ai obiceiul de a te plânge sau de a găsi greșeli față de tine însuți sau față de alții, sau de a-ți imagina că nu posezi abilitățile altora, sau de a simți că nu ești la fel de bun ca altcineva, sau că nu te poți baza pe tine însuți, sau că nu treci gânduri similare, sau gânduri de slăbiciune. Acestea ar trebui aruncate la o parte și, în schimb, ar trebui puse în locul lor gânduri de putere. Amintește-ți doar că de fiecare dată când te gândești că ești slab, într-un fel, te face să fii așa gândindu-te că ești. Condițiile noastre mentale ne fac ceea ce suntem. Observă-te pe tine însuți și vezi cât de mult timp pierzi în îngrijorări, frământări și plângeri. Cu cât faci mai multe, cu atât mai răuți este. În momentul în care ești conștient că ai un gând negativ, treci imediat de la unul pozitiv. Dacă începi să te gândești la eșec, treci la gânduri de succes. Ai în tine germenul succesului, ai grijă de el, la fel cum găina care clocește ouăle face asta și poți să-l transformi în realitate. Îi poți face pe cei cu care intri în contact să simte la fel ca tine, pentru că radiezi vibrații ale felului în care te simți. Iar vibrațiile tale sunt simțite de ceilalți. Atunci când te concentrezi asupra unui anumit lucru îndreaptă toate razele vibrațiilor tale asupra acestuia. Gândul este puterea de dirijare a tuturor vibrațiilor vieții. Dacă o persoană ar intra într-o încăpere cu o mulțime de oameni și s-ar simți ca și cum ar fi o persoană fără importanță, nimeni nu ar ști că se află acolo decât dacă l-ar vedea. Și chiar dacă ar face-o, nu și-ar aminti că l-a văzut, pentru că nu ar fi atrasă de el. Dar dacă ar intra în cameră simțind că este magnetic și concentrându-se pe acest gând, ceilalți ar simți vibrația. Așadar, amintește-ți că felul în care te simți îi poți face pe alții să se simtă. Aceasta este legea. Fă din tine însuți un dinam concentrat din care gândurile tale să vibreze către ceilalți. Atunci ești o putere în lume. Cultiva arta de a simți, pentru că, așa cum am mai spus, îi poți face pe ceilalți să simtă doar ceea ce simți tu. Dacă vei studia toate marile personajele istoriei, vei descoperi că au fost entuziaști. Mai întâi au fost ei înșiși entuziaști, apoi au reușit să stârnească entuziasmul altora. Acesta este latent în fiecare persoană. Este o forță minunată atunci când este stârnit. Toți oamenii publici pentru a avea succes trebuie să-l posede. Cultivă acel lucru prin concentrare. Rezervă-ți o oră din zi în care să porți o conversație răpitoare cu sufletul. Meditează cu o dorință sinceră și cu inima împăcată și vei putea realiza ceea ce ai meditat. Aceasta este nota cheie a succesului. Gândește, vorbește și acționează. Așa cum îți dorești să fii, și vei fi ceea ce îți dorești să fii. Ești doar ceea ce crezi că ești, și nu ceea ce pare a fi. Îi poți păcăli pe alții, dar nu și pe tine însuți. Îți poți controla viața și acțiunile așa cum îți poți controla mâinile. Dacă vrei să ridici mâna, trebuie mai întâi să te gândești să o ridici. Dacă vrei să-ți controlezi viața, trebuie mai întâi să-ți controlezi gândirea. Ușor de făcut, nu-i așa? Da, este dacă te concentrezi doar asupra ceea ce gândești, căci doar el poate și spune că vrea. Cum putem asigura concentrarea? La această întrebare, primul și ultimul răspuns trebuie să fie prin interes și un motiv puternic. Cu cât este mai puternic motivul, cu atât mai mare este concentrarea. Viețile de succes sunt viețile concentrate. Mulțimea complet neajutorată, care mai devreme sau mai târziu trebuie să fie îngrijită prin caritate, este cea care nu a fost niciodată capabilă să se concentreze și care a devenit victima ideilor negative. Antrenează-te astfel încât să fii capabil să-și centralizezi gândirea și să-ți dezvolți puterea creierului și să-ți crești energia mentală sau poți fi un leneș, un vagabond, un laș sau un adormit. Totul depinde de modul în care te concentrezi sau îți centralizezi gândurile. Gândirea ta devine atunci o putere fixă și nu-ți pierzi timpul gândindu-te la ceva care nu ți-ar face bine. Alegeți gândurile care vor fi mijloacele de a îți aduce ceea ce-ți dorești și ele devin o realitate materială. Tot ceea ce creem în lumea gândurilor se va materializa într-o zi. Aceasta este legea. Nu uita acest lucru. În vremurile de odinioară, oamenii erau în derivă fără concentrare, dar aceasta este o zi a eficienței și, prin urmare, toate eforturile noastre trebuie să fie concentrate dacă vrem să obținem un succes demn de acest nume. De ce adesea oamenii nu obțin ceea ce, pe ceea ce se concentrează? Pentru că se așează cu disperare și se așteaptă să vină la ei. Dar, dacă vor încerca să o atingă cu cel mai mare efort, vor descoperi că le este la îndemână. Nimeni nu ne limitează decât noi înșine. Suntem ceea ce suntem astăzi, ca rezultat al condițiilor interne. Putem controla condițiile externe. Acestea sunt supuse voinței noastre. Prin concentrarea noastră putem atrage ceea ce ne dorim, pentru că am intrat în legătură cu forțele universale din care putem obține ceea ce ne dorim. Ai urmărit cursele fără îndoială, toți se aliniază împreună, fiecare are în minte să ajungă la țintă înaintea celorlalți. Acesta este un tip de concentrare. Un om începe să se gândească la un anumit subiect. Îi vin tot felul de gânduri, dar prin concentrare le exclude pe toate, în afară de cel pe care l-a ales. Concentrarea este doar un caz de a dori să faci un anumit lucru și de a-l face. Dacă vrei să realizezi ceva, puneți mai întâi mintea într-o stare de spirit concentrată, liniștită, receptivă de achiziție. Când abordezi o lucrare necunoscută, grăbește-te încet și deliberat și atunci îți vei asigura acea activitate interioară, ceea ce nu este niciodată posibil atunci când te grăbești sau ești sub presiune. Atunci când gândești tare sau încerci să grăbești prea repede rezultatele, în general închizi fluxul interior de gânduri și idei. De multe ori, fără îndoială, ai încercat din răsputer să te gândești la ceva, dar nu ai reușit. Dar imediat ce ai încetat să te mai gândești la acel lucru, acesta ți-a venit în minte. Lecția numărul 9. Concentrarea poate învinge obiceiurile proaste. Obiceiurile ne fac sau ne distrug într-o măsură mult mai mare decât ne place să recunoaștem. Obiceiul este atât un inamic puternic, cât și un aliat minunat al concentrării. Trebuie să înveți să depășești obiceiurile care dăunează concentrării și să le cultivi pe cele care o sporesc. Marea majoritatea oamenilor sunt controlați de obiceiurile lor și se lasă influențați de ele, precum valurile oceanului care aruncă o bucată de lemn. Ei fac lucrurile într-un anumit fel din cauza puterii obișnuinței. Rare ori se gândesc să se concentreze asupra motivului pentru care le fac în acest fel sau în acest mod, sau să studieze pentru a vedea dacă le-ar putea face într-un mod mai bun. Acum, scopul meu în acest capitol este să te fac să te concentreze asupra obiceiurilor tale, astfel încât să poți afla care sunt bune și care sunt rele pentru tine. Vei descoperi că, făcând câteva schimbări necesare, le poți face chiar și pe cele care nu sunt bune pentru tine, de folos. Obiceiurile bune le poți face mult mai bune. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegi este că toate obiceiurile sunt guvernate conștient sau inconștient de voință. Cei mai mulți dintre noi ne formăm noi obiceiuri tot timpul. Foarte adesea, dacă repeți ceva de mai multe ori în același mod, îți vei fi format obiceiul de a face acel lucru în acel mod, dar cu cât îl repeți mai des, cu atât mai puternic crește acel obicei și cu atât mai adânc se încorporează în natura ta. După ce un obicei a fost în vigoare pentru o perioadă lungă de timp, el devine aproape o parte din tine și, prin urmare, este greu de depășit. Dacă poți totuși să te desprinzi de orice obișnuință printr-o concentrare puternică asupra contrariului său, Toată viața noastră, în măsura în care are o formă definită, nu este decât o masă de obiceiuri practice, emoționale și intelectuale, organizate sistematic pentru binele sau nenorocirea noastră și care ne poartă irezistibil spre destinul nostru oricare ar fi acesta. Suntem creaturi ale obiceiurilor, imitatori și copiatorei trecutului nostru, suntem susceptibili de a fi îndoiți sau curbați, așa cum putem îndoi o bucată de hârtie, iar fiecare pliu lasă o încrețitură, ceea ce face mai ușor să facem pliul acolo data viitoare. Intelectul și voința sunt funcții spirituale. Totuși, ele sunt imersate în materie și la fiecare mișcare a lor corespunde o mișcare în creier, adică în corelativul lor material. Iată de ce se pot forma obișnuințe de gândire și obișnuințe de voință. Toate impresiile fizice sunt desfășurarea acțiunilor voinței și ale intelectului. Sistemele noastre nervoase sunt ceea ce sunt astăzi, datorită modului în care au fost exersate. Pe măsură ce îmbătrânim, cei mai mulți dintre noi devenim din ce în ce mai mult ca niște mașini automate, obiceiurile pe care ni le-am format devin tot mai puternice. Lucrăm în vechiul nostru mod caracteristic. Asociații tăi învață să se aștepte ca tu să faci lucrurile într-un anumit mod. Așadar, vezi că obiceiurile tale fac o mare diferență în viața ta și, cum este la fel de ușor să-ți formezi obiceiuri bune ca și obiceiuri proaste, ar trebui să ți le formezi doar pe primele. Nimeni în afară de tine nu este responsabil pentru obiceiurile tale. Ești liber să îți formezi obiceiurile pe care ar trebui să le formezi, și dacă toată lumea ar putea realiza importanța formării obiceiurilor corecte, ce lume diferită ar fi aceasta, cât de mult mai fericiți ar fi toți. Atunci, toți, în afară de câțiva, ar putea câștiga succesul. Obiceiurile se formează mai repede atunci când suntem tineri, dar dacă am trecut deja de perioada de plastic a tinereții, momentul să, este momentul să începem să ne controlăm obiceiurile, Căci nu vom mai fi niciodată mai tineri. Următoarele maxime merită să fie reținute. Prima maximă, trebuie să facem din sistemul nostru nervos aliatul nostru și nu dușmanul nostru. A doua maximă, în dobândirea unui nou obicei, ca și în renunțarea la unul vechi, trebuie să avem grijă să ne lansăm cu o inițiativă cât mai puternică și mai hotărâtă. Omul care are obiceiul de a face ceea ce este corect încă din copilărie are numai motive bune, așa că este foarte important pentru tine să te concentrezi cu asiduitate asupra obiceiurilor care întăresc motivele bune, înconjoară-te de toate ajutoarele pe care le poți avea, nu te juca cu focul formându-ți obiceiuri proaste, formează un nou început astăzi, studiază de ce ai făcut anumite lucruri. Dacă acestea nu sunt spre binele tău, evitele de acum înainte. Nu ceda niciunei singure tentații căci de fiecare dată când o faci întărești lanțul obiceiurilor proaste. De fiecare dată când respecti o hotărâre, rupi lanțul care te înrobește. A treia maximă: nu permite niciodată să apară o excepție până când noul obicei nu este bine înrădăcinat în viața ta. Iată care este ideea. Nu vrei să cedezi niciodată până când noul obicei nu este fixat, altfel anulezi tot ceea ce a fost realizat prin eforturile anterioare. Există două înclinații opuse. Una vrea să fie fermă, iar cealaltă vrea să cedeze. Prin voința ta poți deveni ferm prin repetiție. Fortifică-ți voința pentru a putea face față oricărei opoziții. A patra maximă, profită de prima ocazie posibilă pentru a acționa în urma fiecarei rezoluții pe care o iei și a fiecărui imbold emoțional pe care îl poți simți în direcția obiceiurilor pe care aspir să le dobândești. Să iei o hotărâre și să nu o respecti are puțină valoare. Așadar, respectă orice hotărâre pe care o iei, pentru că nu numai că profiți de hotărâre, dar aceasta îți oferă un exercițiu care face ca celulele creierului și corelativele fiziologice să-și formeze obiceiul de a se adapta pentru a duce la îndeplinire hotărârile. O tendință de a acționa devine efectiv înrădăcinată în noi, proporțional cu frecvența neîntreruptă cu care acțiunile se produc efectiv, iar creierul crește la utilizarea lor. Când o hotărâre sau o strălucire fină a unui sentiment este lăsată să se evapore fără să dea roade, este mai rău decât o șansă pierdută. Dacă îți respecti rezoluțiile, îți formezi un obicei foarte valoros. Dacă le încalci, îți formezi unul foarte periculos. Așadar, concentrează-te pe respectarea lor, indiferent dacă sunt importante sau neimportante, și nu uita că este la fel de important în acest scop să le respecti pe cele neimportante, pentru că astfel îți formezi un obicei a cincea maximă păstrează vie în tine facultatea de a face efort prin puțin exercițiu gratuit în fiecare zi. Cu cât ne exercităm mai mult voința, cu atât ne putem controla mai bine obiceiurile. La fiecare câteva zile fă ceva fără un alt motiv decât dificultatea sa, astfel încât atunci când se va apropia ora de mare nevoie să nu te găsească neliniștit sau neantrenat pentru a rezista la încercare. Ascetismul de acest fel este ca o asigurare pe care un om o plătește pentru casa și bunurile sale. Impozitul nu-i aduce niciun folos pe moment și, eventual, s-ar putea să nu-i aducă niciodată un randament, dar dacă va veni incendiul, faptul că l-a plătit va fi salvarea lui de la ruină. La fel se întâmplă și cu omul care s-a asigurat zilnic obiceiurile de atenție concentrată, voluptate energică și renunțare la lucruri inutile. El va sta în picioare ca un turn atunci când totul se va clătina în jurul lui și când semenii săi mai moi vor fi vânturați ca pleava în explozie. Tinerii ar trebui să se concentreze asupra obiceiurilor lor și să înțeleagă că dacă nu o fac, devin un pachet de obiceiuri dăunătoare. Tinerețea este o stare plastică și ar trebui folosită pentru a pune bazele unui viitor glorios. Marea valoare a obișnuinței pentru bine și pentru rău nu poate fi supraestimată. Obișnuința este cea mai profundă lege a naturii umane. Niciun om nu este mai puternic decât obiceiurile sale, deoarece obiceiurile sale fie îi sporesc puterea, fie îi o diminuează. De ce suntem creaturi ale obișnuințelor? Obișnuințele au fost adesea anumite o invenție care cer muncă, pentru că atunci când sunt formate necesită mai puțină forță, atât mentală cât și materială. Cu cât obiceiul este mai adânc rădăcinat, cu atât devine mai automat. Prin urmare, obișnuința este o tendință de economisire a naturii noastre, ca și dacă nu ar fi obișnuința, ar trebui să fim mai vigilenți. Trecem pe o stradă aglomerată, obiceiul de a ne opri și de a ne uita ne împiedică să fim răniți, obiceiurile corecte ne împiedică să facem greșeli și neplăceri. Este un fapt bine cunoscut faptul că un șofer nu este capabil să stăpânească mașina sa în siguranță până când nu și-a antrenat corpul într-un mod obișnuit. Atunci când apare o urgență, el știe instantaneu ce trebuie să facă. Acolo unde siguranța depinde de rapiditate, operatorul trebuie să lucreze în mod automat. Obiceiurile înseamnă mai puține riscuri, mai puțină oboseală și o mai mare precizie. Nu vrei să devii sclavul unor obiceiuri de natură banală. De exemplu, Wagner cerea un anumit costum înainte de a putea compune părțile corespunzătoare din operele sale. Schiller nu putea să scrie cu ușurință decât dacă în sertarul biroului său se aflau mere stricate, din care putea obține din când în când un miros care îi se părea dulce. Gladstone avea birouri diferite pentru diferitele sale activități, astfel încât atunci când lucra la Homer nu stătea niciodată printre acompaniatorii obișnuiței muncii sale legislative. Pentru a depăși obiceiurile nedorite sunt necesare două lucruri. Trebuie să-ți fie antrenat voința pentru a face ceea ce dorești să facă, iar cu cât voința este mai puternică, cu atât mai ușor va fi să renunți la un obicei. Apoi trebuie să iei hotărârea de a face exact opusul a ceea ce reprezintă obiceiul. Prin urmare, un obicei trebuie să-l înlocuiască pe altul. Dacă ai o voință puternică, îți poți concentra cu tenacitate și perseverență mintea, asupra eliminării obiceiului rău și, într-un timp foarte scurt, obiceiul bun va lua fața. Voi încheia acest capitol prin a-ți oferi instrucțiunile doctorului Oppenheim pentru a depăși un obicei. Dacă vrei să elimini un obicei, dar și circumstanțele acumulate de acesta, trebuie să te confrunți cu această problemă cu aceea seriozitate cu care te confrunta cu un dușman fizic. Trebuie să mergi la întâlnire cu toată tenacitatea determinării, cu toată ferocitatea hotărârii, da, chiar cu o pasiune pentru succes care poate fi numită răzbunătoare. Niciun dușman uman nu poate fi atât de insidios, atât de perseverent, atât de necruțător ca un obicei nefavorabil. Nu doarme niciodată, nu are nevoie de o dignă. Este ca un parazit care crește odată cu creșterea corpului de susținere, și ca un parazit poate fi ucis cel mai bine prin separare și strivire violentă. Atunci când viața este furtunoasă și totul pare împotriva noastră, atunci dobândim adesea obiceiuri greșite și atunci trebuie să facem un efort uriaș pentru a gândi și a vorbi așa cum ar trebui. Și chiar dacă în acel moment ne simțim exact invers. Cel mai mic efort va fi susținut de o putere imensă și ne va ridica la o realizare pe care nu am mai simțit-o niciodată. Nu în momentele ușoare și mulțumitoare ale vieții noastre facem cele mai mari progrese, pentru că atunci nu este nevoie de niciun efort special pentru a ne menține în ton. Dar, tocmai atunci când ne aflăm în mijlocul încercărilor și nenorocirilor, când credem că ne scufundăm, că suntem copleșiți, atunci este important să realizăm că suntem legați de o mare putere și, dacă trăim așa cum trebuie, nu există nimic care să se întâmple în viață, care să ne rănească definitiv, nu se poate întâmpla nimic care să ne tulbure. Așadar, nu uita niciodată că ai în tine o putere nelimitată gata să se manifeste în forma care ne satisface nevoia de moment. Dacă atunci când avem ceva dificil de rezolvat am fi tăcut ca și copilul, putem primi inspirația atunci când vine. Vom ști cum să acționăm, vom descoperi că nu este nevoie să ne grăbim sau să ne deranjăm, că este întotdeauna mai înțelept să așteptăm îndrumarea din interior decât să acționăm la impulsul din afară. Lecția numărul 10. Rezultate în afaceri prin concentrare. O afacere de succes nu este de obicei rezultatul întâmplării. Niciun eșec nu este rezultatul norocului. Cele mai multe eșecuri ar putea fi determinate în avans dacă fondatorii ar fi fost studiați. Nu este întotdeauna posibil să pornești o afacere care să aducă bani de la început. De obicei, trebuie făcute o serie de schimbări. Planurile nu funcționează așa cum creatorii lor au crezut că vor funcționa. Poate că trebuie să fie schimbate puțin, lărgite poate pe aici, pe acolo, iar pe măsură ce îți lărgești afacerea, îți lărgești puterea de realizare, Dobândește o dorință intensă și susținută de a face din afacerea ta un succes. Atunci când începi o afacere, este posibil să ai doar o idee vagă despre modul în care o vei conduce. Trebuie să completezi detaliile pe parcurs trebuie să te concentrezi asupra acestor detalii pe măsură ce le îndrepți unul după altul altele vor necesita atenție în acest fel acoperi domeniul primului efort și ți se deschid noi oportunități când îți îndeplinești o dorință apare alta dar dacă nu îți îndeplinești prima dorință nu o vei îndeplini nici pe cea de-a doua persoana care nu-și duce dorințele la îndeplinire este doar un visător Dorința este o mare forță creatoare dacă este pură, intensă și susținută. Dorințele noastre sunt cele care ne îndeamnă mereu la acțiune, iar ele te vor întări și te vor lărgi dacă le materializezi. Orice om care atinge succesul îl merită. Când a început, nu a înțeles cum să rezolve problemele care s-au prezentat ulterior, dar a făcut fiecare lucru pe măsură ce a apărut în cel mai bun mod posibil, iar acest lucru i-a dezvoltat puterea de a face lucruri mai mari. Devenim maestri în afaceri învățând să facem bine tot ceea ce încercăm. Omul care are o cunoaștere temeinică a afacerii sale poate desigur să o dirigeze mult mai ușor și mai abil decât cel căruia îi lipsesc aceste cunoștințe. Directorul de afaceri priceput poate sta în biroul său privat și totul să știe cu exactitate ce se face de fapt. El știe ce ar trebui să se facă în orice moment și dacă nu se realizează, știe că angajații săi nu prestează munca pe care ar trebui să o facă. Este apoi ușor de aplicat remediul. Succesul în afaceri depinde de eforturile bine concentrate. Trebuie să folosești fiecare forță mentală pe care o poți stăpâni. Cu cât acestea sunt folosite mai mult, cu atât crești mai mult. Prin urmare, cu cât realizezi mai mult astăzi, cu atât mai multă forță vei avea la dispoziție pentru a-ți rezolva problemele de mâine. Dacă astăzi lucrezi pentru altcineva și dorești să începi o afacere pe compropriu, gândește-te bine la ceea ce ai dori să faci. Apoi, atunci când ai rezolvat ceea ce vrei să faci, vei fi atras spre asta. Există o lege care deschide calea spre împlinirea dorințelor tale. Bineînțeles că în spatele dorinței tale trebuie să depui efortul necesar pentru a-ți îndeplini scopul. Trebuie să-ți folosești puterea pentru a-ți pune în aplicare dorințele. Odată ce acestea sunt create și îți menții hotărârea de a le vedea îndeplinite, lucrezi atât conștient cât și inconștient la materializarea lor. Pune-ți inima la scopul tău, concentrează-ți gândul asupra lui, direcționează-ți eforturile cu toată inteligența și în timp util îți vei realiza ambiția. Simte-te un om de succes, crede că ești un om de succes și pune-te astfel în atitudinea care cere recunoaștere și curentul de gândire atrage la tine ceea ce ai nevoie pentru a te face un om de succes. Nu te teme de marile întreprinderi, abordează-le cu curaj și urmărește modelele care... Crezi că uh, îți vor îndeplini scopul. S-ar putea ca la început să nu ai un succes deplin, plin, dar țintește atât de sus încât dacă nu reușești să ajungi la un nivel suficient, tot vei fi realizat multe. Ceea ce au făcut alții, poți face și tu. Poți chiar să faci ceea ce alții nu au putut să facă. Păstrează întotdeauna în minte o dorință puternică de a reuși fiind îndrăgostit de scopul și de munca ta, și făle pe cât posibil să se potrivească cu regula binelui cel mai mare pentru cel mai mare număr, și viața ta nu poate fi un eșec. Atitudinea de succes în afaceri trebuie să fie cultivată pentru a profita la maximum de viața ta, atitudinea de a aștepta lucruri mărețe atât de la tine cât și de la ceilalți. Numai ea îi va determina adesea pe oameni să facă bine, să se ridice la înălțimea a ceea ce este mai bun în ei. Într-o călătorie lungă nu contează impulsurile spasmodice ci eforturile constante. Sprintenele obosesc și te fac să-ți fie greu să continui. Bazează-te pe propria ta opinie. Ar trebui să fie la fel de bună ca oricărui al Atunci când ajungi la o concluzie, respecto, Nu lăsa să existe îndoieli sau dubii în judecata ta. Dacă ești nesigur în legătură cu fiecare decizie pe care o iei, fie vei fi supus unor îndoieli și temeri hărțuitoare care vor face ca judecata ta să aibă puțină valoare. Omul care decide în funcție de ceea ce crede că este corect și care învață din fiecare greșeală, dobândește o minte bine echilibrată care obține cele mai bune rezultate. El câștigă încrederea celorlalți. El este cunoscut ca omul care știe ce vrea și nu ca unul care este la fel de schimbător ca vremea. Omul de astăzi vrea să facă afaceri cu cel pe care se poate baza. Incertitudinile din lumea afacerilor se întâlnesc cu tot mai multe de favoruri. Firmele de încredere vor să facă afaceri cu oameni cu calități cunoscute, cu oameni fermi, cu judecată și seriozitate. Așadar, dacă dorești să începi o afacere pe cont propriu, cel mai mare atu al tău, cu excepția unui fizic sănătos, este o bună reputație. O afacere de succes nu este greu de construit dacă ne putem concentra toate forțele mentale asupra ei. Omul care este neliniștit pentru că nu știe ce vrea este cel care se duce la zid. Auzim oameni spunând că afacerile sunt solicitante pentru nervi, dar elementele neliniștitoare de agitație, îngrijorare și suspans sunt cele care epuizează nervii, nu afacerea. Executarea planurilor cuiva poate provoca oboseală plăcerea vine odată cu odihna. Dacă nu a existat o solicitare nefirească, puterile de recuperare înlocuiesc energia pierdută. Dacă te ocupi în mod corespunzător de munca de zi cu zi, îți dezvolți capacitatea de a face o muncă mai bună mâine. Această dezvoltare treptată este cea care face posibilă realizarea unor planuri mari. Omul care se gândește să facă ceva în fiecare oră a zilei ajunge undeva. La sfârșitul fiecarei zile ar trebui să fii cu un pas mai aproape de obiectivul tău. Păstrează în minte ideea că intenționezi să mergi înainte, că fiecare zi trebuie să marcheze un avans și că ă, asta se întâmplă înainte și că înainte vei merge. Nici măcar nu trebuie să știi direcția exactă atâta timp cât ești hotărât să găsești drumul, dar nu trebuie să te întorci înapoi odată ce ai pornit. Chiar și concepțiile oamenilor străluciți despre posibilitățile forțelor lor mentale sunt atât de limitate și inferioare valorilor reale, încât este mult mai probabil ca ei să subestimeze posibilitățile decât să le exagereze. Nu vrei să crezi că un scop este imposibil pentru că nu a fost niciodată realizat în trecut. În fiecare zi, cineva face ceva ce nu a mai fost făcut niciodată. Mergem mai repede înainte. Înainte era nevoie de zeci de ani pentru a construi o afacere mare, dar astăzi nu mai este decât o chestiune de ani, uneori de luni. Planifică cu atenție activitățile din fiecare zi și poți ajunge la orice înălțime îți propui. Dacă fiecare lucru pe care îl faci este făcut cu o gândire concisă și concentrată, vei putea să scoți o calitate excelentă și o cantitate mare de muncă. Planifică să faci atât de multă muncă în timpul zilei și vei fi uimit să vezi cât de mult vei face mai mult decât în alte zile când uh, nu erai decis asupra unei anumite sume. Am demonstrat că forța de muncă medie din mediul de afaceri ar putea face în șase ore aceeași cantitate de muncă pe care o face acum în opt ore, fără a consuma mai multă energie. Nu începe niciodată să realizezi ceva într-un mod indecis, nedefinit, nesigur. Abordează totul cu o pozitivitate și o seriozitate care îți va concentra mintea și va atrage cele mai bune gânduri asociate. În scurt timp vei constata că vei avea timp în plus pentru a planifica lucruri mai mari. Liderul natural atrage întotdeauna spre el, prin legea atracției mentale, idei din subiectul pe care și l-a ales, idei care au fost concepute vreodată de alții. Acest lucru este de cea mai mare importanță și ajutor. Dacă ești instruit corespunzător, beneficiezi mult de gândurile celorlalți și, cu condiția să generezi din interiorul tău ceva de valoare, ei vor beneficia de ale tale. Suntem moștenitorii tuturor veacurilor, dar trebuie să știm cum să ne folosim moștenirea. Omul încrezător, energic, plin de speranță și hotărât, îi influențează pe toți cei cu care se asociază și le inspiră aceleași calități. Simți că exemplul lui este un exemplu sigur de urmat și el trezește în tine aceeași forță care îl împinge înainte și în sus. Rare ori reușește cineva să aibă succes dacă se apucă să facă ceva într-un mod apatic și lipsit de spirit. Pentru a construi o afacere trebuie să o vezi dezvoltându-se în mintea ta înainte ca aceasta să ia o formă tangibilă. Fiecare mare sarcină care a fost vreodată îndeplinită a fost mai întâi doar o viziune în mintea creatorului său. Detaliu după detaliu a trebuit să fie elaborat în mintea sa de la prima sa idee vagă despre întreprindere. În cele din urmă s-a format o idee clară și apoi a urmat realizarea, care a fost doar rezultatul material al conceptului mental. Omul de afaceri modern nu se mulțumește să construiască doar pentru prezent, ci planifică în avans. Dacă nu o face, va rămâne în urma competitorului său care este. Ceea ce facem de fapt astăzi a fost atent gândit și planificat de alții în trecut. Toate afacerile progresiste sunt conduse în acest mod. De aceea tânărul om de afaceri de astăzi are șanse să realizeze în câțiva ani mai mult decât a făcut tatăl său în toată viața sa. Nu există niciun motiv pentru care munca sau afacerea ta să te dea peste cap. Atunci când o faci este ceva neregulă. Atragi forțe și influențe pe care nu ar trebui să le atragi pentru că nu ești în armonie cu ceea ce faci. Nimic nu este mai obositor decât să încercăm să facem o muncă pentru care nu suntem pregătiți, atât prin temperament, cât și prin pregătire. Fiecare ar trebui să fie angajat într-o afacere pe care o iubește, ar trebui să promoveze mișcările cu care simpatizează. Atunci va face doar cea mai bună muncă și va avea o plăcere intensă în activitatea sa. În acest fel, în timp ce își crește și își dezvoltă constant puterile, el aduce în același timp prin munca sa un serviciu autentic și devotat umanității. Succesul în afaceri nu este rezultatul întâmplării, ci al unor idei și planuri științifice puse în aplicare de un management agresiv și progresist. folosește forțele mentale astfel încât acestea să crească și să se dezvolte. Amintește-ți că tot ceea ce faci este rezultatul unei acțiuni mentale, prin urmare, îți poți controla complet fiecare acțiune. Nimic nu este imposibil pentru tine. Nu-ți fie teamă să abordezi o propunere dificilă. Succesul tău va depinde de utilizarea pe care o vei face de mintea ta. Aceasta este capabilă de o dezvoltare minunată. Ai grijă să o folosești din plin și nu, și nu te dezvolți doar pe tine însuți, ci și pe asociații tăi. Încearcă să lărgești viziunile celor cu care intri în contact și îți vei lărgi propria perspectivă de viață. Ți-e frică de responsabilități? Pentru ca sufletul individual să se dezvolte, trebuie să ai responsabilități. Trebuie să manifeste omnipotența legii aprovizionării. Întreaga lume este sfera ta legitimă de activitate. Cât de cuceritor ești, ce ai făcut, îți este teamă de responsabilitate sau te ferești mereu tresari sau ocolești lucrurile? Dacă da, nu ești un om adevărat. Sinele tău superior nu tresare niciodată, așa că fii un om adevărat și permite puterilor eului superior să se manifeste și vei descoperi că ai multă putere și te vei simți mai bine atunci când abordezi propuneri dificile. Lecția numărul 11. Concentrează-te pe curaj. Curajul este coloana vertebrală a omului. Omul cu curaj are perseverență. El afirmă ceea ce crede și pune în aplicare. Omul cu curaj are încredere. El atrage spre el toate calitățile morale și forțele mentale care contribuie la formarea unui om puternic. În timp ce omul fără curaj atrage la el toate calitățile unui om slab, ezitarea, îndoiala și nesiguranța scopului. Prin urmare, poți vedea valoarea concentrării asupra curajului. Este un element extrem de vital al succesului. Lipsa de curaj creează dificultăți financiare, dar și mentale și morale. Atunci când apare o nouă problemă, în loc să o privească ca pe ceva ce trebuie realizat, bărbatul sau femeia fără curaj caută motive pentru care nu se poate face, iar eșecul este în mod natural rezultatul aproape inevitabil. Acesta este un subiect care merită să fie studiat de tine. Privește tot ceea ce îți putere ca pe o posibilitate în loc de o simplă probabilitate și vei realiza mult mai multe pentru că, considerând un lucru ca fiind imposibil, atragi imediat la tine toate elementele care, care contribuie la eșec. Lipsa de curaj îți distruge încrederea în tine însuți, distruge acea atitudine energică și hotărâtă atât de importantă pentru succes. Omul lipsit de curaj atrage inconștient spre el tot ceea ce este disprețuitor, slăbitor, demoralizator și distructiv. Apoi dă vina pe norocul său atunci când nu își asigură lucrurile pe care le dorește cu slăbiciune. Trebuie mai întâi să avem curajul de a ne dori cu tărie ceva. O dorință pentru a fi împlinită trebuie să fie susținută de puterea tuturor forțelor noastre mentale. O astfel de dorință are suficientă forță de comandă pentru a schimba toate condițiile nefavorabile. Omul cu curaj comandă fie că este pe câmpul de luptă sau în viața de afaceri. Ce este curajul este voința de a face. Nu este nevoie de mai multă energie pentru a fi curajos decât pentru a fi laș. Este o chestiune de antrenament corect în modul corect. Curajul concentrează forțele mentale asupra sarcinii de îndeplinit apoi le direcționează cu atenție, cu perseverență, în mod deliberat, atrăgând în același timp toate forțele succesului spre scopul dorit. Pe de altă parte, lașitatea risipește atât forțele noastre mentale cât și pe cele morale, invitând astfel la eșec. Deoarece suntem creaturi de obiceiuri, ar trebui să evităm persoanele care nu au curaj. Acestea sunt ușor de descoperit din cauza obiceiurilor lor de teamă în atacarea unor probleme noi. Omul cu curaj nu se teme niciodată. Începe astăzi cu ideea că nu există niciun motiv pentru care să nu fii curajos. Dacă ți vin gânduri de frică, leapă de -le ca pe vipera mortală. Formează-ți obiceiul de a nu te gândi niciodată la ceva nefavorabil pentru tine sau pentru altcineva. În confruntarea cu dificultățile, noi sau vechi, păstrează mereu gândul, sunt curajos. Ori de câte ori îndoială trece pragul minții tale, alung-o. Nu uita că, în calitate de stăpân al minții, tu controlezi fiecare gând al acesteia și iată un gând bun pe care să-l afirme adesea. Am curaj pentru că îl doresc, pentru că am nevoie de el, pentru că îl folosesc și pentru că refuz să devin un slăbănog așa cum produce lașitatea. Nu există nicio justificare pentru pierderea curajului. Răutățile de care vei fi aproape sigur copleșit fără. Uh curaj sunt mult mai mari decât cele pe care curajul te va ajuta să le întâlnești și să le depășești corect trebuie să fie așadar moralistul care spune că singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica nu lăsa niciodată părerea altcuiva să te afecteze el nu poate spune ce ești capabil să faci nu știe ce poți face cu forțele tale adevărul este că nu te cunoști pe tine însuți până nu te pui la încercare prin urmare, cum poate altcineva să știe? Nu lăsa niciodată pe altcineva să te evalueze. Aproape toate realizările minunate au fost realizate după ce s-a demonstrat temeinic că erai, erau imposibil de realizat. Odată ce înțelegem legea, toate lucrurile sunt posibile. Dacă ar fi fost imposibilități, nu le-am fi putut concepe. În momentul în care permiți cuiva să te influențeze împotriva a ceea ce crezi că este corect, Pierzi acea încredere în tine însuți care inspiră curajul și care atrage după sine toate forțele pe care curajul le creează. În momentul în care începi să te abați de la planul tău, începi să duci la îndeplinire gândul altuia și nu al tău. Devii cel dirijat și nu cel care dirijează. Renunți la curajul și la hotărârea propriei tale minți și prin urmare îți lipsesc tocmai forțele de care ai nevoie pentru a-ți susține și duce la îndeplinire lucrarea. În loc să fii autonom, devii timid, iar acest lucru invite la eșec. Atunci când îți permiți să fii influențat de altcineva de la planul tău, ești incapabil să judeci așa cum ar trebui, pentru că ai permis ca influența altuia să te priveze de curajul și hotărârea ta, fără să absorbi în schimb nimic din ceea ce are el, așa că te afli în aceeași situație așa cum te-ai afla dacă ai predat toate bunurile tale, lumești altuia fără să primești valoarea primită. Concentrează-te pe exact opusul fricii, al lipsurilor, al sărăciei, al bolii și așa mai departe. Nu te îndoi niciodată de propriile capacități. Ai multe dacă le folosești. Foarte mulți oameni eșuează pentru că se îndoiesc de propria capacitate. În loc să-și construiască forțe mentale puternice care le-ar fi de cel mai mare folos, gândurile lor de frică îi dărâmă. Frica paralizează energia. Ea ne împiedică să atragem forțele care intră în alcătuirea succesului. Frica este cel mai mare dușman pe care îl avem. Sunt puțini oameni care știu cu adevărat că pot realiza multe. Ei își doresc să-și valorifice la maximum puterile, dar din păcate doar ocazional găsești un om care să fie conștient de marile posibilități din el. Atunci când crezi cu toată mintea, inima și sufletul că poți face ceva, dezvolți astfel curajul de a trăi în mod constant și cu încredere această credință. Ai parcurs acum un drum lung în direcția realizării ei. Sunt șanse să apară obstacole mari și mici în calea ta, dar curajul hotărât le va depăși și nimic altceva nu le va depăși. Curajul hotărât elimină forțele vătămătoare și opuse, invocând stăpânilor forțele încă mai puternice care îți vor servi. Curajul este la îndemâna ta. Tot ce trebuie să faci este să crezi în el, să-l revendici și să-l folosești. Pentru a reuși în afaceri, crede că vei avea succes, afirmă că ai succes și muncește ca un castor pentru a face acest lucru. Dificultățile se topez repede în fața celor curajoși. Un singur om curajos poate înflăcăra cu spiritul său o întreagă armată de oameni, fie ea militară sau industrială, deoarece curajul, ca și lașitatea, este contagios. Omul de curaj depășește încercările și tentațiile vieții, își impune succesul, emite judecăți sănătoase, își dezvoltă influența personală și un caracter puternic și devine adesea mentorul comunității pe care o slujește. Cum să depășești depresia și melancolia? Primele două sunt nocive și te fac nefericit. Sunt stări care pot fi depășite rapid prin concentrarea mai atentă asupra sinelui superior, căci atunci când faci acest lucru, tai legătura cu curenții de forță dăunători. De asemenea, poți alunga stările de spirit prin simpla alegere și concentrare de plină asupra unui subiect plăcut. Prin puterea voinței și controlul gândurilor, putem realiza orice ne dorim să facem. Există o minunată putere inerentă în noi toți și nu există niciodată un motiv suficient pentru teamă, cu excepția ignoranței. Orice rău nu este decât produsul ignoranței, iar oricine are puterea de a gândi, are puterea de a învinge ignoranța și răul. Durerea pe care o suferim în urma săvârșirii răului nu sunt decât lecțiile experienței, iar scopul durerii este de a ne face să ne dăm seama de ignoranța noastră. Când devenim deprimați, este o dovadă că facultățile noastre de gândire se combină în mod necorespunzător și astfel atracurenții de forță greșiți. Tot ceea ce este necesar este să ne exercităm voința și să ne concentrăm asupra unor subiecte fericite. Mă voi gândi doar la subiecte demne de sinele meu superior și de puterile sale. Lecția numărul 12. Concentrează-te pe bogăție Nu s-a dorit niciodată ca omul să fie sărac. Atunci când bogăția este obținută în condiții adecvate, ea lărgește viața. Totul are valoarea sa, totul are o utilizare bună și unarea. Forțele minții ca și bogăția pot fi direcționate fie spre bine, fie spre rău. Un pic de odihnă va recrea forțele. Prea multă odihnă degenerează în lene și în dorințe fără creier, visătoare. Dacă dobândești bogăția pe nedrept de la alții, îți folosești forțele în mod abuziv. Dar dacă averea ta provine din surse corecte, vei fi binecuvântat. Prin bogăție putem face lucruri pentru a ne înălța pe noi înșine și umanitatea. Bogăția este obiectivul multor persoane. Prin urmare, aceasta le stimulează eforturile. Ele tânjesc după ea pentru a se îmbrăca și a trăi astfel încât să atragă prieteni. Fără prieteni nu ar fi atât de atenți la ceea ce îi înconjoară. Adevărul este că cu cât ne facem mai atractiv pe noi înșine și împrejurimile noastre, cu atât mai inspiratoare sunt influențele lor. Nu este favorabil unei gândiri adecvate să fim înconjurați de condiții care sunt neconvenabile și neplăcute. Primul pas spre dobândirea bogăției este să te înconjori de influențe utile, să-ți revendici un mediu cultural, să te plasezi în el și să te lași modela de influențele sale. Cei mai mulți oameni mari din toate timpurile au fost relativ bogați. Ei au făcut sau au moștenit bani. Fără bani nu ar fi putut realiza ceea ce au făcut. Este puțin probabil ca omul angajat într-o muncă fizică grea să aibă aceleași idealuri înalte ca și omul care poate stăpâni un timp liber comparativ. Bogăția este de obicei rodul realizărilor. Cu toate acestea, ea nu este în totalitate rezultatul unei munce asidue. Mii de persoane muncesc din greu și nu devin niciodată bogate. Altele, cu mult mai puțin efort, dobândesc bogăția. Vederea posibilităților este un alt pas spre dobândirea bogăției. Un om poate fi cât se poate de harnic, dar dacă nu-și folosește forțele elementale, el va fi un muncitor care va fi condus de cel care își folosește în mod avantajos forțele elementale. Nimeni nu poate deveni bogat într-o viață obișnuită prin simple economii din venituri. Mulți se zgârcesc și economisesc toată viața, dar procedând astfel își rosesc toată vitalitatea și energia. De exemplu, cunosc un om care obișnuia să meargă pe jos la serviciu. Îi lua o oră pentru a merge și o oră pentru a se întoarce. Ar fi putut să ia o mașină și să meargă în 20 de minute. Economisea 10 cenți pe zi, dar pierdea o oră și jumătate. Nu era o investiție foarte profitabilă, cu excepția cazului în care timpul petrecut în exerciții fizice îi aducea mari beneficii în ceea ce privește sănătatea. Același timp petrecut în efortul concentrat de a depăși mediul de afaceri nefavorabil, i-ar fi putut pune ferm picioarele pe calea prosperității. Una dintre marile greșeli pe care le fac multe persoane din generația actuală este că se asociază cu cei care nu reușesc să scoată sau să dezvolte ce este mai bun în ei. Atunci când latura socială a vieții este dezvoltată prea exclusiv, așa cum se întâmplă adesea, iar recreerea sau distracția devine motivul principal al vieții unei persoane, aceasta dobândește obiceiuri de extravaganță în loc de economie, obiceiuri de a-și risipi resursele fizice, mentale, morale și spirituale în loc să le conserve. În consecință, îi lipsește motivația adecvată, puterile și forțele date de Dumnezeu nu sunt dezvoltate, și în mod inevitabil aduce o judecată slabă în toate relațiile superioare ale vieții, în timp ce în ceea ce privește averea sa financiară este mereu mai sărac adesea un parazit și întotdeauna, dacă îi se oferă ocazia, un consumator la fel de mare, pe cât este un producător sărac. Se pare că face parte din tragedia vieții faptul că aceste persoane trebuie să învețe lecții atât de dureroase, înainte de a putea înțelege forțele și legile care reglementează viața. Puțin sunt cei care profită de pe urma greșelilor altora. Ei trebuie să le experimenteze ei înșiși și apoi să aplice cunoștințele astfel dobândite pentru a-și reconstrui viața. Orice om care a însemnat ceva nu a făcut niciodată o muncă de detaliu pentru perioade lungi de timp. El are nevoie de timp pentru a reflecta. El nu își face sarcinile de astăzi în același mod ca și ieri, ci ca rezultat al unui efort deliberat și concentrat, încearcă în mod constant să-și îmbunătățească metodele. Zilele trecute am asistat la o conferință despre prosperitate. Știam că lectorul era practic falit de 10 ani. Am vrut să aud ce avea de spus. A vorbit foarte bine. Fără îndoială că a adus beneficii unora dintre ascultătorii săi, dar el nu profitase de propriile învățături. M-am prezentat și l-am întrebat dacă credea în maximele sale. El a spus că da, L-am întrebat dacă acestea îl făcuseră prosper. A spus că nu chiar așa. L-am întrebat de ce. Mi-a răspuns că el credea că era sortit să nu cunoască prosperitatea. În jumătate de oră i-am arătat acelui om de ce sărăcia i-a fost întotdeauna tovarăș se îmbrăcase sărăcăcios, își ținea prelegerile într-un mediu sărăcăcios, prin acțiunile și convingerile sale atrăgea sărăcia. Își dădea seama că gândurile sale și mediul înconjurător exercitau o influență nefavorabilă. I-am spus, gândurile sunt forțe mobile, mari puteri, gândurile de bogăție atrag bogăția. Prin urmare, dacă îți dorești bogăție, Trebuie să atragi forțele care te vor ajuta să o obții. Gândurile tale atrag un tip similar de gânduri. Dacă ai gânduri de sărăcie, atragi sărăcia. Dacă te hotărăști că vei fi bogat, vei insufla acest gând în toate forțele tale mentale și, în același timp, vei folosi orice condiție exterioară pentru a te ajuta. Multe persoane sunt de părere că, dacă ai bani, este ușor să faci mai mulți bani, dar acest lucru nu este neapărat adevărat. 90% dintre oamenii care încep o afacere eșuează. Banii nu vor permite cuiva să acumuleze mult mai mult dacă nu este antrenat să caute și să folosească oportunități bune pentru investirea lor. Dacă moștenește bani, șansele sunt că îi va pierde, în timp ce dacă a făcut-o, nu numai că îi cunoaște valoarea, dar și-a dezvoltat puterea de a o folosi și de a face mai mult dacă o pierde. Succesul în afaceri în zilele noastre depinde de previziune, bună judecată, curaj, hotărâre fermă și un scop bine stabilit. Dar nu uita niciodată că gândul este o forță la fel de reală ca și electricitatea. Gândurile tale să fie de așa natură încât să trimiți la fel de bine pe cât primești. Dacă nu o faci, nu îi îmbogățești pe alții și, prin urmare, nu meriți să fii îmbogățit. Omul care încearcă să obțină tot ce poate de la alții pe degeaba devine atât de egoist și meschin încât nici măcar nu se bucură de achizițiile sale. Vedem exemple de acest lucru în fiecare zi. Ceea ce luăm de la alții va fi la rândul său luat de la noi. Toate obligațiile trebuie îndeplinite în mod corect și cinstit. Nu putem atinge perfecțiunea până când nu ne achităm de toate obligațiile vieții noastre. Cu toții ne dăm seama de acest lucru, așa că de ce să nu oferim de bunăvoie un schimb echitabil pentru tot ceea ce primim? Repet încă o dată că primul și ultimul pas în dobândirea bogăției este să te înconjori de influențe bune, gânduri bune, sănătate bună, un mediu de acasă și de afaceri bun și asociați de succes în afaceri. Cultivă prin toate mijloacele legitime cunoștințele unor oameni de calibru mare adu vibrațiile gândurilor tale în ceea ce privește afacerile în armonie cu ale lor. Acest lucru va face ca societatea ta să fie nu numai plăcută, ci și căutată și atunci când ai legat prietenii intime cu oameni curați, reputați și bogați, încredințează-le pentru investiții surplusul tău de câștiguri oricât de mic, până când vei fi dezvoltat inițiativa și perspicacitatea în afaceri pentru a-ți gestiona cu succes propriile investiții. Până atunci, prin astfel de asocieri, îți vei fi găsit locul în viață pe care, dacă te-ai concentrat în mod corect și te-ai folosit de oportunitățile tale, nu va fi printre oamenii de mici dimensiuni. Cu o competență asigurată, vei avea plăcerea de a folosi o parte din ea pentru a face mai ușor drumul pe care l-ai parcurs, pentru a ajunge în poziția ta pentru cei care te urmează. Există undeva în fiecare creier energia care te va scoate din acea rutină și te va plasa mult mai sus pe muntele succesului dacă poți folosi energia. Știi că benzina din motorul unui automobil nu pune în mișcare mașina până când nu apare o scânteie care să explodeze benzina. La fel se întâmplă și cu mintea omului. Nu vorbim acum de oameni de mare geniu, ci de cetățeni medii, capabili. Fiecare dintre ei are în creierul său capacitatea de a trece peste cuvântul imposibil și de a ajunge în țara de succes de dincolo. Iar speranța, încrederea în sine și determinarea de a face ceva furnizează scânteia care face ca energia să funcționeze. Lecția numărul 13. Te poți concentra, dar o vei face? Toți au capacitatea de a se concentra, dar tu o vei face? Poți, dar depinde de tine dacă o vei face sau nu. Una este să fii capabil să faci ceva și alta este să faci acel lucru. Există mult mai multe capacități nefolosite decât cele folosite. De ce nu sunt mai mulți oameni capabili să facă ceva din ei înșiși? Există relativ puțin oameni de succes, dar mulți oameni ambițioși. De ce nu sunt mai mulți cei care se descurcă? Cazurile pot fi diferite, dar vina este de obicei a lor. Ei au avut șanse poate mai bune decât alții care au reușit. Ce-ai vrea să faci și nu faci până acum? Dacă crezi că ar trebui să te descurgi mai bine, de ce nu o faci? Studiază-te cu atenție. Află care-ți sunt neajunsurile. Uneori doar un simplu flac îl împiedică pe cineva să se ramifice și să devină un om de succes. Descoperă de ce nu ai reușit să faci bine, cauza eșecului tău. Ai aștepta ca cineva să-ți conducă sau să-ți croiască o cale? Dacă da, concentrează-te pe o nouă linie de gândire. Există două lucruri absolut necesare pentru succes: energia și voința de a reuși. Nimic nu poate lua locul oricăruia dintre acestea. Cei mai mulți dintre noi nu vor avea o cale ușoară de urmat, așa că nu te aștepta să găsești una. Loviturile grele ne dezvoltă curajul și rezistența morală. Persoanele care trăiesc într-un mod indolent și ne neglijent nu au niciodată așa ceva. Ele nu s-au confruntat niciodată cu condițiile și, prin urmare, nu știu cum să facă acest lucru. Lumea nu este cu nimic mai bună datorită modului lor de viață. Trebuie să creăm condiții favorabile și să nu ne așteptăm ca ele să se formeze singure. Nu omul care spune nu se poate face, ci cel care merge înainte în ciuda sfaturilor potrivnice și arată că se poate face este cel care ajunge acolo astăzi. Domnul îi ajută pe cei care se ajută pe ei înșiși, este un proverb adevărat. Urcăm pe drumul spre succes depășind obstacolele. Pietrele de potignire nu sunt decât niște trepte pentru omul care spune pot și vreau. Când vedem infirmi, surdomuții, orbi și cei cu alte handicapuri care însumează ceva în lume, bărbatul apt de muncă ar trebui să se simtă rușinat de el însuși dacă nu se descurcă. Nu există nimic care să reziste forței perseverenței. Drumul care ne așteaptă pe toți nu este ușor de parcurs, dar toate pasajele dificile pot fi depășite dacă te gândești că se poate și te concentrezi asupra modului în care trebuie să o faci dar dacă te gândești că obstacolele sunt de netrecut, bineînțeles că nu vei încerca și chiar dacă o vei face, va fi doar pe jumătate, un mod care nu realizează nimic. Mulți oameni nu vor începe un demers decât dacă sunt siguri că vor reuși. Ce greșeală! Acest lucru ar fi corect dacă am fi siguri de ceea ce putem sau nu putem face. Dar cine știe? S-ar putea ca acum să există un obstacol acolo care s-ar putea să nu mai fie acolo săptămâna viitoare. S-ar putea să nu există un obstacol acolo acum, um, dar problema cu majoritatea persoanelor este că imediat ce văd că drumul lor este blocat, își pierd curajul. Ei, ei uită că de obicei există o cale de a ocoli dificultatea. Depinde de tine să o găsești. Dacă abordezi ceva cu puțin efort, atunci când condițiile cer un efort mare, bineînțeles că nu vei câștiga. Abordează totul cu sentimentul că vei utiliza toată puterea din tine pentru a reuși. Acesta este genul de efort concentrat care reușește. Cei mai mulți oameni sunt învinși înainte de a începe. Ei cred că vor întâmpina obstacole și le caută în loc să caute mijloace de a le depăși. Rezultatul este că își măresc obstacolele în loc să le diminueze. Ai întreprins vreodată ceva despre care ai crezut că va fi greu, dar ulterior ai constatat că este ușor. Acesta este modul în care uh, se întâmplă de cele mai multe ori. Lucrurile care par dificile în prealabil se dovedesc a fi ușor de cucerit atunci când sunt întâlnite. Așadar, pornește la drum cu gândul că drumul va fi liber pentru tine și că dacă nu va fi așa, tu vei deschide calea. Toți oamenii care au însemnat ceva și-au deschis drumul și nu au avut parte de asistența pe care o vei avea tu astăzi. Singura mare cheie a succesului este să faci tot ceea ce ți-ai propus. Nu te abate de la calea ta și hotărăște-te că vei realiza ceea ce ți-ai propus. Nu te speria de câteva respingeri pentru că ele nu-l pot opri pe omul hotărât, omul care știe în sinea lui că succesul nu se cumpără decât printr-o hotărâre extraordinară, printr-un efort concentrat și din toată inima. Cel care are o voință fermă, spune Ghiote, modelează lumea pentru el însuși. Oamenilor nu le lipsește puterea, spune Victor Hugo, le lipsește voința. Nu atât îndemânarea este cea care aduce victorii, cât activitatea și o mare determinare. Nu există eșec pentru omul care dă tot ce are mai bun. Indiferent la ce lucrezi în momentul de față, nu lăsa ca acest lucru să te facă să-ți pierzi curajul. Valurile se schimbă continuu, iar mâine sau altă dată se vor întoarce în avantajul tău. Dacă ești un muncitor voluntar și ești un muncitor ambițios, nimic nu te dezvoltă și nu-ți sporește curajul ca munca. Dacă n-ar fi munca, cât de monotonă ar deveni în cele din urmă viața. Așa că îi spun omului care vrea să avanseze, nu considera poziția ta actuală ca fiind permanentă. Ține-ți ochii deschiși și adaugă-ți acele calități care te vor ajuta atunci când îți va veni ocazia. Fii mereu în alertă și vigilant la oportunități. Nu uita, Atragem ceea ce ne propunem. Dacă ne uităm după oportunități, le găsim. Dacă ești omul care ar trebui să fii, cineva te caută pentru a ocupa un post de răspundere. Așa că atunci când te găsește, nu-ți lăsa atenția să se rătăcească, dă-i eu cu totul, arată-i că-ți poți concentra puterile, ca ai Constituția unui bărbat adevărat. Nu da semne de teamă, nesiguranță sau îndoială. Bărbatul care este sigur pe el însuși va ajunge cu siguranță în față. Nicio o nu îl poate împiedica. Lecția numărul 14. Arta concentrării prin exerciții practice Selectează un gând și vezi cât timp îți poți menține mintea la el. Este bine să ai la început un ceas și să ții cont de timp. Dacă te decizi să te gândești la sănătate, poți obține foarte multe lucruri bune de pe urma gândirii, pe lângă dezvoltarea concentrării. Gândește-te la sănătate ca fiind cea mai mare binecuvântare care există în lume. Nu lăsa niciun alt gând să se strecoare. În momentul în care unul începe să se impună, fă-l să iasă. Obișnuiește-te zilnic să te concentrezi asupra acestui gând timp de, să zicem, 10 minute. Exersează până când reușești să reții, excluzând orice altceva. Vei găsi că este de cea mai mare valoare să-ți centralizezi gândurile asupra sănătății. În starea ta actuală, este important să te vezi așa cum ai dori să fii și fi orb la orice altceva. La început îți va fi greu să uiți de afecțiunile tale dacă ai vreuna, dar după o scurtă perioadă de timp vei putea să închizi aceste gânduri negative și să te vezi așa cum ți-ai dori să fii. De fiecare dată când te concentrezi, îți formezi o imagine tot mai perfectă a sănătății, și pe măsură ce ajungi să o realizezi, devii sănătos, puternic. Vreau să-ți reamintesc că obiceiul de a forma imagini mentale este de cea mai mare valoare. Acesta a fost folosit dintotdeauna de oamenii de succes din toate timpurile, dar puțini sunt cei care realizează întreaga sa importanță. Știi că acționezi în permanență în funcție de imaginile pe care ți le formezi. Dacă îți permiți să-ți modelezi imagini negative, îți construiești inconștient o dispoziție negativă. Te vei gândi la sărăcie, slăbiciune, boală, frică, etc. La fel de sigur cum te gândești la acestea, viața ta obiectivă se va exprima în același mod. Exact ceea ce gândim vom manifesta în lumea exterioară. Prin concentrare profundă, te conectezi cu Marele Spirit Creator al Universului. Iar energia creatoare curge prin tine, vitalizând creațiile tale în formă. În concentrarea profundă, mintea ta devine armonizată cu infinitul și înregistrează inteligența cosmică primind mesajele acesteia. Devii atât de plin de energie cosmică încât ești literalmente inundat de puterea divină. Aceasta este o stare extrem de dorită. Atunci ne dăm seama de avantajele de a fi conectat cu supraconștiința. Supraconștiința înregistrează vibrațiile cosmice superioare. Este deseori numită stație fără fir, mesajul înregistrat provenind de la mintea universală. Sunt foarte puțini cei care ajung la acest stadiu de concentrare. Foarte puțini sunt cei care știu că acest lucru este posibil. Ei cred că concentrarea înseamnă limitarea la un singur subiect, dar această concentrare mai profundă, care ne aduce în armonie cu infinitul, este cea care produce și menține sănătatea după ce ai intrat în contact cu supraconștiința ta, devii controlorul gândurilor tale umane. Ceea ce vine la tine este mai presus de gândurile umane. Se vorbește adesea despre aceasta ca despre conștiința cosmică. Odată ce este experimentată, ea nu mai este niciodată uitată. În mod natural, este nevoie de o bună parte din antrenament pentru a ajunge la această stare, dar odată ce ai reușit, devine de fiecare dată mai ușor de realizat, și în decursul timpului poți deveni posesorul unei puteri care ți era necunoscută înainte. Ești capabil să dirigezi expresia unei puteri aproape infinite în timp ce te afli în această stare de concentrare mai profundă. Exerciții de concentrare. lui atunci când sunt concentrat asupra unui obiect cu ajutorul unui geam solar produc o căldură de multe ori mai mare decât razele împrăștiate de aceea sursă de lumină și căldură. Acest lucru este valabil și pentru atenție. Împrăștie, împrăștie atenția și nu vei obține decât de rezultate obișnuite, dar dacă o concentrezi asupra unui singur lucru, vei obține rezultate mult mai bune. Atunci când îți concentrezi atenția asupra unui obiect, fiecare acțiune voluntară și involuntară este îndreptată spre atingerea acelui obiect. Dacă îți vei concentra energiile asupra unui lucru, excluzând orice altceva, vei genera forța care îți poate aduce ceea ce îți dorești. Atunci când îți concentrezi gândul, îi sporești puterea. Exercițiile care urmează sunt plictisitoare și monotone, dar utile. Dacă vei persista în ele, vei descoperi că sunt foarte valoroase, deoarece îți sporesc puterea de concentrare. Înainte de a continua cu exercițiile, voi răspunde la o întrebare care îmi vine de la sine. Această persoană spune că după ce muncește toată ziua este prea obosită pentru a mai practica vreun exercițiu, dar acest lucru nu este adevărat. Vom spune că vine acasă obosit, mănâncă cina și se așează să se odihnească. Dacă munca sa a fost mentală, gândul care i-a ocupat mintea revine la el și acest lucru îl împiedică să-și asigure odihna de care are nevoie. Este un fapt recunoscut că anumite gânduri pun în funcțiune un anumit set de celule cerebrale. Celelalte celule, bineînțeles, nu sunt ocupate în acel moment și sunt odihnite. Acum, dacă te apuci de ceva care este pur și simplu diferit de ceea ce ai făcut în timpul zilei, vei folosi celulele care nu au făcut nimic și le vei da o pauză celor care au avut de lucru. Așadar, ar trebui să-ți reglezi serile pe care le ai și să apelezi la o linie de gândire complet diferită pentru a nu folosi celulele pe care le-ai obosit în timpul zilei. Dacă îți vei concentra atenția asupra unui gând nou, vei scuti celulele vechi de vibrația entuziasmului și ele vor avea parte de odihna de care au nevoie. Celelalte celule care au stat degeaba toată ziua vor să lucreze și vei descoperi că te poți bucura de serile tale, asigurându-te în același timp de odihna necesară. Odată ce ai învățat să stăpânești gândurile, vei putea să le schimbi la fel de ușor cum îți schimbi hainele. Amintește-ți că adevărata condiție pentru a te centra este să poți exclude gândurile exterioare, orice lucru străin de subiect. Acum, pentru a-ți controla intenția, mai întâi dobândește controlul asupra corpului. Acesta trebuie să fie adus sub controlul direct al minții, mintea sub controlul voinței. Voința ta este suficient de puternică pentru a face tot ceea ce îți dorești, dar trebuie să realizezi că este așa. Mintea Poate fi mult întărită dacă este adusă sub influența directă a voinței. Atunci când mintea este întărită în mod corespunzător de impulsul voinței, ea devine un transmițător mai puternic al gândurilor, deoarece are mai multă forță. Cel mai bun moment pentru a te concentra este după ce citești ceva care te inspiră, deoarece atunci ești exaltat mental și spiritual în domeniul dorit. Atunci este momentul în care ești pregătit pentru o concentrare profundă. Dacă te afli în camera ta, vezi mai întâi dacă ferestrele sunt ridicate și dacă aerul este bun. Întinde-te, stai pe pat fără pernă. Vezi că fiecare mușchi este relaxat. Acum respiră încet, umplând plămânii confortabil de aer proaspăt. Ține acest lucru cât de mult timp poți, fără să te încordezi. Apoi expiră încet. Expiră într-un mod ușor, ritmic, Respiră în acest fel timp de 5 minute lăsând să curgă prin tine respirația divină care va curăța și întineri fiecare celulă a creierului și a corpului. Ești apoi gata să continui. Acum gândește-te cât de liniștit și relaxat ești. Poți deveni entuziasmat de starea ta. Gândește-te că te pregătești să primești cunoștințe care sunt mult mai mari decât cele pe care le-ai primit vreodată. Acum relaxează-te și lasă spiritul să lucreze în și prin tine și să te ajute să realizezi ceea ce îți dorești. Nu lăsa să intre în doiel sau temeri. Simte doar că ceea ce îți dorești se va manifesta. Simte că deja a făcut-o. În realitate a făcut-o pentru că în momentul în care îți dorești ca un lucru să se întâmple, acesta se manifestă în lumea gândurilor. Ori de câte ori te concentrezi, doar crede că este un succes menține acest sentiment și nu permite ca nimic să intervină și vei descoperi în curând că ai devenit stăpânul concentrării. Vei descoperi că această practică îți va fi de o valoare minunată și că, în scurt timp, vei învăța să realizezi orice lucru pe care îl întreprinzi. Va fi necesar să antrenăm mai întâi corpul să se supună comenzilor minții. Vreau să dobândești controlul asupra mișcărilor musculare. Următorul exercițiu este deosebit de bun pentru a te ajuta să dobândești un control perfect al mușchilor. Exercițiul numărul 1. Așează-te pe un scaun confortabil și vezi cât de nemișcat poți rămâne. Acest lucru nu este atât de ușor pe cât pare. Va trebui să-ți concentrezi atenția asupra șederii nemișcate. Observă și vezi dacă nu faci nicio mișcare musculară involuntară. Prin puțină practică vei descoperi că ești capabil să stai nemișcat fără o mișcare a mușchilor timp de 15 minute. La început, te sfătuiesc să stai într o poziție relaxată timp de 5 minute. După ce reușești să stai perfect nemișcat, crește timpul la 10 minute și apoi la 15. Aceasta este uh, perioada de timp necesară, dar nu te forța niciodată să stai nemișcat. Trebuie să fii complet relaxat. Vei constata că acest obicei de a te relaxa este foarte bun. Exercițiul numărul 2. Stai pe un scaun cu capul sus și bărbia în afară cu umerii pe spate. Ridică brațul drept până când acesta se află la nivelul umărului, îndreptat spre dreapta. Privește în jur doar cu capul și fixează-ți privirea pe degete, menținând brațul perfect nemișcat timp de un minut. Fă acest, același exercițiu cu brațul stâng. Când reușești să menții brațul perfect nemișcat, crește timpul până când reușești să faci acest lucru 5 minute cu fiecare braț. Întoarce palma mâinii în jos atunci când este întinsă, deoarece aceasta este cea mai ușoară poziție. Dacă îți vei ține privirea fixată pe vârful degetelor, vei putea să-ți dai seama dacă îți menții brațul perfect nemișcat. Exercițiul numărul 3. Umple un pahar mic cu apă și prinde-l de deget. Puneți brațul direct în fața ta. Acum fixează ochii pe pahar și încearcă să menții brațul atât de stabil încât să nu se observe nicio mișcare. Faceți lucru mai întâi timp de o clipă, apoi mărește-l de cinci ori. Fă exercițiul mai întâi cu un braț, apoi cu celălalt. Exercițiul numărul 4. Supraveghează-te în timpul zilei și vezi dacă mușchii tăi nu devin tensionați sau încordați. Vezi cât de ușor și de relaxate poți menține. Vezi cât de echilibrat poți fi în orice moment. Cultivă o manieră echilibrată în loc de o înfățișare nervoasă, încordată. Acest sentiment mental îți va îmbunătăți ținuta și comportamentul. Oprește toate gesturile și mișcările inutile ale corpului. Acestea înseamnă că nu ai un control adecvat asupra corpului tău. După ce ai dobândit acest control, observă cât de indispuși sunt oamenii care nu au dobândit acest control. Tocmai am evaluat un vânzător care tocmai m-a părăsit. O parte a corpului său se mișca tot timpul. Îmi venea să-i spun, știi cât de bine ai arătat dacă ai învățat să vorbești cu vocea în loc să încerci să exprimi ceea ce spui cu tot corpul. Privește-i doar pe cei care îți iau interviuri și vezi cum le lipsește echilibrul. Scapă de orice obicei pe care l-ai de a te mișca sau de a te zmuci, uh, ați muci orice parte a corpului. Vei constata că faci multe mișcări involuntare, poți opri rapid oricare dintre acestea prin simpla concentrare a atenției, asupra gândului nu vreau. Dacă ai obiceiul de a lăsa zgomotele să te supere, exercită ți controlul. Atunci când dușa se trântește, când cade ceva, gândește-te la acestea ca la niște exerciții de autocontrol. Vei găsi multe exerciții de acest fel în rutina zilnică. Scopul exercițiilor de mai sus este de a obține controlul asupra mișcărilor musculare involuntare, făcând ca acțiunile tale să fie în întregime voluntare. Următoarele exerciții sunt aranjate pentru a-ți aduce mușchii voluntari sub controlul voinței, astfel încât forțele mentale să-ți poată controla mișcările musculare. Exercițiul numărul 5 mută scaunul până la o masă, așezând mâinile pe ea, strângând pumnii, menținând dosul mâinii pe masă, cu degetul mare îndoit peste degete. Acum fixează-ți privirea asupra pumnului pentru o vreme, apoi întinde treptat degetul mare, păstrându-ți întreaga atenție fixată pe acest act, ca și cum ar fi o chestiune de mare importanță. Apoi întinde treptat primul deget, apoi al doilea și tot așa până când deschizi și restul apoi inversează procesul, închizându-l mai întâi pe ultimul deschis și apoi pe restul, iar în final vei avea din nou pumnul în poziția inițială cu degetul mare închis peste degete. Fă acest exercițiu cu mâna stângă. Continuă acest exercițiu mai întâi cu o mână și apoi cu cealaltă până când îl vei face de 5 ori cu fiecare mână. În câteva zile îl poți crește la 10 ori. Există șansa ca exercițiile de mai sus să te obosească la început, dar este important să practici aceste exerciții monotone pentru a-ți antrena atenția. De asemenea, îți oferă control asupra mișcărilor musculare. Atenția, bineînțeles, trebuie să fie menținută îndeaproape asupra fiecarei mișcări a mâinii, dacă nu este așa, pierzi de sigur valoarea exercițiului. Pune mâna dreaptă pe genunchi, ambele degete și degetul mare închise, cu excepția primului deget care arată în fața ta, apoi mișcă încet degetul dintr-o parte în alta, menținând atenția fixată pe capătul degetului. Poți inventa o varietate de exerciții ca acestea. Este un bun antrenament să planifici diferitele, diferite dintre ele. Principalul lucru pe care trebuie să reții este că exercițiul trebuie să fie simplu și că atenția trebuie să fie fixată ferm pe partea corpului care se mișcă. Vei constata că atenția ta nu va dori să fie controlată și va încerca să se abată spre ceva mai interesant. Tocmai aici este locul unde aceste exerciții sunt valoroase și trebuie să-ți controleze atenția și să te asiguri că aceasta este ținută la locul potrivit și nu se abate. S-ar putea să crezi că aceste exerciții sunt foarte simple și fără valoare, dar îți promit că în scurt timp vei observa că îți controlezi mult mai bine mișcările musculare, ținuta și comportamentul și vei descoperi că ți-ai îmbunătățit mult puterea de atenție și că te poți concentra și îți poți concentra gândurile asupra ceea ce faci, ceea ce desigur va fi foarte valoros. Indiferent de ceea ce faci, imaginează că acesta este principalul tău scop în viață. Imaginează-ți că nu te interesează nimic altceva pe lume în afară de ceea ce faci. Nu-ți lăsa atenția să se abată de la munca pe care o faci. Atenția ta va fi fără îndoială rebelă, dar controlează-o și nu o lăsa să te controleze. Când odată ce vei cuceri atenția rebelă, vei fi obținut o victorie mai mare decât îți poți da seama pe moment. De multe ori după aceea vei fi recunoscător că ai învățat să te concentrezi și să ai cea mai mare atenție asupra obiectului de care te ocupi. Nu lăsa să treacă nicio zi fără să exersez concentrarea asupra unui obiect familiar neinteresant. Nu alege niciodată un obiect interesant deoarece acesta necesită mai puțină atenție. Cu cât este mai puțin interesant, cu atât va fi un exercițiu mai bun. După puțină practică vei descoperi că îți poți concentra atenția asupra unor subiecte neinteresante în voie. Persoana care se poate concentra poate obține controlul de plin asupra corpului și minții sale, și poate fi stăpânul înclinațiilor sale, nu sclavul lor. Când te poți controla pe tine însuți, îi poți controla și pe ceilalți. Poți dezvolta o voință care te va face un gigant în comparație cu omul căruia îi lipsește voința. Încearcă-ți puterea voinței în diferite moduri până când o vei avea sub un asemenea control încât imediat ce te hotără să faci un lucru, mergi mai departe și îl faci. Nu te mulțumi niciodată cu spiritul, m-am descurcat destul de bine, ci depune cele mai bune eforturi. Nu te mulțumi cu nimic altceva. Când ai obținut acest lucru, ești omul care ai fost menit să fii. Exercițiul numărul 7. Concentrarea crește simțul olfactiv. Atunci când te plimbi, când mergi cu mașina la țară sau când treci pe lângă o grădină de flori, concentrează-te asupra mirosului florilor și al plantelor. Vezi câte tipuri diferite poți detecta, apoi alege un anumit tip și încearcă să simți doar acesta vei constata că acest lucru intensifică puternic simțul olfactiv. Această diferențiere necesită totuși o atitudine deosebit de atentă. Atunci când se dezvoltă simțul olfactiv, nu numai că trebuie să excluzi din minte orice alt gând în afară de cel al mirosului, dar trebuie de asemenea să excluzi cunoașterea oricărui miros în afară de cel asupra căruia mintea ta pentru moment este concentrată. Vei găsi o mulțime de oportunități pentru exerciții de dezvoltare a simțului olfactiv. Atunci când ești în aer liber, fii în alertă la diferite mirosuri. Vei găsi aerul încărcat de toate felurile, dar concentrează-te asupra celui ales, astfel încât peste ani o adiere a parfumului său să-ți amintească în mod viu circunstanțele acestui exercițiu. Scopul acestor exerciții este de a dezvolta atenția concentrată și vei descoperi că prin practicarea lor îți poți controla mintea și îți poți dirija gândurile la fel cum îți poți controla brațul. Exercițiul numărul 8. Concentrarea pe interior. întinde și relaxează-ți bine mușchii. Concentrează-te pe bătăile inimii. Nu acorda atenție la nimic altceva. Gândește-te cum acest mare organ pompează sângele în fiecare parte a corpului. Încearcă să-ți imaginezi efectiv cum sângele părăsește marele rezervor și merge într-un singur flux până la degetele de la picioare. Imaginează-ți un altul care coboară pe brațe până la vârful degetelor. După un mic uh, exercițiu, uh, poți simți de fapt cum sângele trece prin sistemul tău. Dacă în orice moment te simți slăbit într-o parte a corpului, Dorești ca o cantitate suplimentară de sânge să ajungă acolo. De exemplu, dacă simți ochii obosiți, imaginează-ți că sângele vine de la inimă, trece prin cap și ajunge la ochi. Prin acest exercițiu îți poți crește în mod minunat puterea. Bărbații au reușit să dobândească un asemenea control asupra inimii încât au reușit să oprească să bată timp de 5 minute. Totuși acest lucru nu este lipsit de pericol și nu trebuie practicat de către începători am descoperit că următorul exercițiu este foarte util, pe care îl pot face chiar înainte de a merge la culcare și la trezire dimineața. Spuneți așa, fiecare celulă din corpul meu freamătă de viață, fiecare parte a corpului meu este puternică și sănătoasă. Am cunoscut un număr de oameni care și-au îmbunătățit foarte mult sănătatea în acest mod. Devino ceea ce-ți imaginezi a fi. Dacă mintea ta se gândește la boală în legătură cu sine, vei fi bolnav. Dacă ți imaginezi că e sănătos, puternic și viguros, imaginea se va realiza. Vei fi sănătos. Exercițiul numărul 9. Concentrarea asupra somnului. Ceea ce este cunoscut sub numele de metoda apei este, deși foarte simplă, foarte eficientă în inducerea somnului. Pune un pahar plin de apă limpede pe o masă din camera de dormit. Așează-te pe un scaun lângă masă și privește în paharul cu apă și gândește-te cât de calm este acesta. Apoi imaginează-te pe tine intrând într-o stare la fel de calmă. În scurt timp vei constata că nervii se liniștesc și vei putea să adormi. Uneori este bine să-ți imaginezi că devii somnoros pentru a-ți induce somnul și din nou cea mai persistentă insomnie a fost învinsă de cineva care s-a gândit la el însuși ca la un obiect neînsuflețit. De exemplu, un buștean găurit în adâncul unei păduri coroase și liniștite. Cei care au probleme cu insomnia vor găsi foarte eficient aceste exerciții de somn care liniștesc nervii. Păstrează în minte doar ideea că nu există nicio dificultate în a dormi, alungă orice teamă de insomnie, practic aceste exerciții și vei dormi. Până în acest moment ar trebui să, vă, să, te fi trezit la posibilitățile concentrării și să fi devenit conștient de rolul important pe care îl joacă în viața ta. Exercițiul numărul 10. Concentrarea va economisi energie și aspect. Observă-te și vezi dacă nu ai obiceiul de a-ți mișca mâinile, de a bate ceva cu degetele sau de a-ți răsuci mustața. Unii au obiceiul de a -ți ține picioarele în mișcare, ca de exemplu bătându-le pe podea. Exersează statul în fața unei oglinzi și vezi dacă ai obiceiul de a te încrunta sau de a face să-ți apară riduri pe frunte. Privește-i pe alții și vezi cum își răsucesc inutil fața când vorbesc. Orice mișcare a feței care provoacă încrețirea pielii va provoca în cele din urmă un rid permanent. Cum fața este ca o bucată de mătase, poți face un pliu în ea de mai multe ori și se va îndrepta de la sine, dar dacă continui să faci un pliu în ea, în timp va fi imposibil de îndepărtat. Prin concentrare poți opri obiceiul îngrijorării. Dacă ai obiceiul de a te îngrijora pentru cele mai nensemnate flacuri, Concentrează-te asupra acestui lucru câteva minute și vezi cât de inutil este. Dacă ai de asemenea obiceiul de a deveni iritabil sau nervos la cel mai nensemnat lucru, controlează-te instantaneu atunci când simți că devii astfel. Începe să respire adânc spun, spunându-ți: Nu voi fi atât de slab, sunt stăpân pe mine însumi și îți vei depăși rapid starea. Exercițiul numărul 11. Prin concentrare îți poți controla temperamentul. Dacă ești unul dintre cei care se inflamează la cea mai mică provocare și nu încerci niciodată să te controlezi, gândește-te un minut la acest lucru. Te ajută cu ceva, câștigi ceva prin asta, nu te scoate din echilibru pentru o perioadă de timp, nu știi că acest lucru crește în tine și, în cele din urmă, te va face să fii disprețuit de toți cei care au de-a face cu tine. Toată lumea face greșeli și în loc să te superi pe autorii lor, spune-le doar, fi mai atent data viitoare. Acest gând le va fi imprimat și vor fi mai atenți. Dar dacă te plângi continuu că au făcut o greșeală, gândul la greșeală se imprimă în ei și vor fi mai predispuși să facă greșeli în viitor. Orice lipsă de autocontrol poate fi învinsă dacă vei învăța doar să te concentrezi. Mulți dintre voi care citiți aceste rânduri poate credeți că nu sunteți vinovați de niciunul dintre aceste defecte, dar dacă vă veți observa cu atenție, veți descoperi probabil că sunteți și dacă este așa, vă va fi de mare ajutor dacă veți repeta această afirmație în fiecare dimineață. Voi încerca astăzi să nu fac un gest inutil, să nu mă îngrijoresc pentru flacuri, să nu devin nervos sau irritabil. Intenționez să fiu calm și, indiferent de circunstanțe, mă voi controla. De acum înainte mă hotărăs să fiu liber de toate semnele care arată lipsa de autocontrol. Noaptea treci rapid în revistă acțiunile din timpul zilei și vezi cât de mult ți-ai atins scopul. La început va trebui, desigur, să te declari vinovat de câteva ori de încălcare, dar continuă și vei descoperi în curând că îți poți trăi idealul după ce ai dobândit odată autocontrolul, totuși nu renunța la el. Pentru o vreme va fi încă necesar să repeți afirmația dimineața și să te pui în acord cu comportamentul ei seara. Continuă să faci o treabă bună până când în cele din urmă obiceiul autocontrolului va fi atât de bine fixat încât nu vei putea să rupi nici dacă ai încerca. Multe persoane mi-au spus că această afirmație și această revizuire zilnică a făcut o diferență minunată în viața lor și tu vei observa diferența dacă vei trăi conform acestor instrucțiuni. Exercițiul numărul 12 exersează vorbirea în fața unui pahar. Fă două semne pe oglindă la nivelul ochilor tăi și gândește-te că sunt doi ochi umani care se uită în ochii tăi. Probabil că ochii tăi vor clipi puțin la început. Nu-ți mișca capul, ci stai drept. Concentrează-ți toate gândurile pentru a-ți menține capul perfect nemișcat. Nu lăsa niciun alt gând să-ți vină în minte. Apoi, menținând în continuare capul, ochii și corpul nemișcat, gândește-te că arăți așa cum ar trebui să arate un bărbat sau o femeie de încredere, ca o persoană în care oricine ar avea încredere. Nu lăsa ca înfățișarea ta să fie de așa natură încât să justifice remarca Nu-mi place înfățișarea lui, nu cred că, se... că poate avea încredere în el. În timp ce stai în fața oglinzii, practică respirația profundă. Vezi că în încăpere există mult aer proaspăt și că te bucuri literalmente de el. Vei constata că pe măsură ce acesta pătrunde în fiecare celulă, timiditatea ta va dispărea. Ea va fi înlocuită de un sentiment de pace și putere. Cel care se ridică în picioare ca un bărbat și are control asupra mușchilor feței și ochilor săi atrage întotdeauna atenția. În conversația sa el îi poate impresiona mai bine pe cei cu care intră în contact. El dobândește un sentiment de calm și forță care face ca opoziția să se topească în fața lui. Trei minute pe zi sunt suficiente pentru practicarea acestui exercițiu. Uită-te la ceas înainte de a începe exercițiul și dacă consider că poți prelungi exercițiul mai mult de 5 minute, fă-o. A doua zi, așează-te pe un scaun și fără să te uiți la imagine, concentrează-te asupra ei și vezi dacă nu te poți gândi la detalii suplimentare referitoare la ea. Sunt șanse mari să te poți gândi la mult mai multe. Ar fi bine să notezi tot ce te-ai gândit în prima zi, iar apoi să adaugi pe listă fiecare nouă descoperire. Vei constata că acesta este un exercițiu foarte bun de concentrare. Exercițiul numărul 13. Controlul senzațiilor. Gândește-te cum te-ai simțit dacă ți-ar fi răcoare, apoi cum te-ai simțit dacă ți-ar fi frig, din nou cum te-ai simțit dacă ar fi ger. În această stare ai tremura peste tot. Acum gândește-te exact la condițiile opuse. Construiește o imagine atât de via a căldurii încât să fii capabil să experimentezi senzația de căldură chiar și în cea mai rece atmosferă. Este posibil să-ți antrenezi imaginația până când reușești acest lucru, iar aceasta poate fi apoi folosită în mod practic pentru a face suportabile condițiile nedorite. Te poți gândi la multe exerciții foarte bune ca aceasta ca acesta. De exemplu, dacă simți că ți se face foame sau sete și din orice motiv nu dorești să mănânci, nu te gândi la cât de foame sau sete îți este, ci doar vizualizează că termini o masă copioasă. Din nou, atunci când simți durere, nu o mări gândindu-te la ea, ci fă ceva care să-ți distragă atenția, iar durerea va părea să se diminueze. Dacă vei începe să practici pe această linie în mod sistematic, vei dobândi în curând un control minunat asupra lucrurilor care îți afectează confortul fizic. Exercițiul numărul 14. Calea orientală a concentrării. Așează-te pe un scaun cu spătarul înalt în poziție verticală. Apasă un deget pe nara dreaptă. Acum respira adânc și lung, inspirând ușor în timp ce numeri până la 10. Apoi, expulzează aerul prin nara dreaptă în timp ce numeri până la 10. Repet acest exercițiu cu nara opusă. Acest exercițiu trebuie făcut de cel puțin 20 de ori la fiecare ședință. Exercițiul numărul 15. Controlul dorințelor. Dorința, care este una dintre cele mai grele forțe de controlat, îți va oferi exerciții excelente de concentrare. Pare fire să vrei să le spui celorlalți ceea ce știi, dar învățând să controlezi aceste dorințe, îți poți întări în mod minunat puterea de concentrare. Nu uita că tot ce poți face este să, ocupi, să te ocupi de treburile tale. Nu-ți pierde timpul gândindu-te la alții sau bârfind despre ei. Dacă din propria observație afli ceva despre o altă persoană care este dăunător, păstrează acest lucru pentru tine. Opinia ta s-ar putea ca ulterior să se dovedească oricum greșită, dar indiferent dacă este corectă sau greșită, ți-ai întărit voința, controlându-ți dorința de a-ți comunica opiniile. Dacă auzi o veste bună, rezistă dorinței de a o spune primei persoane pe care o întâlnești și vei avea de câștigat va fi nevoie de concentrarea tuturor puterilor tale de rezistență pentru a interzice dorința de a o spune. După ce simți că îți controlezi complet dorințele, atunci poți spune vestea, dar trebuie să fii capabil să-ți reprimi dorința de a comunica vestea până când vei fi pe deplin pregătit să o spui. Persoanele care nu posedă această putere de control asupra dorințelor sunt predispuse să spună lucruri pe care nu ar trebui să le spună, implicându-se astfel adesea atât pe ele însele, cât și pe alții în probleme inutile. Dacă ai obiceiul de a te emoționa când auzi vești neplăcute, controlează-te și primește-le fără exclamații de surprindere. Spuneți: nimic nu mă va face să-mi pierd stăpânirea de sine vei descoperi din experiență că acest autocontrol îți va fi de mare folos în afaceri. Vei fi privit ca un om de afaceri cu sânge rece, iar acest lucru devine în timp un atu valoros în afaceri. Desigur, circumstanțele modifică cazurile. În anumite momente este necesar să te entuziasmezi, dar fi mereu cu ochii în patru pentru a găsi oportunități de a practica autocontrolul. Cel care stăpânește spiritul este mai mare decât cel care stăpânește o cetate. Exercițiul numărul 16. Când citești, nimeni nu poate gândi fără să-și concentreze mai întâi gândurile asupra subiectului în cauză. Fiecare bărbat și femeie ar trebui să se antreneze să gândească clar. Un exercițiu excelent este să citești o povestire scurtă și apoi să scrii doar o declarație prescurtată. Citește un articol dintr-un ziar și vezi în cât de puține cuvinte îl poți exprima. Citirea unui articol pentru a obține doar esențialul necesită cea mai mare concentrare. Dacă nu reușești să scrii ceea ce ai citit, vei ști că ai o concentrare slabă. În loc să scrii, poți să te exprime oral, dacă dorești. Mergi în camera ta și transmite-o ca și cum ai vorbi cu cineva. Vei găsi exercițiile ca acestea de cea mai mare valoare pentru a-ți dezvolta concentrarea și pentru a învăța să gândești. După ce ai exersat câteva dintre aceste exerciții simple, citește o carte timp de 20 de minute și apoi scrie ceea ce ai citit. Sunt șanse că la început să nu-ți amintești foarte multe de detalii, dar cu puțin exercițiu vei putea scrie o relatare foarte bună a ceea ce ai citit. Cu cât concentrarea este mai mare, cu atât mai precisă va fi relatarea. Atunci când timpul este limitat, este o idee bună să citești doar o propoziție scurtă și apoi să încerci să o scrii cuvânt cu cuvânt. Când ești în măsură să faci acest lucru, citește două sau mai multe propoziții și tratează-le în mod similar. Practica va da rezultate foarte bune dacă o vei menține până când obiceiul se va fixa. Dacă îți vei folosi timpul liber doar pentru a practica exerciții precum cele sugerate, poți dobândi o minunată putere de concentrare. Vei descoperi că pentru a-ți aminti fiecare cuvânt dintr-o propoziție, trebuie să ții la distanță orice gând în afară de cel pe care dorești să ți-l amintești, iar această putere de inhibiție va compensa cu mult mai mult decât dificultatea exercițiului. Desigur, succesul în toate cele de mai sus depinde în mare măsură de cultivarea, prin cea mai mare concentrare, a puterii de a-ți imagina sau de a um, vedea ceea ce citești de putere, așa cum spunea un scriitor, de a lăsa munții despre care auzim să se profileze în fața noastră și râurile despre care citim să se rostogolească la picioarele noastre. Exercițiul numărul 17. Concentrarea învinge obiceiurile proaste. Dacă ai un obicei de care vrei să scapi, închide ochii și imaginează-ți că sinele tău real se află în fața ta. Acum încearcă puterea afirmației și spuneți nu ești un slăbănog. Poți renunța la acest obicei dacă vrei. Acest obicei este rău și vrei să renunți la el. Imaginează-ți că ești altcineva care îți dă acest sfat. Aceasta este o practică foarte valoroasă. În timp te vezi pe tine însuți așa cum te văd ceilalți. Obiceiul își pierde puterea asupra ta și ești liber. Dacă îți vei forma doar imaginea mentală de a te controla pe tine însuți așa cum ar face o altă persoană vei fi încântat să renunți la obiceiurile proaste. Am cunoscut un număr de oameni care au reușit să renunțe la băutură în acest mod. Exercițiul numărul 18. Urmărește concentrarea. Așează-te pe un scaun și așează pe masă un ceas care are și secundar. Urmărește cu privire uh, limba în timp ce se învârte. Continua astfel timp de 5 minute fără să te gândești la nimic altceva decât la acul secundar. Acesta este un exercițiu foarte bun atunci când ai doar câteva minute la dispoziție, dacă ești capabil să îți subordonezi orice al gând din fluxul de conștiință. Deoarece nu există prea multe lucruri deosebite interesante în legătură cu acul secundar, este greu de realizat acest exercițiu, dar în efortul suplimentar de voință necesar, pentru a reuși acest lucru stă valoarea sa. Încearcă întotdeauna să rămâi cât mai nemișcat posibil în timpul acestor exerciții. În acest fel, poți obține controlul asupra nervilor, iar acest efect de liniștire este foarte bun pentru ei. Exercițiul numărul 19. Concentrarea credinței. Credința în puterea de concentrare este desigur foarte importantă. În mod intenționat nu am pus acest exercițiu la început unde este locul în mod natural, deoarece am vrut să știi că poți învăța să te concentrezi. Dacă ai practicat exercițiile de mai sus, acum ți-ai dezvoltat această putere de concentrare într-o măsură considerabilă și, prin urmare, ai credință în puterea de concentrare, dar poți deveni în continuare un credincios mult mai puternic în această putere. Vom spune că ai o dorință pe care vrei să-ți o îndeplinești sau că ai nevoie de un sfat special. Mai întâi îți imaginezi clar ceea ce se dorește și apoi te concentrezi pe obținerea acestuia. Ai credința absolută că dorințele tale se vor realiza. Crede că potrivit credinței tale se va împlini. Nu încerca niciodată în acest moment să analizezi credința. Nu te interesează nimic despre de ce. Vrei să obții lucrul pe care îl dorești și dacă te concentrezi asupra lui în mod corect, îl vei obține. Atenție! Nu te gândi niciodată că nu vei reuși, ci imaginează-ți că ceea ce îți dorești este deja al tău și cu siguranță va fi al tău. Încrederea în sine. Ai simțit vreodată neîncredere în tine însuți? Dacă da, întreabă-te doar în care dintre ele nu am încredere. Apoi spuneți: Eul meu superior nu poate fi afectat apoi gândește-te la puterile minunate ale sinelui superior. Există o cale de a depăși toate dificultățile și este o încântare pentru sufletul uman să facă acest lucru. În loc să ți rosești forța gândurilor prețioase temându-te de un interviu sau un eveniment neplăcut, în schimb, consacrează-ți timpul și gândește-te concentrat la modul în care să profiți cât mai mult de interviu sau eveniment și vei descoperi că nu va fi atât de neplăcut pe cât ai crezut că va fi. Cele mai multe dintre problemele noastre nu sunt decât imaginare, iar obiceiul mental de a ne teme atât de mult de ele acționează cu adevărat ca un magnet în atragerea celor care vin cu adevărat. Circumstanțele tale rele sunt create sau atrase de propriile tale gânduri negative, temeri și gânduri greșite și sunt un mijloc de a te învăța să învingi asupra tuturor relelor prin descoperirea a ceea ce este inerent în tine însuți. Pentru a învinge neîncrederea în sine, îți va fi de ajutor să te oprești și să te gândești. De ce îți concentrezi forțele și astfel vei deveni mai strâns legat de sinele superior, care nu se îndoiește niciodată? Lecția numărul 15: Concentrează-te ca să nu uiți. Omul uită pentru că nu-și concentrează mintea asupra scopului său, mai ales în momentul în care îl concepe. Ne amintim doar ceea ce ne face o impresie profundă, de aceea trebuie mai întâi să ne adâncim impresiile prin asocierea în mintea noastră a unor idei care au legătură cu ele. Vom spune că o soție îi dă soțului ei o scrisoare pentru a o trimite prin poștă. Acesta nu se gândește la ea, ci o pune automat în buzunar și uită de ea. Când scrisoarea i a fost dată, el și-a spus, voi expedia această scrisoare. Cutia poștală este la următorul colț și voi trece pe lângă... Uh, ca să aruncă această scrisoare. Iar fi permis să-și amintească de scrisoarea în clipa în care ar fi ajuns la cutia poștală. Aceeași regulă este valabilă și în ceea ce privește lucrurile mai importante. De exemplu, dacă ți se cere să treci să-l vezi pe domnul Smith în timp ce e prânzul astăzi, nu vei uita acest lucru dacă în momentul în care ți se dă această instrucțiune îți pui ceva asemănător cu următoarele. Când voi ajunge la colțul străzii Blank, în drum spre prânz, voi vira la dreapta și îl voi suna pe domnul Smith. În acest fel se face impresia, se stabilește legătura, iar vederea obiectului asociat amintește de comisie. Important este să aprofundezi impresia chiar în momentul în care aceasta ți intră în minte. Acest lucru este posibil nu numai prin concentrarea minții asupra ideii în sine, ci și prin înconjurarea ei cu toate asocierile posibile de idei, astfel încât fiecare să le întărească pe celelalte. Mintea este guvernată de legi de asociere, cum ar fi legea conform căreia ideile care intră în minte în același timp ies în același timp una ajutând la reamintirea celorlalte. Motivul pentru care oamenii nu-și pot aminti ceea ce doresc este că nu s-au concentrat suficient de mult asupra scopului lor în momentul în care acesta a fost format. Te poți antrena să-ți amintești în acest mod prin concentrarea atenției asupra scopului tău în conformitate cu legile asocierii. Când îți formezi acest obicei, atenția este ușor de concentrat și memoria este ușor de antrenat. Atunci memoria în loc să te dezamăgească în momentele cruciale, devine un bun valoros în activitatea de zi cu zi. Exercițiul de concentrare a memoriei, selectează o imagine, pune-o pe o masă și apoi privește-o timp de două minute. Concentrează-te atenția asupra acestei imagini, observă fiecare detaliu, apoi închide ochii și vezi cât de mult îți poți aminti despre ea. Gândește-te la ce reprezintă imaginea, dacă este un subiect bun, dacă pare naturală. Gândește-te la obiectele din prim plan, din mijloc, din fundal, la detaliile de culoare și formă. Acum deschide ochii și ține-te cu fermitate să corectezi fiecare greșeală în parte. Închide din nou ochii și observă cât de mult mai precisă este imaginea ta. Exersează până când imaginea ta mentală corespunde în fiecare detaliu cu originalul. Natura este un instructor minunat, dar sunt foarte puțini cei care realizează că atunci când Intrăm în contact cu natura, ne descoperim pe noi înșine, că ascultându-i vocea cu acel simț curios și interior al nostru, învățăm unitatea vieții și ne trezim la propriile puteri latente. Puțin sunt cei care realizează că simplul lac de a asculta și de a ne concentra este cea mai bună putere interioară a noastră, pentru că ne aduce în contact strâns cu ceea ce este mai înalt, la fel cum celelalte simțuri ne aduc în contact cu partea mai grosieră a naturii umane. Cu cât trăim mai aproape de natură, cu atât mai dezvoltat este acest simț. Așa zis, a civilizația a dezvoltat excesiv celelalte simțuri ale noastre în detrimentul acestui simț. Copiii își dau seama în mod inconștient de valoarea concentrării. De exemplu, când un copil are de rezolvat o problemă dificilă și ajunge la un punct nodal pe care se vede incapabil mental să-l rezolve, Deși se străduiește din răsputeri, el se va opri și va sta nemișcat sprijinindu-se pe cot, aparent ascultând, atunci vei vedea dacă te uiți cum apare o iluminare bruscă și el continuă fericit și își îndeplinește sarcina. Un copil știe instinctiv, dar inconștient, când are nevoie de ajutor, trebuie să fie liniștit și să se concentreze. Toți oamenii mari se concentrează și își datorează succesul. Medicul se gândește la simptomele pacientului său, așteaptă, ascultă inspirația, deși este destul de inconștient poate că face acest lucru. Cel care pune diagnosticul în acest fel face rareori greșeli. Un autor își gândește intriga, o păstrează în minte, apoi așteaptă, iar iluminarea vine. Dacă vrei să fii capabil să rezolvi probleme dificile, trebuie să înveți să faci la fel. Lecția numărul 16. Cum poate concentrarea să-ți îndeplinească dorința? Este o lege spirituală conform căreia dorința de a face implică în mod necesar capacitatea de a face. Aș citi cu toții despre lampa lui Aladin care a realizat lucruri atât de minunate. Aceasta este desigur doar o poveste, dar ilustrează faptul că omul are în el puterea dacă este capabil să o folosească de a satisface orice dorință. Dacă nu ești în stare să-ți manifesti cele mai profunde Dorințe și să ți le satisfaci, este timpul să înveți cum să-ți folosești puterile date de Dumnezeu. În curând vei fi conștient că ai în tine puteri latente, capabile, odată dezvoltate, să-ți dezvălui cunoștințe neprețuite și posibilități nelimitate de succes. Omul ar trebui să aibă din belșug de toate și nu doar substanță pentru a trăi, așa cum au atât de mulți. Toate dorințele naturale pot fi realizate. Ar fi greșit ca infinitul să creeze dorințe care nu pot fi satisfăcute. Însuși sufletul omului se află în puterea sa de a gândi și, prin urmare, acesta este esența tuturor lucrurilor create. Fiecare instinct al omului duce la gândire, iar în orice gând Există o mare posibilitate deoarece adevărata dezvoltare a gândirii atunci când este aliată cu acele puteri misterioase care poate că o transcend a fost cauza tuturor adevăratelor progrese ale lumii. În tăcere, devenind conștienți de acel ceva care transcende gândirea și care folosește gândirea ca mijloc de exprimare. Mulți întrezăresc acel ceva, dar puțin ajung vreodată la starea în care mintea este suficient de stabilă pentru a pătrunde în aceste profunzimi. Gândul tăcut și concentrat este mai puternic decât cuvintele rostite, deoarece vorbirea distrage atenția de la puterea de focalizare a minții, atrăgând tot mai mult atenția asupra celor din afară. Omul trebuie să învețe din ce în ce mai mult să depindă de el însuși, să caute mai mult infinitul din el. Numai din această sursă el obține întotdeauna puterea de a-și rezolva dificultățile practice. Nimeni nu ar trebui să renunțe atunci când există întotdeauna resursele infinitului. Cauza eșecului constă în faptul că oamenii caută succesul în direcția greșită, deoarece nu sunt conștienți de puterile lor reale, care atunci când sunt folosite sunt capabile să-i ghideze. Infinitul interior este străin a celor persoane care trec prin viață fără să-și dezvolte puterile spirituale, dar infinitul îl ajută doar pe cel care se ajută pe sine însuși. Nu există o providență specială. Omul nu va primi ajutor din partea infinitului, infinitului decât în măsura în care crede, speră și se roagă pentru ajutor din partea acestei mari surse. Concentrează-te asupra ceea ce vrei și obține-l. Slăbănogul este controlat de condiții. Cel puternic controlează condițiile. Poți fi fie cuceritorul, fie cel cucerit. Prin legea concentrării poți obține dorința inimitale. Această lege este atât de puternică încât ceea ce la început pare imposibil devine realizabil. Prin această lege, ceea ce la început vezi ca un vis devine realitate. Amintește-ți că primul pas în concentrare este să-ți formezi o imagine mentală a ceea ce dorești să realizezi. Această imagine devine o sămânță de gânduri care atrage gânduri de natură similară. În jurul acestui gând, atunci când este plantat în imaginația sau în regiunea creativă a minții, se grupează sau se construiesc gânduri asociate care continuă să crească atâta timp cât dorința ta este suficient de vie pentru a te obliga să te concentrezi îndeaproape. Formarea obiceiului de a te gândi la ceva ce dorești să realizezi timp de 5 minute în fiecare zi închide orice alt gând din conștiință. Fi încrezător că vei reuși, inventează-ți mintea. Că toate obstacolele care îți stau în cale vor fi depășite și că te poți ridica deasupra oricărui mediu. Fă acest lucru utilizând legile naturale ale lumii gândirii, care sunt foarte puternice. Un mare ajutor în, dez în dezvoltarea concentrării este să-ți scrii gândurile despre ceea ce îți este cel mai aproape de inimă și să continui puțin câte puțin să le adaugi până când vei fi epuizat cât mai mult posibil subiectul. Vei descoperi că în fiecare zi, pe măsură ce îți concentrezi forțele asupra acestui gând din centrul fluxului de conștiință, îți vor apărea în minte noi planuri, idei și metode. Există o lege a atracției care te va ajuta să-ți îndeplinești scopul. Un agent de publicitate, de exemplu, ajunge să se gândească pe o anumită linie. Și-a format propriile idei, dar vrea să știe ce cred alții. Pornește în căutarea de idei și în curând găsește o mulțime de cărți, planuri, proiecte. Pe această temă, deși atunci când a început nu era conștient de existența lor, același lucru este valabil în toate liniile. Putem atrage acele lucruri care ne vor ajuta. Foarte des se pare că primim ajutor într-un mod miraculos. Poate că vine greu, dar odată ce forțele tăcute și nevăzute sunt puse în funcțiune, ele vor aduce rezultate atâta timp cât noi ne facem partea noastră. Ele sunt mereu prezente și gata să-i ajute pe cei care au grijă să le folosească formându-ți o imagine mentală puternică a dorinței tale, plantează sămânța gândului care începe să lucreze în interesul tău și în timp acea dorință, dacă este în armonie cu natura ta superioară, se va materializa. S-ar putea părea că n-ar fi necesar să te avertizezi, să te concentrezi doar asupra unei realizări care să-ți facă bine și să nu dăuneze al cuiva, dar să mulți cei care uită de ceilalți și de drepturile lor în dorința lor de a obține succesul. Toate lucrurile bune sunt posibile pentru tine, dar numai dacă-ți aduci forțele în armonie cu acea lege care ne cere să facem dreptate colegilor de drum în timp ce călătorim pe drumul vieții. Așadar, mai întâi gândește-te la lucrul dorit, și dacă ar fi bine pentru tine să-l ai, spune: Vreau să fac acest lucru, voi lucra pentru a-l obține, calea va fi deschisă pentru mine. Dacă prinzi pe deplin mental gândul succesului și îl păstrezi în minte în fiecare zi, îți faci treptat un model sau un tipar care în timp se va materializa. Dar, prin toate mijloacele, păstrează-ți departe gândul de îndoială și frică de forțele distructive. Nu permite niciodată ca acestea să fie asociate cu gândurile tale. În cele din urmă vei crea condițiile dorite și vei primi ajutor în multe moduri neașteptate care te vor scoate din mediul nedorit. Viața zi se va părea atunci foarte diferită pentru că vei fi găsit fericirea prin trezirea în tine însuți a puterii de a deveni stăpânul circumstanțelor în loc de sclavul lor. Pentru începătorul în această linie de gândire, unele dintre lucrurile afirmate în această carte pot părea ciudate, chiar absurde, dar în loc să le condamni, încearcă -le. vei vedea că vor funcționa. Inventatorul trebuie să-și elaboreze ideea mentală înainte de a o produce material. Arhitectul vede mai întâi imaginea mentală a casei pe care trebuie să o proiecteze și din aceasta o elaborează pe cea pe care o vedem noi. Orice obiect, orice întreprindere trebuie să fie mai întâi creată mental. Cunosc un om care a început o afacere cu 13 cenți și nici măcar un dolar de credit. În 10 ani a construit o afacere mare și profitabilă. El atribuie succesul său la două lucruri, credința că va reuși și munca grea. Au fost momente în care nu prea părea că va reuși să treacă peste furtună. Era presat de creditorii săi care îl considerau falit. Aceștia ar fi luat 50 de cenți la un dolar pentru bagnotele sale și se considerau norocoși dar păstrând un front îndrăzneț a obținut o prelungire a termenului atunci când a avut nevoie. Atunci când era absolut necesar pentru el să strângă o anumită sumă la un anumit moment, o făcea întotdeauna. Atunci când avea de plătit facturi mari, se hotăra ca anumite persoane care erau datoare să plătească până la o anumită dată și acestea o făceau întotdeauna. Uneori nu primea cecul lor decât în ultima zi de corespondență a zilei de prelungire și l-am cunoscut să trimite un cec cu Perspectiva de a primi un cec de la unul dintre clienții săi a doua zi, el nu ar fi avut al motiv decât credința sa în puterea de a afecta mintea al cuiva prin concentrarea gândurilor pentru a aștepta acel cec, dar rare ori a fost dezamăgit. Trebuie doar să depui efortul concentrat necesar și vei fi ajutat în mod minunat din surse necunoscute de tine. Amintește-ți cuvintele misice ale lui Isus, maestrul, Orice lucru pe care îl doriți când vă rugați, rugați-vă ca și cum ați fi primit deja și îl veți avea. Lecția numărul 17. Idealuri dezvoltate prin concentrare, prin zbuciumul și lupta noastră măruntă, strălucește idealul dorit și dorința modelează în lut, ceea ce viața sculptează în marmură, spunea Lowell. Auzim adesea vorbindu-se despre oameni ca fiind idealiști. Adevărul este că toți suntem idealiști într-o anumită măsură, iar de idealurile pe care ni le imaginăm depinde succesul nostru final. Trebuie să ai imaginea mentală dacă vrei să produci lucrul material. Totul este creat mai întâi în minte. Când îți controlezi gândurile de vi un creator, primești idei divine și le modelezi în funcție de nevoile tale individuale. Toate lucrurile din această lume sunt pentru tine doar ceea ce crezi că sunt. Fericirea și succesul tău depinde idealurile tale. Ești responsabil pentru fiecare condiție prin care treci, fie conștient, fie inconștient. Următorul pas pe care îl faci determină pasul următor. Ține minte acest lucru. Este o lecție valoroasă. Concentr Concentrându-te asupra fiecărui pas pe măsură ce înaintezi, Poți economisi o mulțime de pași rosiți și vei putea alege o cale dreaptă în loc de un drum ocolit. Concentrează-te asupra idealurilor tale și ele vor deveni realități materiale. Prin concentrare ne realizăm idealurile în viața fizică. Viitorul tău depinde de idealurile pe care ți le formezi acum. Idealurile tale din trecut îți determină prezentul. Prin urmare, dacă îți dorești un viitor luminos, trebuie să începi să te pregătești pentru el încă de astăzi. Dacă oamenii ar putea realiza că se pot răni doar pe ei înșiși, că atunci când aparent îi rănesc pe alții, de fapt se rănesc pe ei înșiși, ce lume diferit ar fi aceasta. Spunem că un om este la fel de schimbător ca vremea. Ceea ce se înțelege este că idealurile sale se schimbă. De fiecare dată când îți schimbi idealul, gândești diferit. Devi ca o barcă fără cârmaci pe un ocean. Prin urmare, realizează importanța de a-ți păstra idealul până când acesta devine realitate. Te trezești dimineața hotărât că nimic nu te va face să-ți pierzi scumpătul. Acesta este idealul tău de persoană cu adevărat puternică și echilibrată. Are loc ceva care te supără complet și îți pierzi scumpătul. Pentru un moment, uită de idealul tău. Dacă te-ai fi gândit măcar o secundă la ceea ce presupune o persoană bine așezată, nu te-ai fi înfuriat, îți pierzi echilibrul atunci când îți uiți idealul. De fiecare dată când permitem ca idealurile noastre să fie spulberate, ne slăbim și puterea voinței. Menținerea idealurilor tale îți dezvoltă voința, nu uita acest lucru. De ce eșuează atât de mulți oameni? Pentru că nu-și respectă idealul până când acesta devine un obicei mental. Atunci când se concentrează asupra lui, excluzând toate celelalte lucruri, acesta devine o realitate. Eu sunt ceea ce cred că sunt. Idealurile ne sunt reflectate de spiritul nevăzut. Legile materiei și ale spiritului nu sunt aceleași. Una poate fi încălcată, dar nu și cealaltă. În măsura în care idealurile sunt păstrate, viitorul îți este asigurat. Nu s-a dorit niciodată ca omul să sufere. El și-a provocat-o singur prin nerespectarea legilor naturii. El le cunoaște și nu poate invoca ignoranța. De ce le încalcă? Pentru că nu acordă atenție acestor idealuri care îi sunt transmise de către Spiritul Infinit. Viața nu este decât o desfășurare continuă și poți fi fericit la fiecare pas sau nefericit după cum dorești. Totul depinde de modul în care ne bucurăm de acele șapte tăcute care vin de nu știm de unde. Nu le putem auzi cu urechea muritorilor, dar din tăcere ele vin ca și cum ar fi vise, nu doar pentru tine sau pentru mine, ci pentru toată lumea. În acest fel vin la noi cele mai mărețe gânduri pentru a le folosi sau a le abuza. Așadar, nu căuta în volumele prețioase gânduri nobile, ci înăuntrul tău, iar viziunea luminoasă și strălucitoare va ajunge să se realizeze acum și în viitor. Trebuie să acorzi câteva ore de gândire concentrată, consecventă, persistentă. Trebuie să te studiezi pe tine însuți și punctele tale slabe. Nimeni nu trece peste un gard dorindu-se să se afle de cealaltă parte. El trebuie să se cațere. Nimeni nu iese din rutina unei vieți plictisitoare, obositoare și monotone, doar dorindu-se să iasă din rutină. El trebuie să urce. Dacă stai pe loc sau mergi înapoi, ceva nu este în regulă. Tu ești cel care trebuie să afli ce este în regulă. Nu te gândi că ești neglij neglijat sau că nu ești înțeles sau că nu ești apreciat. Astfel de gânduri... Uh, sunt gânduri de eșec. Gândește-te bine la faptul că oamenii care au obținut ceea ce invidiezi tu au obținut muncind pentru asta. Nu te compătimi. Știi că singurul lucru din lume pe care trebuie să te bazezi ești tu însuți. Lecția numărul 18. Controlul mental prin creație. Am participat recent la un banchet al inventatorilor. Fiecare inventator a ținut un scurt discurs despre ceva ce credea că va fi realizat în viitor. S-a vorbit despre multe lucruri foarte necesare. Un inventator a vorbit despre posibilitățile telefonului fără fir. Distanța, spunea el, va fi în curând anihilată. El credea că în curând vom putea vorbi cu omul din submarin aflat la 40 de brațe sub suprafață și la 1000 de mile distanță. După ce a terminat, a întrebat dacă există cineva care se îndoiește de ceea ce a spus. Nimeni nu a vorbit. Nu era un caz de politețe plină de tact, așa cum le place inventatorilor să susțină, ci un caz în care nimeni dintre cei prezenți nu se îndoia cu adevărat că viziunea inventatorului se va materializa în viitor. Acești oameni isteți, unii dintre ei adevărate genii, au crezut cu toții că în timp vom putea vorbi cu cei aflați la mii de kilometri departare fără ajutorul mass media. Acum, dacă putem face un instrument atât de minunat încât să putem trimite mesaje fără fir la o mie de mile, există vreun motiv pentru care nu am putea prin control mental să transmitem mesaje de la o persoană la alta? Mesajul fără fir nu ar trebui să fie la fel de ușor de transmis ca și gândul proiectat? Va veni ziua în care toate afacerile vor angaja persoane foarte dezvoltate pentru a trimite influențe. Aceste influențe vor fi atât de dominante încât angajații vor fi parțial controlați de ele, și astfel vei profita tot mai mult de puterile tale mentale și vei depinde de ele pentru a trage spre tine toate forțele de natură să te ajute. Vei trimite în mod constant sugestii angajaților și prietenilor tăi. Aceștia le vor primi inconștient, dar în cazul în care personalitatea ta este mai puternică, le vor pune în aplicare la fel ca și cum le-ai fi, le fi rostit tu. Acest lucru se face chiar și astăzi. O companie bine organizată asigură efortul combinat al tuturor oamenilor săi. Poate că fiecare dintre ei face o muncă diferită, dar toți lucrează pentru a obține cele mai bune rezultate. Întreaga atmosferă este impregnată de un standard ridicat de muncă. Fiecare simte că trebuie să dea tot ce are mai bun. Nu ar putea să se afle într-un astfel de mediu și să fie mulțumit să facă altceva decât cea mai bună munca sa. O afacere va reuși doar în măsura în care eforturile tuturor sunt coordonate spre un singur rezultat. Este nevoie de cel puțin o persoană care să-i dirigeze pe toți spre scopul dorit. Persoana aflată în frunte nu trebuie să le indice exact celorlalți ce pași trebuie să facă, dar ea trebuie să posede puterea mentală de a-i controla pe ceilalți. O scrisoare de afacere actuală nu se scrie astăzi într-un mod obișnuit și dezinvolt. Scriitorul încearcă să transmită ceva ce crede că destinatarul va fi interesat să afle. În acest fel, el trezește un spirit receptiv. Uneori, doar adăugarea unui cuvânt sau două va schimba o scrisoare în stil indiferent în una care obligă la un răspuns. Nu întotdeauna ceea ce conține, de fapt, o scrisoare, ci spiritul pe care îl respiră, aceasta aduce rezultate. Acel ceva intangibil care sfidează analiza este gândul proiectat al maestrului, care aduce recolta pe care o pretinde. Dar nu ar trebui să pretindem întotdeauna succesul doar pentru noi înșine. Dacă ești nerăbdător ca un prieten sau o rudă să reușească, gândește-te la această persoană ca devenind de succes. Imaginează-ți o poziție în care îi dori să o vezi. Dacă are o slăbiciune, dorește și poruncește ca aceasta să fie întărită. Gândește-te că neajunsurile sale care aparțin naturii sale negative vor fi înlocuite de calități pozitive. Iați o anumită parte a zilei pentru a-i trimite gânduri de natură să-l întărească. Poți în acest fel să-i trezești puterile mentale la activitate și odată trezite ele se vor afirma și își vor revendica drepturile. Putem realiza mult mai multe decât sunt mulți dintre noi dispuși să creadă trimițând altuia sugestiile noastre directe, pozitive și de control, dar succesul unui om este determinat în mare măsură de modul în care acționează în urma sugestiilor pe care le primește. Fie avansăm, fie declinăm, nu stăm niciodată pe loc. De fiecare dată când realizăm ceva, acest lucru ne dă capacitatea de a face lucruri mai mari. Cu cât mai mare este încercarea întreprinsă, cu atât mai mari sunt lucrurile realizate în viitor. Pe măsură ce o afacere crește, trebuie să crească și capul afacerii. El trebuie să avanseze și să fie mereu influența călăuzitoare. Prin puterea sa de a controla, el inspiră încredere celor care îi sunt asociați. Adesea, angajații sunt superiori angajatorilor lor în anumite calități și, dacă ar fi studiat, în loc să neglijeze dezvoltarea lor, ar fi putut fi angajator cu o influență mai impunătoare decât cei pe care îi servesc. Prin puterea ta mentală poți genera în altcineva entuziasmul și spiritul de succes, care cumva furnizează un impuls pentru a face ceva care merită. În controlul mental concentrat există o putere latentă mai puternică decât forța fizică. Persoana devine conștientă de faptul că atitudinea minții are puterea de a controla, dirija și guverna alte forțe. El a fost plasat într-o atitudine capabilă să dobândească ceea ce își dorește. Noi toți, indiferent cât de puternici suntem, suntem afectați de forțele mentale din mediul nostru. Nu există nimeni care să poată rămâne neutru în fața influențelor. Mintea nu poate fi eliberată de forțele unui loc. Dacă mediul din locul în care îți desfășori activitatea nu te ajută, va fi dăunător. De aceea, o schimbare de poziție va face adesea mult bine unei persoane. Nici o persoană nu a fost vreodată destinată să trăiască singură. Dacă ești închis doar cu propriile gânduri, suferi de foame mentală, mintea devine îngustă, puterile mentale slăbesc, viața în singurătate provoacă adesea unele dintre formele mai ușoare de nebunie. Dacă copiii nu se joacă cu cei de vârsta lor, ci se asociază doar cu persoane mai în vârstă, ei vor prelua acțiunile celor mai în vârstă. Același lucru e valabil și pentru persoanele în vârstă dacă se asociază cu persoane mai tinere decât ele. Ele preiau spiritul tinereții. Dacă doresc să-ți păstrezi tinerețea, ai nevoie de influențele tinereții. Asemănarea atrage asemănarea peste tot în lume. Elementul gândire joacă un rol important în viața ta. Orice afacere nu trebuie să impună doar efort fizic, ci și efort de gândire. Trebuie să existe o coordonare a gândirii. Toți angajatorii ar trebui să urmărească să obțină angajați care gândesc în mod similar. Aceștia vor lucra în mai deplină simpatie unii cu alții. Se vor înțelege mai bine unii pe alții. Acest lucru le permite să se ajute reciproc, ceea ce ar fi cu totul imposibil dacă nu ar fi în simpatie unii cu alții. Aceasta este ceea ce contribuie la alcătuirea unei organizații perfecte, care îi direcționează și influențează spre un singur scop. În loc ca fiecare persoană să fie o unitate separată, fiecare este ca o spiță într-o roată mare, fiecare membru își duce propria sarcină și nu s-ar gândi să se eschiveze. Oricine lucrează într-o astfel de atmosferă, nu ar putea să nu dea cea mai bună munca sa. Toți marii lideri trebuie să fie capabili să inspire acest spirit cooperant. Ei își asigură mai întâi asistența prin controlul lor mental, apoi își fac asistenții să înțeleagă valoarea controlului mental. În curând există o legătură strânsă între ei, ei lucrează pentru un singur scop, ei profită de efortul lor combinat. Rezultatul este că ei realizează multe. Dacă afacerea ta este condusă în spiritul corect, poți insufla gândurile și ideile tale a angajaților tăi. Metodele și ideile tale devin ale lor. Ei nu o știu, dar forțele tale mentale le modelează munca. Ele sunt la fel de sigure că vor produce rezultate ca orice forță fizică din natură. Omul de afaceri modernizat al viitorului se va strădui să-i facă pe angajații săi să gândească și să raționeze mai bine. El nu va dori ca aceștia să devină deprimați sau descurajați. Există timp în loc să fie irosit, și pe parcurs se va strădui să le folosească într-un efort concentrat care va fi profitabil atât pentru angajator cât și pentru angajat. Spiritul de dreptate trebuie să pătrundă mai mult în afacerile viitorului. Cunosc o firmă care nu angajează un angajat până când acesta nu a completat o cerere de angajare în alb. Fără îndoială că cei care o completează cred că este o prostie, dar nu este așa. Un manager capabil poate să se uite peste această cerere în alb și poate spune aproape sigur dacă persoana respectivă se va potrivi în managementul său. Principalul lucru pe care vrea să-l știe este capacitatea solicitantului de a depune un efort de cooperare eficient. El dorește persoane care au încredere în ele însele. Vrea ca acestea să realizeze că atunci când vorbesc despre nenorociri și devin triste, este posibil să comunice aceeași influență deprimantă celorlalți, managerul actualizat vrea să se ferească de angajarea unor, unor salariați care îi vor obstrucționa succesul. Trebuie să realizezi că fiecare moment petrecut gândindu-te la dificultățile din trecut, fiecare moment petrecut în companii rele, atrage spre tine tot ce este rău, atrage influență care trebuie înlăturată înainte de a putea avansa. Multe firme preferă să angajeze persoane care nu au mai lucrat niciodată, astfel încât să nu aibă nimic de învățat. Astfel aceștia nu sunt instruiți, dar nici nu au de depășit obiceiuri proaste de afaceri. Ei sunt mai ușor de îndrumat și înțeleg mai bine noile metode, deoarece acestea nu sunt în contrare celor pe care le-au învățat deja. Ei sunt imediat porniți pe drumul cel bun și pe măsură ce cooperează cu ușurință, primesc sprijinul mental al conducerii pentru a învăța metodele care au fost perfecționate. Acest lucru le inspiră încredere în ei înșiși și în curând devin lucrători eficienți și în cele din urmă calificați. Cele mai multe firme mari de afacere angajează astăzi experți în eficiență. În fiecare zi sau săptămână aceștia se află într-un departament diferit. Aceștia își câștigă banii pentru că familiarizează persoane cu foarte puține experiență în afaceri, cu planuri pentru a căror perfecționare expertul a avut nevoie de ani de pregătire și de mulți bani. Atitudinea pe care o adoptăm are mult mai mult de-a face cu succesul nostru decât își dau seama cei mai mulți dintre noi. Trebuie să fim capabili să generăm acele forțe care ne sunt de ajutor. Există o putere minunată în gândul corect controlat și proiectat și trebuie, prin concentrare, să dezvoltăm această putere în cea mai mare măsură posibilă. Suntem înconjurați de multe forțe despre care știm foarte puțin în prezent. Cunoașterea lor va crește în mod minunat. În fiecare an aflăm mai multe despre aceste forțe psihice care sunt pline de posibilități de care nu suntem nici măcar vagi conștienți. Trebuie să credem în controlul mental, să învățăm mai multe despre el și să-l folosim dacă vrem să comandăm aceste puteri și forțe superioare care, fără îndoială, vor dirija viețile nenumăratelor generații viitoare. Lecția numărul 19. O dezvoltare concentrată a voinței. Metodă nouă. Vei găsi în acest capitol o metodă foarte eficientă și foarte practică de dezvoltare a voinței. Poți dezvolta o voință puternică dacă dorești. Poți face din voința ta un dinam care să atragă spre tine o putere nebănuită. Sunt date exerciții care, dacă sunt practicate, îți vor întări voința așa cum se ai întări mușchii prin exerciții atletice. Când începem să facem ceva, trebuie să pornim mai întâi de la principii elementare. Vor fi prezentate exerciții simple. Este imposibil să estimăm binele final care va fi obținut din cultivarea mentală care vine prin aceste încercări de concentrare. Nici măcar exercițiile simple nu trebuie considerate inutile. În nicio privință, scrie doctorul Oppenheim, un om nu poate da dovadă de o calitate mai fină a voinței decât în viața sa intimă și privată. Cu toții suntem supuși anumitor tentații. Voința decide dacă vom fi drept sau nedrept, dacă vom fi puri în gândire, dacă vom fi caritabili în opinii, dacă vom fi îngăduitori în a trece cu vederea defectele celorlalți, dacă vom trăi la înălțimea celor mai înalte standarde ale noastre. Deoarece toate acestea sunt controlate de voință, ar trebui să găsim timp pentru o mulțime de exerciții de antrenare a voinței în viața noastră de zi cu zi. Bineînțeles, să-ți dai seama că voința ta trebuie antrenată. Trebuie să-ți dai seama de asemenea că pentru a face acest lucru este nevoie de un efort pe care numai tu îl poți comanda. Nimeni nu-l poate chema în locul tău. Pentru a avea succes în aceste exerciții trebuie să le practici cu seriozitate. Eu îți pot arăta cum să-ți antrenezi voința, dar succesul tău depinde de stăpânirea și aplicarea acestor metode. Noi metode de formare a voinței. Alege o încăpere liniștită unde nu vei fi întrerupt, să ai un ceas la îndemână pentru a determina timpul și un e de notițe în care să notezi observațiile. Începe fiecare exercițiu cu data și ora din ziua respectivă. Exercițiul 1. Timpul a decis. Alege un moment al zilei în care este cel mai convenabil pentru tine. Stai pe un scaun și privește clanța ușii timp de 10 minute. Apoi scrie ceea ce ai experimentat. La început ți se va părea ciudat și nefiresc. Îți va fi greu să menții o poziție timp de 10 minute, dar rămâi cât de nemișcat poți. Timpul va părea lung, deoarece va fi probabil prima dată când vei sta și nu vei face nimic timp de 10 minute. Îți vei găsi gândurile rătăcind de la clanța ușii și te vei întreba ce poate fi în acest exercițiu. Repet acest exercițiu timp de șase zile. 10 seara a doua zi Ar trebui să poți sta mai liniștit, iar timpul ar trebui să treacă mai repede. Probabil că te vei simți un pic mai puternic datorită obținerii unui mai bun control al voinței. Aceasta te va întări deoarece ți-ai respecta hotărârea. 10 seara a treia zi, s-ar putea să fie puțin mai greu să te concentrezi asupra clanței ușii, deoarece poate că ai avut o zi foarte ocupată și mintea ta a tot încercat să revină la ceea ce ai făcut în timpul zilei. Continuă să încerci și vei reuși în cele din urmă să alungi toate gândurile străine. Atunci ar trebui să simți o dorință de a obține și mai mult control. Există un sentiment de putere care te cuprinde atunci când reușești să-ți îndeplinești voința. Acest exercițiu te va face să te simți mai mare și îți trezește un sentiment de noblețe și bărbăție. Vei spune: Constat că pot face efectiv ceea ce vreau și că pot alunga gândurile străine. Exercițiul, îmi dau seama acum, este valoros. 10 seara, ziua a patra, am descoperit că puteam să mă uit la clanța ușii și să-mi concentrez imediat atenția asupra ei. Am depășit tendința de a mișca picioarele, niciun alt gând nu încearcă să intre, deoarece am stabilit faptul că pot face ceea ce vreau și nu trebuie să fiu dirijat. Sim că îmi sporesc forța mentală, pot vedea acum valoarea minunată de a fi stăpânul propriei mele forțe de voință. Acum știu că dacă mi iau o hotărâre, o voi respecta. Am mai multă încredere în mine și pot simți cum îmi crește autocontrolul. 10 seara, ziua a 5 -a. În fiecare zi se pare că măresc intensitatea concentrării mele, simt că pot să-mi concentrez atenția asupra orice doresc. 10 seara, ziua a 6 -a. pot să-mi concentrez instantaneu întreaga atenție asupra clanței ușii, simt că am stăpânit temeinic acest exercițiu și că sunt pregătit pentru altul. Ai exersat destul acest exercițiu, dar înainte de a începe un altul, vreau să scriu un rezumat al succesului pe care l-ai avut în controlarea impulsurilor fugare ale minții și voinței. Vei găsi că aceasta este o practică excelentă. Nimic nu este mai benefic pentru minte decât să acorde o atenție deosebită propriilor sale activități minunate și subtile. Exercițiul numărul 2 asigură-te. Ca ai un pachet de cărți de joc, selectează un moment pentru a face exercițiul. În fiecare zi, la ora stabilită, ia pachetul într-o mână și apoi începe să așezi cărțile unele peste altele cât de încet poți, cu o mișcare uniformă. Încearcă să le faci cât mai egale posibil. Fiecare carte așezată trebuie să o acopere complet pe cea de dedesubt. Fă acest exercițiu timp de 6 zile. Prima zi. Sarcina va părea plictisitoare și obositoare. Necesită cea mai mare concentrare pentru a face ca fiecare carte să o acopere complet pe cea precedentă. Probabil că vei dori să le așezi mai repede. Este nevoie de răbdare pentru a le așeza atât de încet, dar beneficiul se pierde dacă nu sunt așezate astfel. Vei constata că la început mișcările tale vor fi sacadate și impetuase. Va fi nevoie de puțină practică înainte de a obține un control ușor asupra mâinilor și brațelor. Probabil că n-ai încercat niciodată să faci ceva într-o modate de calm. Va fi nevoie de cea mai mare atenție a voinței tale. Dar vei descoperi că dobândești un calm pe care nu l-ai mai avut niciodată. Vei dobândi treptat noi puteri. Recunoaște cât de impulsiv și de impetuos ai fost și cum, folosindu-ți voința, îți poți controla temperamentul. A doua zi, începe să așezi cărțile încet, vei descoperi că prin exerciții le poți așeza mult mai repede. Dar, Dorești să le așezi încet și prin urmare trebuie să te supraveghezi. Mișcarea lentă și constantă este obositoare. Trebuie să ți învingi dorința de a dori să te grăbești. În curând vei descoperi că poți merge încet sau repede după bunul plac. A treia zi, încă ți este greu să mergi încet. Voința te îndeamnă să mergi mai repede. Acest lucru este valabil mai ales dacă ești impulsiv, deoarece personajul impulsiv este foarte greu să facă ceva încet și deliberat. Merge împotriva greuntului. Acest exercițiu este încă obositor, dar când îl faci, te întărește mental. Îndeplinește ceva ce nu-ți place să faci. Te învață cum să te concentrezi asupra unor sarcini dezagreabile. Scrierea acestor note îți, îți va fi de mare ajutor. Ziua a patra. Iar aici ne dă exemple, da, de ce notițe să-ți iei. Constat că încep să așezi cărțile într-un mod matematic, constant. Constat că o carte nu acoperă complet pe alta, devin puțin neglijent și trebuie să fiu mai atent. În comand voința de a mă concentra mai mult, nu mai pare atât de greu să o controlez. A cincea zi. Constat că îmi depășesc mișcările sacadate, că pot să așez cărțile încet și constant. Simt că dobândesc rapid mai mult echilibru, în fiecare zi îmi controlez mai bine voința, iar voința mea îmi controlează complet mișcările. Încep să-mi privesc voința ca pe o mare putere de guvernare. Nu m-aș gândi să mă despar de cunoștințele de voință pe care le-am dobândit. Consider că este un exercițiu bun și știu că mă va ajuta să-mi îndeplinesc sarcinile. Ziua 6, încep să simt minunatele posibilitățile voinței. Îmi dă putere să mă gândesc la puterea voinței. Acum sunt capabil să lucrez mult mai mult și mai bine, deoarece îmi dau seama că pot controla acțiunea voinței mele. Oricare ar fi sarcina mea, voința mea este concentrată asupra ei. Trebuie să mențin voința centrată acolo. Până când sarcina este terminată, cu cât stabilez mai îndeaproape și mai definitiv ceea ce trebuie să fac, cu atât voința o duce mai ușor la îndeplinire. Determinarea imprimă voinței o forță de constrângere. Aceasta se exercită mai mult. Voința și scopul acționează și reacționează una asupra celeilalte. Ziua a șaptea Acum încearcă să faci mai repede tot ceea ce faci astăzi. Nu te grăbi și nu deveni nervos. Încearcă doar să faci totul mai repede, dar într-un mod constant. Vei constata că exercițiile pe care le-ai practicat înainte ți-au stabilizat nervii și prin urmare au făcut posibilă creșterea vitezei. Voința se află sub comanda ta. Fă-o astfel să execute rapid hotărârile. Așa-ți construiești autocontrolul și stăpânirea de sine atunci mașina umană acționează așa cum îi dictează autorul ei. Cu siguranță ar trebui să fie acum în măsură să judeci marele beneficiu pe care îl aduce scrierea în fiecare zi a introspecțiilor tale. Bineînțeles că nu vei avea exact experiențele prezentate în aceste exemple, dar unele dintre ele se vor potrivi cu cazul tău. Ai grijă să studiezi cu atenție experiențele și să întocmești un raport cât se poate de veridic descrie sentimentele exact așa cum ți se pare. Permite fanteziilor tale să-ți coloreze raportul și acesta va fi lipsit de valoare. Ți-ai descris condițiile așa cum le vezi. Peste câteva luni, dacă vei încerca din nou același exerciții, vei constata că raportul tău este mult mai bun. Prin aceste introspecții învățăm să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și cu ajutorul acestor cunoștințe ne putem spori în mod minunat eficiența. Pe măsură ce te odihnești să-ți scrii raportul, acesta va fi mai precis. Învață astfel cum să-ți guvernezi impulsurile, activitățile și slăbiciunile. Fiecare persoană ar trebui să încerce să planifice exercițiile care se vor potrivi cel mai bine nevoilor sale. Dacă nu-ți convine să practice exerciții în fiecare zi, făle de două sau de trei ori pe săptămână. Dar du la îndeplinire orice plan pe care decizi să-l încerci. Dacă nu poți dedica 10 minute pe zi experimentelor, începe cu 5 minute și crește treptat timpul. Exercițiile prezentate sunt destinate doar ca exemple. Antrenament de voință fără exerciții fizice. Sunt multe persoane care nu vor să-și facă timp pentru a practica exerciții, așa că le sunt oferite următoarele instrucțiuni pentru antrenarea voinței. Prin voință și realizare, voința crește prin urmare cu cât voința crește mai mult, cu atât mai mult crește și își dezvoltă puterea, indiferent dacă sarcina ta este mare sau mică, făți o regulă din a o îndeplini pentru a-ți fortifica voința. Formează-ți obiceiul de a-ți concentra voința în toată puterea ei asupra subiectului care trebuie realizat. Îți formeze astfel obișnuința de a realiza un lucru, de a duce la îndeplinire un plan dobândesc sentimentul de a fi capabil să realizezi ceea ce ai în față, indiferent despre ce este vorba. Acest lucru îți dă încredere și un sentiment de putere pe care nu-l obții în niciun alt mod. Știi că atunci când îți iei o hotărâre, o vei respecta. Nu aborda noile sarcini cu jumătate de gură, ci cu un spirit îndrăznesc și curajos. Știi că voința este capabilă să ne ducă peste obstacole mari. Știind acest lucru, disperarea nu ne revendică niciodată drept victimă. Avem voință și o vom folosi cu tot mai multă intensitate, dându-ne astfel puterea de a ne întări hotărârile, de a ne face acțiunile mai libere și de a ne face viața mai fină și mai bună. Educația voinței nu trebuie lăsată la voia întâmplării, doar sarcinile bine definite o vor face energică, pregătită, perseverentă și consecventă. Singurul mod în care se poate face acest lucru este prin studiu propriu și autodisciplină. Costul este efortul, timpul și răbdarea, dar randamentul este valoros. Nu există procese magice care să ducă la dezvoltarea voinței, dar dezvoltarea voinței face minuni pentru tine deoarece îți oferă stăpânire de sine, putere personală și energie de caracter. Concentrarea voinței de a învinge, capacitatea de adaptare a persoanelor la mediul de afaceri în care activează, este mai mult o chestiune de determinare decât orice altceva. În această epocă se vorbește mult despre aptitudinile unui om. Unele dintre aptitudinile sale, unele dintre puterile sale, pot fi dezvoltate într-o măsură minunată, dar el este cu adevărat o calitate necunoscută până când toate puterile sale latente nu sunt dezvoltate la maximum posibil. El poate fi un eșec într-un domeniu și un mare succes în altul. Există mulți oameni de succes care nu au reușit bine ceea ce au întreprins la început, dar au profitat de eforturile lor în direcții diferite, iar acest lucru i-a pregătit pentru lucruri mai înalte, în timp ce, dacă ar fi refuzat să se adapteze la mediul lor, valul de progres i-ar fi măturat în uitare. Singurul meu scop în toate lucrările mele este de a încerca să trezesc în individ efortul și determinarea de a-și dezvolta toate capacitățile, cele mai înalte posibilități. Un lucru pe care vreau să-l înțelegi de la bun început este că nu contează atât capacitatea cât voința de a face. Capacitatea este foarte abundentă, dar inițiativa organizatorică și puterea creatoare nu sunt abundente. Este ușor să faci rost de angajați, dar să găsești pe cineva care să-i pregătească este mai greu. Abilitățile lor trebuie să fie direcționate către munca pe care o pot face. Trebuie să li se arate cum, în timp ce se află la această muncă, să-și conserve energia și trebuie să fie învățat să lucreze în armonie cu ceilalți, deoarece majoritatea preocupărilor de afaceri sunt dominate de o singură personalitate. Concentrarea pe forța motrice interioară. Cu toții suntem conștienți uneori că avem undeva în interiorul nostru o forță motrice activă care încearcă mereu să ne împingă mai departe spre fapte mai bune. Această forță este cea care ne face să ne simțim uneori determinat să facem ceva care merită. Nu este un gând, o emoție sau un sentiment. Această forță motrice este ceva distinct de gânduri sau emoții. Este o calitate a sufletului și, prin urmare, are o conștiință proprie. Este eu voi face al voinței. Este forța care face ca voința să se concentreze. Mulți au simțit această forță lucrând în interiorul lor, impulsionându-i să-și îndeplinească sarcinile. Toți marii bărbați și femei devin conștienți că această forță supremă și puternică este aliatul lor în realizarea marilor hotărâri. Această forță motrice se află în fiecare dintre noi, dar până când nu ajungi la un anumit stadiu, nu o conștientizezi. Este foarte utilă pentru cei vrednici. Ea apare în mod natural, fără a se gândi să se antreneze. Vine fără să fie provocată și pleacă neobservată. Ce anume este această forță, nu știm, dar știm că ea este cea care intensifică voința în a o acțiune justă și armonioasă. O ființă umană obișnuită ca simplă marfă, dacă ar putea fi vândută ca sclav, ar valora 10.000 de dolari. Dacă cineva ți-ar da un automobil de 5.000 de dolari, tu ai avea mare grijă de acel automobil. Nu ai pune nisip în carburator, nu ai amesteca apă în benzină, nu ai conduce cu furie pe drumuri accidentate și nu ai lăsa o să înghețe noaptea. E sigur că ai grijă de propriul corp, de propria sănătate, de singura ta proprietate imobiliară, la fel de bine cum ai avea grijă de un automobil de 5.000 de dolari dacă ți s-ar da? Omul care amestecă whisky cu sângele său este mai prost decât ar fi un om care ar amesteca apă cu benzină în mașina sa. Poți să-ți iei o altă mașină, dar nu poți să-ți iei un alt corp. Omul căruia îi lipsește somnul trăiește în mod neregulat și înghite hrana astfel încât alimentarea cu sânge este imperfectă. Acesta este un om prost care se tratează pe sine însuși, așa cum nu ar trata nicio altă proprietate de valoare. Încerc să vorbești cu bărbați și femei care știu mai multe decât tine și spus mai degrabă decât să încerci să le spui ceea ce știi tu? Există o sută de mii de bărbați de 56 de ani care se află în vechea rutină, oricare dintre ei ar putea ieși din ea și s-ar putea număra printre oamenii de succes dacă s-ar putea găsi scânteia care să explodeze energia din ei, care acum se irosește. Fiecare om trebuie să studieze și să-și rezolve propria problemă. Lecția numărul 20, concentrarea analizată în încheierea acestei cărți, vreau să-ți reamintesc încă o dată valoarea inestimabilă a concentrării, deoarece cei care nu au această mare putere, sau mai degrabă cei care nu reușesc să o dezvolte, vor suferi în general de sărăcie și nefericire, iar munca lor de viață va fi de cele mai multe ori un eșec, în timp ce cei care o dezvolte și o folosesc vor profita la maximum de oportunitățile vieții. Am încercat să fac aceste lecții practice și sunt sigur că mulți le vor găsi astfel. Bineînțeles că simpla citirea lor nu se va face un mare bine, dar dacă exercițiile sunt practicate, elaborate și aplicate. La cazul tău individual ar trebui să poți dobândi obiceiul concentrării într-o asemenea măsură încât să-ți îmbunătățești considerabil munca și să-ți sporești fericirea. Dar nu uita că cea mai bună instruire te poate ajuta doar în măsura în care o pui în practică. Am constatat că este o idee excelentă să citești mai întâi o carte până la capăt și apoi să o recitești, iar când ajungi la o idee care te atrage, oprește-te și gândește-te la ea apoi dacă ți se aplică, repet-o iar și iar, că și vei fi impresionat de ea. În acest fel îți poți forma obiceiul de a culege toate lucrurile bune pe care le citești, iar acestea vor avea o influență minunată asupra caracterului tău. În acest capitol de încheiere vreau să te conving să te concentrezi asupra ceea ce faci în loc să îți desfășori cea mai mare parte a activității în mod inconștient sau automat. Până când îți vei forma obiceiuri care să-ți ofere stăpânirea muncii și a puterilor și forțelor vieții. De foarte multe ori, cea mai grea parte a muncii este să te gândești la ea. Atunci când te apuci de treabă, nu mai pare atât de neplăcută. Aceasta este experiența multora atunci când încep să învețe cum să se concentreze. Așadar, nu te gândi niciodată că este o sarcină dificilă, ci întreprinde-o cu spiritul de voință și vei descoperi că dobândirea ei va fi la fel de ușoară pe cât de utilă va fi aplicarea ei. Citește viața oricărui om mare și vei descoperi în general că principala calitate care l-a făcut să aibă succes a fost capacitatea de concentrare studiază-i pe cei care au fost niște eșecuri și vei descoperi adesea că lipsa de concentrare a fost cauza fiecare lucru pe rând și asta e o regulă bună, după că, după că, te știu eu. Nu toți oamenii se nasc cu putere egale, ci contează modul în care sunt folosite. Oportunitatea bate la ușa fiecărui om. Cei care au succes au ciocănitul și profită de șanse. Cei care eșuează cred că norocul și circumstanțele sunt împotriva lor. Întotdeauna dau vina pe altcineva în loc să se învinovățească pe ei înșiși pentru lipsa lor de succes. Primim ceea ce ni se cuvine, nici mai mult, nici mai puțin. Orice lucru din Univers este la îndemâna ta. trebuie doar să te folosești de puterile latente și este al tău. Ești ajutat de forțe vizibile și invizibile atunci când te concentrezi fie pe a face, fie pe a fi. Toată lumea este capabilă de o anumită concentrare, căci fără ea nu ai putea spune sau face nimic. Oamenii diferă în ceea ce privește puterea de concentrare, deoarece unii sunt incapabili de voință, de voința de a menține gândul în minte pentru timpul necesar. Cantitatea de determinare folosită determină cine are cea mai puternică voință. Anima nu este mai puternică decât a ta. Gândește-te la acest lucru ori de câte ori te confrunți cu un adversar puternic. Nu spune niciodată nu mă pot concentra astăzi, o poți face în momentul în care spui mă voi concentra. Poți să îți împiedici gândurile să se abată, la fel cum îți poți controla brațele. În momentul în care realizezi acest fapt, îți poți antrena voința pentru a te concentra asupra a orice dorești. Dacă se rătăcește, este vina ta. Nu îți folosești voința, dar nu da vina pe voința ta și nu spune că este slabă. Voința este la fel, indiferent dacă acționezi ca și cum ar fi slabă sau ca și cum ar fi puternică. Când te comporți ca și cum voința ta ar fi puternică, spui pot. Când te comporți ca și cum ar fi slabă, spui nu pot. Este nevoie de aceeași cantitate de efort în fiecare caz. Unii oameni se obișnuiesc să se gândească nu pot și eșuează, alții se gândesc pot și reușesc. Așadar, nu uita, depinde doar de tine să decizi dacă te vei alătura armatei lui nu pot sau pot. Marea greșeală a multora este că nu realizează că atunci când spun nu pot, spun de fapt nu vreau să încerc. Nu pot spune ce poți face până nu încerci. Nu pot înseamnă că nu vei încerca. Nu spune niciodată că nu te poți concentra pentru că atunci când o faci, spui de fapt că refuz să încerci. Ori de câte ori simți că vrei să spui nu pot, spune în schimb eu posed toată voința și pot folosi cât de mult doresc. Folosește doar atât cât te-ai antrenat să folosești. Un experiment de încercat. Înainte de a merge la culcare în seara asta, repetă: Am de gând să-mi aleg propriile gânduri și să le păstrez atâta timp cât vreau eu. Am de gând să resping toate gândurile care slăbesc sau interferează, care mă fac să fiu timid. Voința mea este la fel de puternică ca oricărui al cuiva în timp ce mergi la serviciu în dimineața următoare, repet acest lucru. Continua așa timp de o lună și vei vedea că vei avea o părere mai bună despre tine însuți. Aceștia sunt factorii care te fac să ai succes. Ține-te de ei întotdeauna. Concentrarea nu este altceva decât dorința de a face un anumit lucru. Toate gândurile străine pot fi ținute departe prin dorința ca ele să rămână afară. Nu-ți poți realiza posibilitățile până când nu începi să-ți dirijezi mintea atunci faci în mod conștient ceea ce înainte făceai în mod inconștient. În acest fel îți notezi greșelile, îți depășești obiceiurile proaste și îți perfecționezi conduita. Ai fost uneori într-o poziție care a necesitat curaj și ai fost surprins de cât de mult ai dat dovadă. Acum, când odată ce te trezește acest curaj tot timpul și nu este necesar ca o ocazie specială să ți-l dezvăluie, scopul meu, prin faptul că îți imprim atât de puternic acest lucru în minte, este să te fac să conștientizezi că același curaj, aceeași determinare pe care o arăți în anumite momente excepționale, o ai la îndemână în orice moment. Este o parte a vastelor tale resurse. Folosește-o des și bine în realizarea celui mai înalt destin de care ești capabil. Instrucțiuni finale de concentrare. Acum îți dai seama că pentru a-ți face viața demnă, utilă și fericită, trebuie să te concentrezi au fost date o serie de exerciții și toate instrucțiunile necesare. Rămâne acum să-ți formești cel mai înalt ideal pe care îl poți avea în prezent și să trăiești la înălțimea acestui ideal încercând să ridici. Nu-ți pierde timpul cu lecturi prostești, alege ceva care să te inspire ca să te înrudești cu cei care au gânduri care merită. Entuziasmul lor te va inspira și te va lumina. Citește încet și concentrează-te asupra ceea ce citești. Lasă spiritul tău și spiritul autorului să comunice și atunci vei simți ce se află între rânduri, acele lucruri mărețe pe care cuvintele nu le pot exprima. Acordă o atenție constantă unui singur lucru și numai un singur lucru pentru o anumită perioadă de timp și vei reuși în curând să te concentrezi. Ține-te de acel gând fără încetare până când îți vei atinge obiectivul. Când lucrezi, lasă mintea să se concentreze în mod constant asupra sarcinii tale. Gândește-te înainte de a vorbi și îndreaptă conversația spre subiectul în discuție. Nu divaga. Vorbește încet, constant și conectat. Nu-ți forma niciodată obiceiul de a te grăbi, ci fi deliberat în tot ceea ce faci. Ia atitudini statice, fără să miști un deget sau o ploapă sau orice parte a corpului. Citește cărți care nu tratează decât un singur subiect continuu. Citește articole lungi și reține firul, firul argumentației. Asociază-te cu oameni care sunt constanți, răbdători și neobosiți în gândirea, acțiunea și munca lor. Vezi cât timp poți sta nemișcat și gândi la un subiect fără întrerupere. Concentrarea pe sinele superior. Tata timp continuă să continue. Fiecare zi în care se învârte înseamnă o zi mai puțin pentru tine pe această planetă. Cei mai mulți dintre noi încearcă doar să stăpânească condițiile exterioare ale acestei lumi. Credem că succesul și fericirea noastră depinde de faptul că facem acest lucru. Acestea sunt, desigur, importante și nu vreau să crezi că nu sunt, dar vreau să realizez că atunci când vine moartea, doar acele calități și condiții inerente și dobândite în cadrul mentalității caracterul, comportamentul și creșterea sufletului tău vor merge cu tine. Dacă acestea sunt ceea ce ar trebui să fie, nu trebuie să-ți fie teamă că nu vei avea succes și că nu vei fi fericit, deoarece cu aceste calități poți modela materialele și condițiile externe. Studiază-te pe tine însuți, găsește-ți punctele forte și fale mai puternice, precum și punctele slabe și întărește-le, studiază cu atenție și te vei vedea așa cum ești cu adevărat. Secretul reușitei este concentrarea sau arta de a-ți îndrepta toată puterea spre un singur punct la un moment dat. Dacă te-ai studiat cu atenție, ar trebui să ai o imagine bună despre tine și să poți face reajustările interioare corespunzătoare. Amintește-ți, în primul rând, în ultimul rând și întotdeauna, gândirea corectă și viața corectă duc în mod necesar la fericire și, prin urmare, stă în puterea ta să obții fericirea. Oricine nu este fericit nu își revendică dreptul de naștere. Ține minte că într-o zi vei părăsi această lume și gândește-te la ce vei lua cu tine. Acest lucru te va ajuta să te concentrezi asupra forțelor superioare. Acum începe din acest minut să acționezi conform sfaturilor eului superior în tot ceea ce faci. Dacă vei face acest lucru, forțele sale mereu armonioase îți vor asigura în mod necesar o îndeplinire cu succes a tuturor scopurilor vieții noastre. Ori de câte ori te simți tentat să nu asculți de îndemnurile tale superioare, menține gândul, sinele meu superior îmi asigură fericirea de a face ceea ce răspunde cel mai bine la adevăratele mele relații cu toți ceilalți. Pose de talente latente care atunci când sunt dezvoltate și utilizate îți sunt de ajutor ție și altora, dar dacă nu le folosești în mod corespunzător, te schivezi de la datorie, iar tu vei fi cel care pierde și vei suferi din cauza consecințelor și altora le va fi mai rău dacă nu ți îndeplinești obligațiile. După ce te vei trezi în activitate și după ce vei trezi puterile gândirii, vei realiza valoarea minunată a acestor principii pentru a te ajuta să-ți realizezi planurile. Dreptul în cele din urmă trebuie să prevaleze. Poți ajuta la realizarea marelui plan al Universului și astfel să obții răsplata sau poți lucra împotriva marelui plan și să suferi consecințele. Focurile care mistuie totul purifică treptat toate elementele discordante. Dacă alegi să lucrezi contra legii, vei arde în creuzetul ei, așa că vreau să înveți să te concentrezi inteligent pentru a deveni în armonie cu sinele tău superior. Menține gândul, voi trăi pentru ce este mai bine. Caut înțelepciunea, autocunoașterea, fericirea și puterea de a-i ajuta pe ceilalți. Eu acționez din sinele superior, prin urmare, numai cei mai buni poate veni la mine. Cu cât devenim mai conștienți de prezența eului superior, cu atât mai mult ar trebui să încercăm să devenim un adevărat reprezentant al sufletului uman în toată integritatea și sfințenia sa, în loc să ne pierdem timpul zăbovind asupra unor calități sau defecte exterioare nensemnate. Ar trebui să încercăm să ne asigurăm o concepție adevărată despre ceea ce suntem cu adevărat pentru a nu supraevalua mobilierul exterior. Astfel, nu vei renunța la demnitatea sau la respectul de sine atunci când ceilalți fac în mod ignorant o etalare a aspectului material al lucrului de arătat. Doar persoana care realizează că este o ființă permanentă știe ce este adevăratul sine. Dragilor, cu ultimele puteri, ce am înregistrat foarte multe ore, vă spun că acesta a fost finalul cărții Puterea Concentrării, o carte cu adevărat importantă, o comoară, a spune. Um, M-am bucurat și am încercat și eu să mă concentrez pe parcursul a acestor patru ore și aproape jumătate și am învățat foarte multe lucruri despre puterea concentrării. Îmi place că William Walker Atkinson intră nu doar în detalii, ci oferă mai multe exemple din mai multe sfere vorbește despre sănătate, despre succesul în afaceri, vorbește despre insomnii, despre diferite boli. Și îmi place foarte mult că există și o parte practică a acestei cărți. Așa că vendem să exersați aceste exerciții, cu siguranță că și eu le voi face, deși pot spune că în timp mi-am cultivat această putere de concentrare și prin, din această, și prin această prismă, să-i spunem, prin faptul că citesc uh, în fiecare zi câte o niciodată și da, am învățat să mă concentrez pentru că dacă la început îmi fugea mintea și mă focusam mai mult pe dicție, pe, pe, citit, acum mă focusesc pe conținut pentru că nu mai am timp să citesc uh, cartea separat și atunci, uh, atunci când vă citesc dumneavoastră fac toate eforturile pentru a mă concentra și pentru a Prinde tot ce este mai important din, din acea carte. Dragilor, sper să vă fie de folos. Scrieți-mi în comentarii dacă v-a fost de folos, dacă v-a plăcut, dacă uh, ați uh, experimentat ceea ce ați învățat din această carte și, bineînțeles, până la următorul filmuleț, să avem cu toții pace în suflet, numai bine!